Bună seara oameni buni, din nou în formula specială cu Damian și cu Ștefan. Azi avem un podcast mai special, comemorăm Revoluția Română. Aveți în fața voastră doi participanți la Revoluție, unul la Timișoara, unul la București și un pasionat de istorie care pe care o să-l și rog să înceapă pe Damian să facem un fir, un fir cronologic al, al Revoluției și după care o să povestesc eu că am început la Timișoara și o să las pe Ștefan la București, dar nu o să fie un monolog la fiecare în parte, ci o să ne întrerupem și discutăm așa cum facem noi de obicei și ca să fie discuția cât mai interesantă. Mă vedeți așa că nu sunt foarte fericit, a rămas cu niște traume pe care vi le mai povestit pe parcursul podcasturilor și vlogurilor când s-a mai dus vorba despre Revoluție. Am fost acolo pe stradă, am văzut o grămadă de orori și încă nu pot să mi le scot din minte, deși aș vrea să mi le scot, nu prea am povestit niciodată despre Revoluție, nici acum nu o să povestesc în foarte multe detalii, dar o să încerc să, să mă controlez, să povestesc cât pot eu de, de, mult. Salut băieți, mă bucur că ați acceptat invitația mea, a fost ideea mea cu Revoluția, normal să vreau să facem un podcast despre Daci. dar să nu ne pentru, mai batem înainte de pentru sărbători. Pentru ianuarie, da, să, ne, cum să, zic, să rămânem prieteni de sărbători, să ne cuprindă spiritul sărbătorilor și să continuăm cu Daci din, din luna ianuarie. Bună seara, eu am, cum ați spus și dumneavoastră, nu am nicio cădere practică și cumva mă simt Deși pasionat de istorie, în subiectele unde există martori în viață, e un pic dificil să încep să vorbești tu că uite, scrie acolo că nu știu cum și scrie acolo că nu știu ce, pentru că fiecare are viziunea lui asupra Revoluției. Eu la Revoluție existam, dar număram numai șase luni de vârstă. Pe certificatul meu scrie Republica Socialistă România, dar nu, nu făceam mare brânză. Păi tu ești născut când? În... 25 iunie 1989 Aha, Radu e născut la Revoluție și are, are pe stampila pe certificat de naștere, FSN, Frontul Sarvării ha, Naționale El deja prinde modelul nou Imediat în ianuarie am intrat pe, geam, pe geamul primăriei de la Timișoara unde se deliberau certificate Că nu mai era alt geam, era de la Revoluție și știu că era o masă prăfuită În care cineva dădea certificat de naștere și punea ștampila cu FSN-ul da, au schimbat foarte repede formele. Eu încă am prins. Eu sunt ultimul model de fabricație socialistă. Comunism nu a fost într-adevăr niciodată. Revoluția din decembrie 1989, din păcate România are o singularitate tristă în spațiu fost comunist, fost de influență sovietică, dintre toate statele aflate din apoi cortinei de fier. Germania de Est, Cehoslovacia, Polonia, Bulgaria și, mă rog, Iugoslavia cu Albania sunt cazuri separate. Singura revoluție sângeroasă de, de la căderea comunismului în urma reformelor decretate de Mihail Gorbaciov, a fost cea din Republica Socialistă România, așa cum era la vremea aceea. Cum spunea revista Time, chiar în 1989 Nicolae Ceaușescu era considerat ultimul stalinist din Europa ultimul comunist de linie dură, pretutinde din celelalte state socialiste fie de bună voie, fie cumva silist de împrejurări, conducătorii comuniști ai epocii înțeleseseră mersul lucrurilor și mai de voie, mai de nevoie se retrăseseră, începând, începând cu voice Jaruzelski în uh, Polonia unde solidaritatea era foarte puternică uh, apoi uh, Hușac în Cehoslovacia, a înțeles destul de bine Ianoş Kadar în Ungaria chiar cu pro probleme de sănătate se retrăsese la începutul anului 1989, Jivkov este nu, Denis. El a și murit în iulie 89. Da, da, da nu dar mai era în Ianoș Ianoș Kadar, Kadar. premierul Ungariei, de atunci. Dar era în funcție când a murit, nu era? Da, era în funcție. Era funcție. Murit în funcție. Eu știu că e retras. Era foarte bolnav și îi lăsaseră titlul, dar el a murit în 6 iulie sau 7 iulie. Te... Și nu era numit altcineva pe postul respectiv. Uh, nu? E un președinte interimar al Ungariei. El și... era regele absolut al Ungariei. Uh, premier Kadar. este Miklós Nemet. Da, după La momentul Revoluției Române. Da, după moartea lui Kada. Dar gândește-te că după Revoluția Ungară din 1956, s-a Kada ia puterea și el este un stăpân absolut al Ungariei. Cum și sunt și aproape până moare, peste tot. Da, un dictator, a fost prieten cu Ceaușescu. Nu prea a fost prieten cu Ceaușescu, aici avem o Fondul cam greu... divergențelor naționaliste. Nu neapărat, că... dar mă rog, nu vreau să intrăm în... Ajungem și acolo. Da. Să Asim... spunem că probabil cel mai conservator al altor de Ceaușescu este Erich Henecker, că este cancelarul Germaniei Democrat dar și el este demis înainte de Revoluția din decembrie. Ceaușescu pare cumva condamnat să nu înțeleagă mersul lucrurilor, mai multe întâlniri cu Gorbachev, unde îi se spune că, uite, noi avem perestroica declanșată în Uniunea Sovietică, glasnostul cu transparență, încercăm să dăm o față umană socialismului. Sunt mulți istorici care înclină să creadă că Gorbachev nu dorea un sfârșit al sistemului socialist, el dorea o reformă. A acestuia Ceaușescu este opac la orice discurs privitor la reformă, uitând totodată și situația în care ținuse cel puțin în ultimul deceniu pe locuitorii, locuitorii propriei țări, în urma unor împrumuturi masive în anii 70 pentru o dezvoltare industrială accelerată, Datoria externă a României se multiplicase de aproape 10 ori, dobânzile impuse de femei ajunseseră la 20% și cu din dorința ă, obstinată la un moment dat de a achita datoria externă, impune un regim foarte strict de consum populației, lucrurile care s-au simțit cu siguranță cel mai ă, greu de către populație au fost privarea de alimente, unele alimente erau cartelate, iar pentru altele trebuia să pornești în veritabile expediții. Au rămas o cultură a cozilor la român cu cozi care țineau mai mult de 24 de ore. Și până cozi la orice, cei din generația ta trebuie să înțeleagă că inclusiv la iaurt să dai câteva ore la coadă, butelii și așa mai departe. Eu fiind la țară și mă trimiteau părinții în, în vacanță la București, unde era sora tatălui meu, mergeam cu vărul meu și ne puneam la coadă de seara până dimineața și stăteam acolo și veneau oamenii cu cărucioare, cu butelii și le puneau unele după, după altele. s, s creat... goale cu lapte la da, da. la rând. S-a creat un întreg folclor de bancuri. Este o colecție a lui Călim Bogdan Ștefănescu cu umorul poporului român în perioada târzie a socialismului și o să mai citez asta seară. Eu nu vreau să inflamez vreun spirit, dar este cu, cu Analeana când se ridică prima oară în elicopter alături de Ceaușescu și întreabă Nicului ce alea... e aia mare albastră? Ai, marea mă! Da, ăia înalții, asa așa maro, ce îi? Ăia e munții, mă. Dar alea de șerpuiește așa pe pământ e la care se întoarce pilotul, nu alea e cozilii. <gângul> da, adică... râdem, glumim, dar a fost foarte trist. Mi-aduc aminte că aveam, apropo de ce spuneai tu, că se dădeau pe cartel, aveam niște cartele de alea care rupeai de acolo câte, de exemplu, zahăr, nu mai știu cât, aveau o familie, cred că vreo 3 kg pe lună sau ceva de genul ăsta, nu mai ți aminte. Da. minte? Era, era și mama era. punea în fiecare toamnă, că aveam pom fructifer, stând la sat, la și cul acolo, aveam pom fructifer și aduna toate bonurile alea, nu, ne, nu, nu foloseam zahăr aproape deloc, ca să poată să pună compoturi și gemuri și ce mai puneau... Și m-a trimis cu bicicleta de la, de la, casa noastră până în capătul străzii unde era magazinul Cu toate bonurile aia, ca să iau zahărul de pe ultimele șase luni sau nu știu de pe cât și erau niște pungi de alea cu un leu, cum ziceam, pungă de plastic, cu un leu de plastic subțină. de alea și am pus zahărul pe ghidonul bicicletei și au intrat zahărul la spițe și a căzut tot zahărul pe jos și a rămas fără gemuri la aur, și compoturi. Spițele în, au rupt. Veritabilă a... tragedie. Îți dai seama, în perioada respectiv. respectivă, da, da, Și așa ca o mențiune vis a -vis de cum se trăia, pe lângă faptul că erau... Uh, Cartelate alimentele, aveai de a face, bineînțeles, și cu alimentele de cea mai proastă speță, adică care și erau o... refuzate la export, care Da, nu și fi când exportate. găseai carne, găseai de cele mai adesea tacâmuri de pui pentru generația nouă, tacâm... Sau ghiare de porc. Tacâmuri de pui sunt tacâmuri picioarele puiului și... ghiarele propriu-zis. Uh, uh, mă rog, erau picioarele și două capete erau pungă cu picioarele și două capete, se numeau frații uși. Da, dacă și... ți a auzit gluma vreodată. Că nu, așa se numeau. Se așa așa au-s nu băgat nu la glume cu frații da, erau niște cântăreți de mozgă populară și la uh, la copitele astea de porc, doar copitele ajungeau în spațiu românesc să exporta porc, întreg să exporta, se numeau uh, Adidas, Adidas, Adidas da, da, de porc, da, Adidas Dar de erau porc. Dar erau literalmente picioarele porcului. Da, da. Uh, găseau da, în an, într o anumită cu... perioadă se găseau din abundență creveți vietnamezi, sună foarte pompos titlul pentru că nu vorbim de creveți de crustacee, ci vorbim erau de Erau care le băgai în ulei se umflau. Da, erau niște da. care se mai dau acum la restaurante de chinezești la început când începi masa, da Studice. Un soi de chipsuri. Chipsuri, da. Chipsuri da, da. care să fierbeau unul. conserve ulei. de carne de șarpe mai erau vietnameze? E, pe astea nu le-am da, documentat. Da. Eu evident că n-am de unde să le știu. Eu provin dintr-o zonă rurală a României unde nu s-a cunoscut penuria asta, pentru că majoritatea se descurcau din eu teren. Eu și acum, după, după, 50 de ani de atunci, de când eram copil mic, asociez, indiferent că mănânc portocale vară sau iarnă, cu Crăciun. În momentul când simt miros de portocale, chiar dacă le mănânc eu și trec pe undeva când desface și o portocală, automat îmi vine Crăciun în minte, pentru că singura dată, din când în când, în fiecare an de Crăciun, când vedeam portocale, era de Crăciun. Că atunci băgau portocale și bunicii mei de aici, de lângă București, părinții tati, meu, cumpărau și trimiteau pachet cu portocale și rar de tot o dată, la 3-4 ani cu banane și trimiteau câte, nu știu, jumătate de kil de banane, 3 banane, 4-5, care, care erau verzi și mama le punea pe dulap să se coacă dar niciodată nu așteptam să se coacă, le învirea în ziare, în ziarul scânteia le învirea ca să se coacă mai le repede, de vers. le mâncam verzi, că nu mai avea răbdare să, să se coacă. Pare uh, halucinant astăzi faptul că în 1981 cred, s-a aprobat un program de alimentație rațională a populației, care era un termen frumos pentru cum faceți foamea. În viitor, exista sloganul nicio masă fără pește, deoarece existau importuri masive de pește oceanic congelat și ăsta era prezent. Mai, și mai pentru des. că România avea cincea flotă de pescuit oceanic din lume. Existau și părți bune, e adevărat, da. economic vorbind. Uh, în loc de cafea, de exemplu, avea un substitut pe bază nechezol. de mai multe cereale măcinate, ca asta practic tu erai un cal pășteai, de-aia îi spuneau nechezol. Aia nu era nicio pagubă cu cafea, dar mă rog. Uh, și încă ceva care trebuie <laughs> foarte bine subliniat, frigul. Frigul cumplit frig. Deci când veneam la să dea. Ștefan o cunoaște și la Ozana, aici în Sălăjan, în fiecare iarnă se încălțau cu flacra de la ragaz, dar din cauza că toți vecinii dădeau drumul la ragaz să se încălzească, presiune. presiunea era foarte, foarte mică și toată lumea dormea în training și cu multe pături pe el, cam așa ani de zile înainte de Revoluție. Foame, frig, cozi, disperarea asta, adică chiar dacă îți un salariu corespunzător aveai 3000 de lei să zic pe vremea aia, n-aveai ce să faci cu ei cumpărai gheare de porc și cumpărai nu știu, chestii care cu uh, doar ca o remarcă pentru tinerii care merg des în mall, nu dăm nume de mall că nu facem reclama, dar dacă ne meriți într-un mall care are cupolă în zona centrală Ăla ar fi trebuit să fie un circ al foamei O mare cantină comună Pentru că l-am dat idealul partidului Era să mergem toți, toți cu la... sufertașul Și să ne cumpărăm, că așa a văzut Ceaușescu în Corea de Nord Și a văzut în China Și nu mai știu pe unde a mai văzut el, pe unde a umblat da. Deci molurile și clasice din București Inclusiv la maga aici la Unirii, care sunteți din zonă Sau ați trecut prin București Este în spatele magazinului Unirii un circ al foamei Era piață la o nu știu ce, ce mai este van acum acolo Parcare, cred că e că. Deci, tata... Mă rog, și Ceaușescu ăsta era visul lui și eram foarte aproape dacă nu venea Revoluția, adică în 2-3-4 ani de zile vrea să oprească de tot uh, mâncarea vândută prin alimentară, cum era atunci alimentara, și toată lumea să meargă să-și ia mâncare cu sufertașul de la circurile astea foamei. 90 cu siguranță și aduc aminte șanterele astea neterminate de la circurile foamei, care ulterior au fost convertite majoritatea. În că, moluri. Cred că a rămas unul. Nu mai știu Primul zi care s-a făcut, e... mol a fost morul de la Vitană, în 1999. Da. Ăla e un circ Și da. găsiți o cupolă în planul central, ăla e un fost circ al foamei. Nu e o viziune arhitectonică originală, vine din partea asta. Al doilea era, așa cum ați spus dumneavoastră, economia la energie și la electricitate. Și la electricitate. Aveai lumină cu program, și aveai căldură cu program, iarăși este un banc caracteristic din perioada comunistă, un băiețel stă pe balcon într-o zi din asta așa de iarnă și vede că trece un cortegiu funerar și aude pe văduvă plângând că te duci acolo unde e fric și întuneric și băiatul fuge de la balcon și în cuie ea la mamă, închide ușa că ne bagă ăștia mort în casă erau bancuri, celebrele bancuri cu bulă care au dominat toată perioada comunistă și au ajutat cumva românii să iasă din drama, din obscuritatea hazul de necaz al românului din, din, al românului, ăsta era un banc cu bulă, că bulă se uită cu, ta, pe, cu tasul pe geam și văd un cortegiu funerar și unde se duce tată ăla, se duce unde-i frig, unde-i urât gă, hai să închidem în geamul că ăsta vine la noi da. și mai era un banc că bulă se duce la, bulă era, a primit și el o garsonieră de la o întreprindere și se du mă rog, povestea acolo, bă, nu știu, ăștia să văitau de frig, zice, deci, bă, eu acasă stau în chiloți, o căldură de nu mai pot, ăștia l-au reclamat la securitate, vine securitatea, descinde peste bulă, bulă într-adevăr în slip stătea în garsoniera lui, bulă, cu ce te încălzești, consum curentul partidului, ai aici ai ceva. N-am domne nimic ca să uit ăștia într-un colț, văd niște haine aglomerate cu plapumă, cu perne, peste ceva. Dau astea toate la o parte, Vă caloriferul. Și bulă, ce? Păi de acolo vine frigul. Da, corect, era mai rece decât, era restul, mai rece camerei. decât da. restul camerei da, da, Trebuie da, să da. înțelegem încă ceva că România după criza petrolului din 1973 celebru, celebru război de șase zile între Israel și Egipt, Iordania și Siria și criza combustibilor și scumpirea lor pentru că până în, până în momentul respectiv, un, un litru de benzină în spațiu românesc costa undeva la 40 de bani, ceva foarte puțin, în condiții în care salariul era de 2000 de lei, crescând ulterior la 3-4 lei. Adică sau, o creștere cam de 5-6-7 ori s-a întâmplat după acel război și toată omenirea a intrat într-o criză energetică. Iar România a fost prima victimă pentru că că resursele sale energetice erau destul de reduse, vorbim de hidrocarburi, de gaz, avem unde, aveam undeva la media și mai puțin exploatat decât exploatăm astăzi. Aveam uh, petrolul, celebru petrol de la Ploiești, care a exploatat încă din primul război mondial și care resursele au, sunt în scădere de la an la an și și atunci puteam să exploatăm foarte puțin. Și cărbunele din Valea Jiului, astea erau trei, uh, trei surse de energie pe care le avea România și care erau insuficiente pentru că România era super industrializată, cu un sistem energofag care consuma foarte mult. Gândiți-vă, ceturile astea, centralele astea din jurul Bucureștiului sunt din vremea lui Gheorghe sunt foarte energofage, un consum fabulos pe lângă în randament, adică cât consum ca să scoți ca, anume calorii A fost o discuție calorii. mai amplă pe fondul lipsei de încălzire din cartierele bucureștene actuală și s-a spus că avem cel mai vast sistem de termo după termoficare. După Moscova. Da, deci Din tot din, din lume, Europei. Din lume. Deci cel mai, cel mai complex și mai vast sistem de termoficare centralizată din lume după Moscova. Deci era București. Pentru că noi am avut o relație. Aici aș vrea să fac o paranteză în ce privește. Trecând peste uh, unicitatea asta. A lui, de care ai pomenit tu, al lui Ceaușescu față de Teodor Jivko, față de Ianoș dar față de Iaruzelski. Nu că, că rămâne... unii au fost fiți și alții au fost nu, demoni. Dar, dar cu totul alta a fost ideea. Noi aparțineam de sfera de influență chinezească. Trebuie să știm că noi, deși făceam parte din tratatul de la Varșovia militar și caer din punct de vedere economic, acum e Uniunea Europeană acum, noi aparțineam de China. Noi aveam atât de relații proaste. Să explicăm pentru cei care ne ascultă pactul de la Varșovia este echivalentul răsăritan al NATO Ci, iar da. Cairo Consiliului de, de ajutor economic reciproc este echivalentul oarecum da, Al Uniunii în altă europene europene da, de astăzi. De între Așa, și vreau să spun că noi aparțineam Chinei, deci noi eram în sfera de influență a Chinei, puțin credibil. Noi aveam o unitate de securitate 0110 care se ocupa de spionii KGB. Deci e incredibil dacă noi eram parteneri, e ca și cum acum ceva s-ar ocupa de spionii NATO în spațiul românesc, deși noi suntem în NATO. Deci România, Republica Socialistă România era în tratatul de la Varsovia cu URSS, cu, 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 cu Polonia cu Bulgaria, cu Ungaria, cu toate țările socialiste, dar noi aveam o unitate de securitate care se ocupa cu vânarea caghebiștilor. De ce? Și vă spun un scurt istoric fără să complicați, să înțelegeți cum, de ce era unic Ceaușescu în spațiu ăsta uh, ex-sovietic, actual ex-sovietic și atunci de influență al Uniunii Sovietice, pentru că după moartea lui Gheorghiu deci care era considerat uh, ucis uh, Iradiat. Uh, iradiat de către ruși, pentru că el a cerut retragerea trupelor sovietice, oprirea uh, uh, plăților uh, de război, despăgubirilor de război care se întindeau pe o perioadă foarte lungă și nimeni nu mai știa, nu mai avea nicio socoteală către Uniunea Sovietică. Uh, el a fost iradiat, așa, cel puțin așa au considerat o și lui, vorbind de uh, Chivu Stoica, de uh, Maurer, de Ceaușescu, de. Voitec, de toți și de la vremea respectivă din 1964 când a murit uh, Gheorghe Gheorghiu Dej. și cine a venit la mormântarea lui Gheorghe, Gheorghe, Gheorghe Dej? a venit Chuen Lai. Chuen Lai era premierul Chinei de la vremea respectivă, era Mao, era conducătorul și președintele, șeful Partidului Comunist Chinez și în la era premier. Și vine la mormântarea lui Gheorghe Deș și le spune tovarășul ăsta, bă, de ce lucrați voi? Nu vedeți ce vă fac ăștia? V-au omorât, vi l-au omorât pe tovarășul vostru de celulă, că este stătuseră în perioada interbelică, închiși în Chișin, aceleași, la Târgu Jiu, la Doftana, la, pe unde mai fusese reînchiși. Haideți la noi, la chinezi. Și Ceaușescu adoptă o politică naționalistă, ajunge la putere, Ceaușescu în 1965, și adoptă o politică naționalistă de tip chinezesc sau nord O regăsim pentru că China a avut două țări cu care a lucrat foarte bine, cu România și cu Corea de Nord. Corea de Nord cu ăsta, Kim Irsen bunicul actualului Kim Jong-un, la grăsuț, ăla care aruncă singurul cu... Singurul gras din țara lui. <laughs> singurul și cu freză aparte din țara lui. Așa și, deci, China a investit în România și în Corea de Nord. Pe același model tehnologia atomică, a industrie chimică, petrochimică, tot ce s-a întâmplat în spațiul românesc, pentru că rușii ne vreau o țară agrară. Rușii n-ar fi investit la este noi. Este un plan uh, valev. 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 A apărut în anii 60, care îndemna România să se concentreze pe exploatările agro-agricole și să, să, să lase la industriale industrial pe așa seama e, or, Uniunii Sovietice. Or, or, comuniștii ăștia și-au dat seama că, fără industrializare, România nu poate să iasă din statutul de țară subdezvoltată, cum era la vremea respectivă, cu agricultură. Cu, care, cu, ca, cu boii care arau și care, mă rog, o agricultură rudimentară. Și noi eram în sarea de influență și, și ideologia lui Ceușesc era naționalistă. Dacă Uniunea Sovietică era internaționalistă cu proletari din toate țările Uniții, vă ia însă și Uniunea Sovietică fiind un conglomerat din punct de vedere constituțional la 161 de națiuni și limbi, cu chirchizi, cu letoni, cu estoni, cu uh, georgieni, cu armeni, cu moldoveni, cu eu știu, ce, uh, România adoptase ideea naționalistă de aici cu domnitorii, cu dacii, cu. Uh, da, e cumva o contradicție ca un regim care se vrea de extremă stânga să adopte o retorică de da, extremă pentru că, dreapta. Pentru că însuși Mao, în momentul în care a făcut Uniunea a Triburilor Chineze după ce la după ce l-a gonit pe Chiang kai -shek 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 în formoză actualul Taiwan, care era reprezentantul Occidentului și a făcut China, a făcut-o naționalistă și a tot așa a venit cu ideologia asta a foștilor împărați, a invențiilor mari chinezești, cu cerneala, cu praful de pușcă, cu... Există retorică asta și România vis-a-vis -vis de convertirea unor foști legionari în comuniști? A spus-o păstorilor Teodoreanu, Capitane, nu fi trist, garda merge înainte pe un partidul comunist? Sau asta și este... Pentru că... un bag celebru cu lăutarul care uh, chemat să cânte după ce au venit tovare și la putere, vine acasă la nevastă și cum a fost? Păi M-au că certat. Păi de ce te-au certat? Păi eu că am cântat și la liberali. Păi și tu le ai zis mă că nu? N-am zis. Și mi-au zis că am cântat și la țărăniști. Păi și tu le ai zis că nu? N-am zis. Și mi-au zis că au cântat și la, la legionari. Păi și n-ai putut mă să minți? Păi n-am putut să minți că, să minți, că tot ei erau. <laughs> da, să știi. Erau, erau trasei pe vremea deci, încă o dată, România mergea din 1964 de la moartea lui Gheorghiu, deci se apropie foarte mult de China. Noi am fost un satelit uh, Occidental pentru China și cu o, o celulă chinezească în spațiul românesc. Asta e mai puțin cunoscut, vă spun. Eu am studiat foarte mult fenomenul și m-am gândit întotdeauna. De aici și contradicția. Uh, uh, intenția lui, uh, uh, lui Brejnev de a intra în, în România, în Republica Socialistă România, în 1968, tot pe ideea asta a fost că băt ce facă ăștia. De asta a fost pentru, pentru Ceoslovacia, pentru Praga, pentru Revoluția din Praga din 1968. Deci România a fost un dizident al spațiului și din motivul ăsta și America și Occidentul ne-au dat foarte mult credit, pentru că încuraja orice incluziune care să opunea sistemului comandat de Moscova. Deci din motivul ăsta vine la noi Ford, Nixon. Uh, din punct de vedere american, asta se traduce prin clauza națiunii celei mai favorizate. Exact pe care o primim până în anii 80 în anii 80 ne detașăm de SUA retorica oficială fiind ceea ce era real în România nerespectarea drepturilor omului pentru că sunt din ce în ce mai multe persoane supuse uh... asta a fost din totdeauna în spațiul românesc să le, le, le murim după Helsinki după acordul de la Helsinki chiar România nu a mai avut deținuți politici decât foarte puțin gen ursul sau câțiva, câteva cazuri izolate, dar uh, America rupe relațiile cu România din simpatie pentru Uniunea Sovietică, pentru că e deja după, după moartea lui lui Brejnev, vin Andropov și Cernenco și vor ajunge în 1985, 85, 80, primăvara lui 1985, ajunge Mihail Gorbaciov și atunci America încearcă să comunice, să-i facă tot felul de concesii lui Gorbaciov, inclusiv uh, excluzând China și România din uh, simpatiile sale. Până, gândiți-vă, nimeni nu știe de unde are, de unde au chinezii bomba atomică sau de unde avem noi centrala de la Cernavodă, cine ne-a dat-o nouă, Dom zice, domnule, tehnologie Candu nu este sovietică, nu se potrivește cu cea de la Cernobâl sau de la Zaporoje sau din altă parte. Păi de ce? Pentru că ne-a fost dată tot prin simpatie și relația noastră chino-americană, care a fost, era foarte solidă în vremea respectivă, dar nu să deviem mult, nu de, deviem foarte de mult, am vrut să, și... să se înțeleagă de ce a început revoluția. Pentru că Ceaușescu... păi a început revoluția din cauza că eram înfometați, nu aveam curent, n -aveam nu aveam căldură, erau niște consecințe. era penurie de carburanți. P de... Nu mai contează, la, da, da, Să stătea la coadă pentru carburant și se circula pe numere pare și impare. Și nu se dădeau decât 20 de litri de benzină, mi-aduc aminte. Uh, și mașina dacă vrei să-ți cumperi trebuia să ai niște pile pe la partid sau să fii bine văzut ca să-ți dea aprobare și dura cam 2 ani de zile costa cam 70 no, de mii 5 de lei ani dura. sau 5 ani deci, deci ca să, să puneai banii la cec. 5 ani ca să o primești gratis stăteai 5 ani plătind-o plătind da, cu da, banii da. în cec dea un cec de 70, 70 de, mii de mii de lei cu care când îți venea rândul la Dacia te și o luai de la Dacia Pitești de la Colibaș și dacă, să zicem, principiul vechi roman este pâine și circ, paneme cinceste, de, deci cu pâinea prost. Și partea proastă, că și cu circu stăteam prost. Aveam cântarea României, erau imensele Să fim spectacole ce uh, ceaușiste care. Cenacru, Flacăra, au existat debușeuri, dar și Flacăra este cenzurată în ultimii ani. În ultimii da, nu ultimii am pentru că Ceaușescu s-a temut că Adrian Băunescu îl depășește ca popularitate, ceea ce era adevărat. adevărat pentru că, pentru un motiv sau altul, ceva. existau două ore de program la televiziunea națională, care era singurul post, greu de imaginat pentru generația nouă. Din care cel puțin o oră era doar despre Ceaușescu, despre realizările comunismului. Despre... Ori vorbea tovarășul, ori se vorbea despre, despre tovarăș. tovarăș. Și împărțeau un film, deci era un film de lungmetraj, nu orice fel de film, trebuia să fie un film care să nu arate bunăstarea Occidentului, adică gen filme cu John Wayne, cu cowboy, cu indieni, cu chestii de genul ăsta să dădeau mai era sau Italia de după război de, Italia sau, după război cu, sau, istorice, sau Marco așa, Polo. dar ce vreau să spun că nu dădea tot filmul adică filmul un film are o oră jumate și atunci nu avea cum să încadreze în programul ăla de jumate de oră sau 40 de minute din care mai rămânea și atunci îl împărțea în 5 6 7 episoade un film de o oră jumate și dacă o singură săptămână ai fost plecat sau n-ai văzut nu mai înțelegeai nimic din ce s-a întâmplat cu, cu filmul respectiv Bancul ăsta e legat de China dar e tot așa valabil se anunță în China la un moment dat cândată să crea canal 2 de televiziune. Mă începe emisia mâine seara de la ora 18, toți chinezii acasă dau. La ora 18 mută pe canalul 2, apar un crani. De ce ai schimbat canalul? Nu-ți place ce dă partidul? Asta fac o scurtă paranteză. Mao, ca să-i prindă pe cei care se opuneau partidului, a lansat după Revoluția Culturală în 1956, după moartea lui după moartea lui Stalin a lansat în China o, o revoluție, lăsați o stă de flori să înflorească după numele unui poem chinez, și o sută mă rog, de școli filozofice. Să se să se dezvolte. Cine vrea să spună ceva despre partid, vă rog, spuneți. Și au stat aici, au stat câteva săptămâni la urmă, Domnule, aș vrea ca să asfalta strada mea, ceva chestii mărunte, mărunte foarte așa, mărunte. Da. Și peste șase luni m-au azis toți cei care au zis ceva la, ca, la canalele lor, la uh, gulagurile lor, că aveau și ei lagăre de Bun. muncă uh, și au restat pe toți. Vis-a-vis -vis de ce ai spus tu cu faptul că în ultima perioadă a regimului relativ violențele față de proprii cetățeni scăzuseră în scăzuseră. intensitate. Bine, asta nu înseamnă că era bine, adică faptul că nu, nu mai îi băteau în rând, că nu îi mai trimiteau la canal sau că nu mai existau fenomene de masă. Erau metode coercitive mai discrete, te dădeau afară de la serviciu, te mutau în da De la canal tot te trimiteau și la casa lui Ceaușescu tot, adică erau rezerviști ăștia, noi am făcut armata și eu și Ștefan și după ce terminai armata, erai obligat, nu știu, șase luni, Ștefan? Nu, eu că... am fost în timpul armatei. Nu știu, dar, dacă ai fi terminat armata, știu uh, că dacă te erai de meserie, de zile. dacă erai meseriaș. Meseria, zidar, zugrav, uh. instalator, nu știu ce, șase luni lucrai gratis, fără bani, pentru stat. Uh, nu, va... erau plătiți, aveau o rog, o nu plată, cât da. erau plătiți acasă cu um, salar. Tremiși mă rog. la munci agricole. Că și trimiteau se... la canal unde au murit sute mii de oameni. Că apropo de bancurile voastre, era un banc, uh, era un, un militar în termen care, uh, cum a zis Ștefan, că a fost și el la, la canal și după aia la casa, la, erau niște unități de astea de uh, copii cu probleme, să zic, și care nu i puneau în unități de artilere, de infanterie, nu știu ce, îi trimiteau la munci, cu cum a fost diribau. Și Ștefan, la diribau. Copil de dezident l-au trimis la diribau, la canal și după aia la casa lui Ceaușescu și scrie unul, dar nu putea să scrie la măsa, era rău că toate scrisorile care le trimitea din armată le citea ce istu, unității, nu puteai să scrii tu scrisoare Oficialul să... de contrainformații. Informații contra și atunci ca să nu cumva să se prindă cineva de ceva și să scrie codificat, a scris mamă am ajuns la canal, e așa de bine că mai bine mă dădeai de mic <laughs> da, Existau într-adevăr lucrurile astea. Era gluma că asta ce sunt țăranii, ță, ce sunt militarii, pardon. S militarii sunt aia la care să uită țăranii când vin să culeagă recolta. Că, că erau vă mai și spun la un secret. Deci, și... armata rom, sistemul ceaușii și în general comunist se baza foarte mult pe sclavie. Deci, era o altă formă de sclavie Mâncă în care, patriotică. în care reținut ținut fie cu ideologii, motivat ideologic că facem pentru partii, cum era Bumbej Livezen sau Canalul Dunărea Marea Neagră sau Îndiguirea Dunării sau eu ce alte obiective, sau prin, prin armată sau prin muncă forțată, dacă ți se dădea condamnare de câțiva ani de muncă forțată, în care te duceau pe diverse șantiere unde munceai gratis. Deci, din punctul ăsta de vedere, comunismul era mult mai eficient decât capitalismul, pentru că în discurs... Te la execuția rapidă a unor mari lucrări. Execuție și costurile reduse, foarte reduse. În schimb, erau costuri umane. Astea contau foarte puțin în perioada respectivă După cum știi Ceaușescu a introdus Sistemul ăsta cu anti-avort Dar interzis avortul Și asta a fost știi cu perioada decrețeilor. S-a dat o lege la un moment Dar cred că chiar în, uh, imediat după venirea La putere după 65, Ceaușescu, da. care... Nu numai avortul și cezariana, O să vă povestesc cum mai târziu cum s-a născut În 1967 a da, dat, Inclusiv, inclusiv cezariana, Că dacă făceai cezariana nu, nu puteai să Ai mai mult de două nașteri exact. Era Pericol. Da, și dacă nu avei copii, veneau să te verifice milițienii că ce se întâmplă cu viața ta intimă, de ce nu rezultă copii. Și aveai un impozit. Deci celibatarii aveau un impozit că n-ai făcut copil. Deci în vreau să că exista un impozit pentru pe celibat. Aici dacă vreți îl tăiați la montajul știam pe asta cu Ion Căciulă, care săracul era impotent. Și pentru că asta nu-l lua nimeni și face o scrisoare către partid subsemnatul Ion Căciulă, om al muncii fără de ce să plătești tribut dacă eu nu pot să da. Okay. Revine răspunsul de la partid. Tovară și eu căciulă om al muncii, fără cât ai degete și limbă, legea țării nu se schimbă. <laughs> da, deci noi erau, erau niște legi aberante gândiți-vă că Ceaușescu, două Constituție în 1966 care era extrem de generoasă, cu drepturi de a călători, de a te exprima de a, de a te asocia de a face orice, dar practic n-aveai nimic din toate lucrurile alea toate libertățile adică nu respectau Constituția nu respect, cum ar veni n, era, nu? n avea nicio valoare, ca și în zilele noastre cumva, pentru că și la noi sunt încălcate niște drepturi deci, mă rog, Constituția e o, un No. Acum, eu din câte am putut să citesc, nu e chiar ca zilele noastre, că în zilele noastre, de bine, de rău, încă poți să spui ce da, crezi. Da, da, eu am zis că nu, nu respectă litera Constituției, vreau să spun. Că... În momentul ăla, probabil că unul dintre lucrurile resimțite cele mai pregnant cel puțin de oamenii care nu erau de acord cu regimul, era cenzura impusă la toate nivelurile. În momentul în care aveai ceva în contra partidului, ți se întâmpla ceva foarte repede. Pornind de la cum ai spus tu, necazuri la locul de muncă, la. Aveau informatori peste tot, adică ne era frică, vorbeam doar în șoaptă și nu știai dacă cel cu care vorbeai sau spui un banc nu este un informator și a doua zi te ia... au, au fost situații în care te... au fost oameni luați de securitate de pe stradă și n-am mai știut familia de ei nimic, niciodată. Adică... Asta e ruleta românească la da. rușie cu aia cu o singur glonț pe, pe revolver, de la... la român să strâng cinci, spun, bancuri politice unui turnător, dar nu știu care. Exact. Nu, de fapt erau toți. Culmea e că ei să cereau. Deci românul era atât de doritor de a-și turna de -a -a în gât o, vecinii. O, vecinul, că ei să cereau să fie turnată. Erau și unii mai importanți care erau șantajeați, e că erau îi descoperea securitatea că furau de la locul de muncă, că erau homosexual sau știu ce, și șantaja sau că aveai o amantă sau o chestiune de, de asta sensibilă cu care puteai... Cercetătorii CNSA s-au recunoscut că până astăzi, oricum arhiva fiind descompletată în zilele Revoluției, că s-au distrus documentele Foarte multe documente s-au distrus. Da, Dar cele existente ei spun că abia au început să le cerceteze, că un asemenea volum de informații s-a strâns. Existau atâta manie da, cunoaște de desupturile fiecăruia. Și intimitățile fiecăruia. om. Da. Și câte țigări fumai te notau și ce fel de cum saluți și cum te mergi pe stradă și cum, chestiuni de și o problema, complexitate. Și a fost că a, a născut a, la un moment dat chiar ură între oameni pentru nu, pe a născut să știau... o societate Sticăloasă, da. răutăcioasă, ura asta reciprocă, to în contra creștinismului nostru tradițional. Mi era interzis să mergem la biserică. Bunicul meu era cântăresc la biserică, părinții erau profesori în sat și mi-interziceau să merg cu bunicul meu care mă, vrea să mă ducă și pe mine cu el la biserică, pentru că ei spuneau copilor puși de partid să nu meargă la biserică. Și nu puteam eu să Mama dau un exemplu mea negativ că bunicul ei, străbunicul meu, cheabur fiind. Cheaburii erau, explic tot așa pentru cei care ne ascultă nu, 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 Intermediarii Mici... erau ță, Micii proprietari agricoli, țăranii cu stare Ăia mai răsăriți, nu chiar boieri. Mm -hmm. Care aveau oarece Mai mulți boi, mai multe grajduri Ei Erau dintre mai categoriile multe... indezirabile Pentru că în momentul în care au venit comuniștii la putere Dar asta este cu mult înainte de revoluție Boierii Burghezii prin burghezia se înțelege mici întreprinzători, mici comercianți, industriașii, da. cheaburii, proprietari agricoli mai răsăriți, oricine a treabă cu vreun partid politic dinainte de perioada comunistă, și bineînțeles, oricine a să treabă cu vreun regim, și din punct de vedere administrativ, toți aceștia, plus intelectualitatea au devenit persoana non grata, persoana indezirabilă care trebuia să dispară. Pe străbunicul au scos în șuturi din biserică pentru că el a refuzat să lucreze duminica. El s-a spus treci la muncă duminica că trebuie să facem producția, n-a vrut Când să era merge. campania agricolă, da, L-au scos, l-au zvântat în bătaie și l-au lăsat în șanț. Și se țineau de regulă adunări la Căminul Cultural, se făceau serbări de Paște, de Crăciun, ca să nu... Tot timpul se făceau evenimente, până, până înainte de Revoluție. Adică eu am fost elev la liceu și tot timpul aveam discotecă făcută noaptea de Paști, noaptea de înviere, făcea liceu discotecă și cânta cineva, ducea cântăreți, formație. Să, să, vă spun, în armată, eu am făcut armata, când am fost la Casa Poporului, am lucrat șase, la Palatul Parlamentului, am lucrat șase luni ca militar în termen, ne-au dat de Paște o albe fierte de Paște. Adică cumva respectau, bă, uite, ouăle de Paște, dar nu mai sunt roșii sunt albele, mâncați așa cumva, să rupă, adică au vrut gradual să renunț la religie, n-au făcut-o brutal, n-au făcut-o ca în timpul Revoluției Ruse, când, când au da, dărmat, Când au biserici, adică Ceaușescu a mai mutat și a mai dărmat câteva biserici, putem considera, dacă suntem obiectivi, că au, făcut-o din considerente de sistematizare și arhitecturale. S-au dărmat în locul centrului militar, a fost o mănăstire sărindar, care, care n-a dărmat-o Ceaușescu, între noi fie vorba. Deci au, au existat. Da. întotdeauna s-au dărmat biserici pentru sistematizare. E mult spus că întotdeauna și niciodată sistemic. În cazul lui Ceaușescu, ceea ce s-a observat făcut ca manieră, nu o spune eu, o spune Gheorghe Leahu trebuia ca cine vine în București pe marile bulevarde să vadă realitatea socialistă. De-aia da, alea care cum, nu sunt demolate da. acum, sunt ecranate pur și simplu, sunt învelite în blocuri. Dacă nu știi că e acolo, n-ai de unde să-ți dai cum seama. Cum e și asta aici, de lângă pentru noi, spre că, Unii, în spate aici? Da, da, pentru că betonul în sine era o realizare comunistă. Ei considerau că Modelul ăsta brutalist de construcție din beton, totul trebuie să din beton, e ceva durabil, ceva care înlocuiește chirpiciu și casele de lemn vechi care vor ex exista. Rogres, nu, nu, dar asta, asta discursul Hrușciov a ținut după căderea lui Stalin, a, a ținut un discurs în uh, Congresul Sovietelor în care a, de trei ore, în care a explicat esența, uh, mă rog, făcut discursul respectiv de niște specialiști sovietici, esența betonului și importanța betonului tot ce se făcea era din beton, baraje da, de beton, beton. să fie blocuri un stil, un de stil beton. modern, da? de, mul de multor știu, de... arhitectura blocurilor este numită arhitectura comunistă, ceea ce e un nonsens. Comuniștii uh. nu au creat un stil arhitectonic, ei au, au adoptat stilul modernist, stilul cât mai simplu cu unghiuri drepte, ușor de construit. Și, și foarte eficient până la urmă, și foarte da, redus, nu spune. Pentru că până la urmă spațiul în care locuia era locul de dormit, ca, exact Aia, ca o camera nu nea, unui nu ne -a sclav, știi? confortabil, Nu neapărat confortabil. Nu vorbim asta, îmi spunea, mă uitam în Anglia, de exemplu au foarte puține au construit leibari socialiștii, în special după cel de-al doilea război mondial au construit câteva blocuri, dar ele sunt foarte rare în spațiu britanic, pentru că acolo se punea accentul pe companiile de care dezvoltau complex, sisteme imobiliare. Uh, când deau omul trebuie să aibă și o grădină unde să stea în weekend, să se să relaxeze, să-și facă un grătar să-și pună un hamac, uh, o căsuța lui, o intimitate. Păcând aici, erai în niște. Uh, ca, cutii, de cutii de chibrit aveai, aveai vecini peste tot care te urmăreau și ăsta era modelul sovietic, pentru că în, în Uniunea Sovietică era așa numit un șef care era națealnicul de scară națealnicul de etaj, de palier deci eu dacă noi trei eram vecini pe palier, eu n-am voie să mă duc la tine la ușă sau la, la Sorin, la, la vecin trebuia să, să mă duc la națealnic știam cine e și să-l rog să ia legătura cu tine, doar cu putea face conexiunea între noi, deci o, o ca să of, nu conspirăm și ca, cumva. și ca să aibă controlul, să vadă ce vorbim noi pentru că el de regulă asista sau întreba dar ce vrei tu să i spui lui sorin de, de, de trebuie să te duci la el, dar și ca să nu te lase să vorbești direct sau să găsim elemente comune să conspirăm cum spui tu împotriva partidului. Deci era o chestiune lucrul foarte lucrul ăsta e mai aproape de revoluție, pentru că în anii 80 se produc marile demolări, se pare că Nicolae Ceaușescu a fost foarte încântat de ce a văzut în momentul când a vizitat Pyongyang, capitala Coreei de Nord. Uh, cumva Fenian, cum îi spuneam mai aici. mult sau mai puțin uh, intenționat sărind peste faptul că era o capitală remodelată după un război după distrugerile provocate de războiul Coreei la București se produc, aici nu există nicio exagerare sunt cele mai mari distrugere ale unui oraș pe timp de pace aproape o treime din fondul de clădiri istorice ale Bucureștiului sunt rase de multe, ori, cartier întreg, de multe ori... întreg, De multe degeaba, un caz clasic este exact vis, vis de noi, pe Bulevardul Brătianu, frontul dinspre Brătianu, aceea ce este astăzi centru vechi, Blocurile care ecranează Hanului Manuc, acolo se găseau niște case de tip burghezi, era un număr de 12. Cei de la Institutul Proiect București, principalul Institut de Arhitectură al epocii, le restauraseră pe fiecare ca să reproducă exact spiritul epocii în care au fost reconstruite. Era unul dintre cele mai cunoscute magazine de muzică, magazinul Doremi, partea laterală, în 87, mi se pare, într-o noapte, în urma unei treceri a dictaturii, jos cu astea proaspăt restaurate au fost demolate de data asta fără, nici măcar cu un raționament constructiv, adică nici măcar să zici că trebuia degaja frontul, s-au ridicat, ridicat niște blocuri peste mai, mai era un banc ceaușescu la un moment dat, intră o muscă în mașină și deschide geamul și începe să facă cu mâna să iasă muscă și a doua zi pe același traseu mergând vede că se demolau casele ce, păi ce faceți? De ce ați dărmat aici? Păi am văzut ieri că făceați cu mâna așa și ne-am gândit că să dărmăm. Vreau să spun ceva foarte interesant. Eu lucrând la Casa Poporului și la Palatul Parlamentului, fiind un analist, eram și atunci, adică un om foarte curios, care nu las lucrurile să treacă pe lângă mine, lui Ceaușescu îi făceau machetă în mărime naturală. Și ce înseamnă asta? Intra în Casa Poporului, în actorul Palat al Parlamentului și vedea, îi făceau ăștia zidurile, zideau și el zicea, nu-mi place aici, vreau cameră mai mare. Și ne apucam și dărmam noi eu, eu eram cu o, o grupă de 12 militari, eram caporal și spărgeam cu picamerele tot ce zicea ce aușesc că trebuie dărmat. Și a, peste încă o săptămână, el venea cam săptămânal, îi zicea un altă formă cum vroia el. Deci, foarte multe elemente sau uh, structuri din interiorul de, nu de rezistență, vorbesc de zidăriile decorații să decora, zicem. nu decorații, zidăriile de, despărțitoare între marile camere uh, sunt uh, refăcute de mai multe ori, chiar ca să, ca să putem să ne odihnim, pentru că trebuia să spargem tot timpul cu niște picamere din astea uriașe legam clapeta la picamere cu o sârmă și îl înfigeam în beton și lăsam să meargă de nebun acolo și noi în timpul ăsta mâncam ceva pentru că șefii securiști Auzi, au auzeau pe cameră și astea lucrează, dar aici nu mai intrăm, că era un zgomot infernal. De atunci am și probleme, zic eu, cu... cu cu capul, cu, nu, cu urechile N-aud foarte bine din cauza zgomotului, că erau sute de decibele acolo în încăperea respectivă. Gândește-te o încăpere închisă cu 5 sau 6 picamere, picamere la maxim uh, turate, că trebuia să spargem repede, fie șape, fie pereți, fie... Pentru cei din perioada aia nu spunem nicio noutate, dar pentru tinerii care se strâng astăzi în piața Constituției cu mașini sau fără, denotat faptul că de la Casa Poporului a Palat al Parlamentului până în Piața Alba Iulia, bulevardul care s-ar fi numit Victoria Socialismului s-a uh, și numit trebuia gândit principal la citadela a regimului în blocurile alea nu stătea oricine, blocurile care flanchează bulevardul, erau, erau pentru demnitarii comuniști, nomenclatoriștii, securiștii cei care aveau funcții înalte în aparatul de partid, era gândită exact drept citadela conducătorului Acolo era trebuia să fie centru de putere, denota faptul că ce au a apucat vreodată să stea, propriu-zis, în casa poporului. Și nici nu a fost și terminat. Și un demnitar comunist să se mute în locurile. Acolo s-au mai mutat. Eu am cumpărat de la cineva care cumpărase de la un șofer. De la... Acolo s-au mai, da, mai, mai mutat. Mai prinsese da, și da, după. Da. Dar în zona aia au căzut sub târnăcoape cartiere întregi. Da, da, hai, să, hai să păstrăm un adevăr istoric Erau jalnice cartierile astea De deci ce le cunosc Știu, ca am eu sunt bucureștean Am avut-o și cu domnul Oprișan Faptul că sunt jalnice înseamnă că trebuie să le renovezi nu să le dai jos, că nu suntem la țară, Dar deci, a, s-a stricat, spun că erau, dau jos și Erau... Au fost oameni scoși din casă, din vilă, din curte, în cartierul Uranus, sunt de acum casa poporului și sunt oameni care s-au sinucis, cum e deci, dirijorul ăla. Nu mai eu, știu, eu și... spun că sunt, în afară de câteva conace boierești, care erau într-adevăr mai de Doamne ajută, în rest erau jalnice, deci erau... Zona Uranus este, cu capul este de... fotodocumentată, era o bișterie arhitectonică. Erau în alte orașe europene ar fi arătat cele jalnic dacă nu-și renovau clădirile din secolul XIX, pe care le-am au păstrat în, Houseman în în Paris sau New York cu Hyde Park-ul care a fost demolat. Hyde Park a fost o zonă locuită Nu Hyde Park, zice Central Park în New York în Manhattan. Sunt da? anumite Deci, au, de... sau deci când faci o Bine, nu poți să compari că America nu e istorică, Europa e istorică, știi, Bine, vorbim, fost... vorbim de Paris, ok, Parisul. Parisul Hausman, da? El uh, re, re, nu, remodelează Parisul. Nu te duce Parisu. la Haussmann la Champs-Élysées, du-te la Montmartre, du-te la foburgurile Parisului care și au farme cu lor, nefiind opulente. Nu, nu. nu neapărat asta trebuie conservat. Eu aici spun și am trăit în perioada respectivă ca bucureștian, cred că sunt legitim să spun lucrul ăsta, că 90% din cea a demolat Ceaușescu erau niște... Bun, niște... spune care au fost coși din case cu copii de noaptea eu cunosc și mutați într-o garsonieră -au fost, sau într-un apartament. Ei să cereau să se mute. Sau unde e logica demolării Spitalului Brâncovenesc? monument în sine de arhitectură. Era o, era o speluncă, Spitalul Bolcu Ajunsese Brâncă. o speluncă din lipsa de grijă tocmai a autorităților față de el, că la fusese gândit ca o clădire care se auto-întrețină dacă ar fi avut proprietățile lăsate. Deci nu se compară Brâncovenescu cu Colțea. Deci gândește-te că Brâncovenescu ba, e făcut în secolul XIX. Arhitectonic vorbind se compară. În afară de niște stocaturi și niște... Forma actuală a Colței e mai nouă decât spitalul Brâncovenesc. Ca vechime, Brâncovenesc era peste și dacă te uiți în imagini, nu trebuie să fii de profesie arhitect să vezi că la era o bijuterie arhitectonică. Lăsând la o parte că era un spital funcțional, care avea personal și avea un anumit trip de funcționare. Până și IML-ul, fostul Institut Minaminovici, mutat acum la Vitam Bârzești, era, alt, era altă bijuterie arhitectonică, este în zona unde este în prezent Biblioteca Națională nemai vorbind de toată moștenirea culturală a cartierului evresc care astăzi aproape că nu mai există. Eu acolo m-am născut. Zona Văcărești, e o zonă demolată aproape integral. Și deci, nu vorbești doar crede -mă de. credem că știu, arhitect, de, de deci, trecăm peste mituri și mituri ideatice sau idilice care sunt false și care au făcut parte dintr-o propagandă care a, a dorit să-l dărâme pe Ceaușescu. În, asta a fost partea bună A, a inventărilor e, Ce s-a dărmat Nu merita să stea în picioare Deci credem, mai erau dezastru Mă rog, din tot că sunt păreri a, da, a trecut suntem... deja o oră și noi am venit să discutăm despre evoluție N-am vorbit nici o ba nu, așa? Totul este de Am, am creat uh, cadrul cauzele. general Dar mai sensibil devenise în ultimii ani Marele proiect de sistematizare a satelor se gândea o regândire a tuturor vetre, se pregătea o regândire a tuturor vetrelor de sat de comune în zona rurală, în care urmau să fie scoase multe sate din vatra lor tradițională și puse în niște clădiri noi. De asta prin multe sate românești poți să mai vezi astăzi prin centru un bloc, două. Un bloc și vedeva... de post, a, a, doctorul a, a, a... comunei. A... Nu, Otopeni, Comuna Otopeni, fosta Comuna Otopeni, actuala oraș Otopeni. Da, e un Vezi niște blocuri pe dreapta când mergi. Dar că se... blocurile care au făcut până după Revoluție nu aveau wc da. și mergeau lumea în curte. Deci pe se azi... de la bloc și aveau wc în curte. Da, Bine, Are de la Otopen, acolo. O, o gândește că Versailles așa s-a făcut fără toalete. Palatul Versailles din în... Și de secolul 7. Exact, și da. exact. Deci, noi o mie. vorbim de 1000, adică comparăm. Nu, dar mai exista un retard Noi, noi din... vorbim de mă, măsurile care. Eu au nu sunt au... un apărător, eu cred că sunt ultimul care pot să apăr regimul comis. Dar haideți să păstrăm un echilibru ce a fost rău și ce a fost deci, bun. La, adică la, erau capitol, niște... la capitolul clădiri este vorba nu numai de partea sentimentală a omului care a stat acolo, și dincolo și de valoarea istorică a anumitor monumente, ce astăzi este practica chiriașilor cu rol de termite. băgați în casele alea respective da, da, care le-au distrus la iale, la ecral. Da, care... casele de foști burghezi, foști boieri, foști intelectuali, gândite în perioada antebelică, interbelică, în art deco, în art nouveau, bijuterii arhitectonice, multele dintre ele ori au căzut, ori stau să cadă astăzi, pentru că li s-au băgat niște oameni aleși pe sprânceană dintre aceia care nu înțelegeau nimic din valoarea casei puși pe distrugere. Aici e o crimă clară: se încearcă pur și simplu să se șteargă memoria vizuală a trecutului. Asta să știi că fiecare epocă, și faraonii egipteni care au venit, au dărmat sau au distrus ce construiseră faraonii, piramidele, nu le-au dărmat, că nu erau muncă la fel nu de Chiar, una e să ștergi un nume pe un cartuș. Alta e să toată Da. Ensemble. Ok, de să trecem vorba lui Sorin Să ajungem la revoluție Deci vorbim Cam de un complex sunt foarte, uh, cauzele interne. foarte Foarte greu de înțeles în zilele noastre Pentru că atunci erau cu totul alte valori în primul rând gândiți-vă cu banii, banii ce au și nu prea aveai ce să cumperi, cum spunea Damian și cum spunea Sorin. Deci în magazine nu găseai nimic. Securitatea de multe ori ca, să, ca lumea să scoată banii de la saltea, pentru că aveau salarii, dar nu aveau ce să cumpere cu banii, anunțau că se face stabilizare. Este celebră, sunt celebre zvonurile astea cu stabilizare, se face stabilizare. Ce înseamnă stabilizare? Că să schimbă banii și cu banii vechi nu mai ai ce să faci. Și atunci lumea ieșea și cumpăra pantofi, stâlciați, perdele îngălbenite uh, orice găsea în magazină să vindea imediat, uh, chiar dacă n-aveai ce să așcăl decât să rămâi cu banii la saltea suluri de, materiale. suluri de materiale găurite de moli și așa mai departe le cumpărai că bă ce să fac cu banii probabil că mulți știi? și de vârsta mea au găsit prin podul bunicilor fel de fel de lucruri cu care te întrebai e... bă, ce Dumnezeu făceai cu alea plus că era și legea 18 vestita legea 18 cu A... veniturile ilicitului, ilicitului legea că dacă, legea Da, da, da veniturile dacă nu puteți... Ne, nu neapărat declarate, ne, nejustificabile sau a... nejustificate sau... Și mă rog, în scas, avea și un, o componentă, o, regimul comunist avea și o componentă propagandistică, secretul lui Bacchus, venea tocmai pe linia asta, cum l-au găsit pe Bacchus cu luxul ăsta, cu colivii, care, care a fost un caz cei real. Care urmăresc, este vorba de Gheorghe Ștefănescu, un om care a devenit un caz, dat exemplu, un om care falsifica vin. Folosea vin ce, făcut din pastile. Este să... un film foarte bun. Așa, și acumulase o mare avere cu la un moment dat Este, rolul dacă principal. nu mă înșel, ultimul om condamnat la moarte în da, de regimul, regimul comunist. Da, da. Așa este. Și, tot în perioada comunistă, se toarnă acest film Secretul lui Bacchus, care caută să uh, pună la zidul infamiei cumva. Tot și Să vă, fie -ți -ți... un exemplu și mă rog, aici fac o paranteză 80% din vinurile din zilele noastre să fac după rețeta lui Bacus, Bacu, da, cu pastile păi dacă nu ți iese cât costă kilogramul de struguri să iasă vinul pe prețul sticlei și nu prea e complicat și sticla de vin la supermarket Merge la 20 de grade în vitrină și n-are nimic nici în precipitat, e clar că e falsă târgul de Crăciun și beți un vin fier care n-a văzut struguri în viața lui, făcut efectiv A, de pastile, iar la vinul fier, nu spunem mi-a spus un cunoscător, dragă poșirca pe care nu putem bea în starei naturale o fierbem, fierbem, băgăm niște zahăr și niște mirodini și e perfect. Ți-o dăm ție că la preț de 12 lei cana, ca vin fiert. Deci asta era spaima celor care aveau bani de ăștia la Saltea, cu legea, legea 18, venitul nejustificat, era și un banc, totul era al Ceaușescu, vine legea 18 în pădure și ursul o ia la fugă și întreabă nevasta ursului, dar noi de ce fugim? Păi eu sunt cu blană, tu ești cu blană, copiii cu blană și noi nu avem niciun venit. O ia și barză la fugă și zice, bă, dar noi de ce fugim? Păi zice, eu sunt pe picior mare, tu ești pe picior mare, copiii pe picior mare, nu avem niciun venit. Când vede mai mulți cu iau toate animalele, fuge și așa. Și la un moment dat zice, bă, dar opriți-vă. Păi de ce? Păi zice, eu sunt curul gol, la în curul gol, copiii, în... de ce mai fugim? mai noi nu avem de nimic de care să ne temem. Cam așa e cu cu legea 18. Astea sunt cauzele interne, iar la extern doar de detaliat faptul că Uh, spre de culmea, deși Ceaușescu și începe cumva cariera politică, momentul lui de apogeu este considerat discursul care condamna intervenția armată a statelor pactului de la Varșovia în Cehoslovacia în timpul primăverii de la Praga. Regimul lui Brezhnev este perioada propice a lui Ceaușescu, deoarece Leonid Brezhnev este reprezentant, ultimul reprezentant al conservatorilor. În Uniunea Sovietică se mențin vechile politici, noi avem parte totuși de importuri din lumea sovietică, mai ales de materii prime, materii industriale, pentru că întotdeauna gloria trâmbițată a regimului socialist a fost industria metalurgică și industria petrochimică, de care aveai nevoie. Eu sunt din zona călărașului, nu sunt expert în economie, dar să faci un mamut siderurgic într-o zonă care nu are resurse naturale de cărbune, să te bazezi. Nu avea nimic, nici minereu de fier, nici totul era cărat. Să te bazezi acolo. doar pe ceea ce se aduce pe Dunăre, e un pic tras de păr, să zicem. Uh, Brejnev moare în 1982, urmează o perioadă de relativă de ajung doi conducători deja bolnavi la conducerea Uniunii Sovietice, Iurii Andropov și Constantin Cernienko, care dispar repede, epoca lor e o epocă de tranziție. Am un an, un an jumate fiecare. După care este ales acest Mihail Gorbaciov, cel despre care s-a spus, se spune în continuare că ar fi fost agent al Statelor Unite la Occidentului, nu intru în teoriile conspirației, cert este că el face o schimbare uh, destul de dură, pentru, mai ales pentru conservatorii socialiști din vremea aia, de politică. La de o altă generație. La început, programul păstra... ăsta de reforme. Unii care au făcut o analiză lucidă au spus că după ultima criza petrolului, Occidentul intrase într-o criză pronunțată de supraproducție, avea nevoie să desfacă undeva uh, toate produsele astea care ieșeau lui extra și avea nevoie să deschidă piețele din Europa uh, Orientală. În plus, doctrina Reagan crease pentru prima oară ideea de scut aerian care începea să cam încline balanța în armărilor după ce în tot războiul rece Uniunea Sovietică și cu Statele Unite stătuseră într-o pace impusă pentru că fiecare avea capacitatea să distrugă globul acum Statele Unite plusează având o economie care îi ajută în spate da, se schimbă sistemele schimbă cruz și perși în care erau rachete învechite cu tomahawk și cu patriot pe care le vedem astăzi, deci schimbă generația de rachete, considerând că Uniunea Sovietică nu are banii să o facă, să, să, se abda, să se abdateze. Rușii nu și nu sunt în stare să mai pluseze încă o dată în cursa în armărilor? Că erau deja la capătul puterilor, dar să-ți mai spun ceva: știi care a fost punctul final în cursa în armărilor? Star Wars, ăsta, Războiul Stelelor. Care ruși, la care rușii se uitau și credeau că e chiar real, pentru că era, americani erau americani. De... Nu, da. nu, nu, nu. Americanii erau foarte dezvoltați în computere, rușii erau în apă, aici e o teorie întreagă, dacă vreți, intrăm, pentru că am studiat-o foarte mult. Uh, americanii au făcut foarte multe scene, le-au făcut pe computer. Rușii se uitau la și nu le venea să credă că au americanii tehnologia asta. Uite ce au ăștia, cum distrug, steaua morții, cum distrugeau cu o rază laser. Cu... Bă, noi nu avem așa ceva. Și a, a fost și o demoralizare a industriei militare sovietice. Deci asta, doctrina asta Reagan cu scutul antirachetă și cu uh, sistemul ăsta de protecție pentru Statele Unite a venit la pachet tot din fonduri militare ca să nu zic CIA cu Star Wars așa a plecat el cu Lucas de asta celebra glumă în Uniunea Sovietică capitalismul e marginea prăpastii, de ce? Să se uite la noi hmm. uh, și în felul ăsta se uh, produce dezghețul Gorbaciov adoptă în mod hotărât o politică neintervenționistă Le, îi cam anunță pe toți conducătorii socialiști din Europa de Est că sunt în momentul ăsta de capul lor că Uniunea Sovietică nu va mai interveni ca să mențină regimurile socialiste la putere, lucrul ăsta se simte în primă fază în Polonia Ceaușescu este singurul care menține linia dură și o menține culmea cu până cu mai puțin de o lună înaintea căderii sale, ultima întâlnire cu Gorbaciov este pe 4 decembrie întâlnirile lui cu Gorbaciov sunt consemnate ca fiind unele foarte tensionate ce Ceaușescu nu numai că nu primește sfaturile liderului de la Kremlin. Păi și reproșează că e un trădător, că a trădat idealurile comuniste. Parcă am citit undeva că Gorbaciov sau doamna Betea parcă spunea că Gorbaciov i-a bătut apropo că ar trebui să lase ori pe FIS, ori să se retragă. Ceva de genul da, ăsta. -a spus Nu, că nu i-a zis, de... niciodată de FIS. Asta era un concept care, pe care v am spus că România și Corea de Nord aveau proiectul proiecte similare de dezvoltare, așa cu, cu Kim Irsen l-a pus pe Kim Jong-il și o formă pe Kim Irsen, pe Kim Jong-un de astăzi, așa noi trebuia să mergem cu Nicu Ceaușescu și cu copilul lui Nicu Ceaușescu. Asta al... ar trebui să conducă copilul lui Nicu Altfel Ceaușescu. Altfel spus, dacă... în afară de Uniunea Sovietică, dar în timpul lui Stalin, de Corea de Nord, poate de Albania lui Enver Hoxha, niciun stat socialist nu a cunoscut un cult al personalității de amploarea a celui al lui Ceaușescu. Adică deja, nu că, nu că friza ridicolul, era ridicol de-a binelea ceea ce se întâmpla la noi cu propaganda oficială, și lucrul ăsta de asemenea a scârbit pe mulți dintre cei care locuiau în țară, care se aflau în țară la momentul respectiv. Și să spunem așa că momentul final al dramei internaționale care a dus la Revoluția Română a fost întâlnirea de la începutul lunii decembrie 1989 Din dintre Mihail Gorbaciov și noul președinte al Statelor Unite, George Bush. Senior, senior, Nu este cel care, care a condus. În... și șeful CIA-ului. Da, cel condusese și Este Sierra întâlnirea El. la bordul, cred că crucișător, era Maxim da. Gorchi. Maxim Gorchi, da. Unde se cam gândește, nu vreau să folosesc termen grei, dar noua ordine mondială. Așa, ce vreau să spun și bă, o să vedeți că așa s-a întâmplat, deci eu, cumva la Ialta, vorbind de 1945 și la Pozdam deci 1944 I I Ialta ca participa, participa Roosevelt. Roosevelt. și el moare în aprilie 1944 și până la Pozdam în 1945 vine Truman, s-a stabilit ca România să fie 90% influența Uniunii Sovietică, 10% Occident. Știi teoria cu șervețelul? Da, lui... da, da, sferele de influență. Sfările de influență. E ce să vezi, după când s-au întâlnit la Malta, părerea mea, pentru că așa s-a întâmplat după primele alegeri libere din uh, 20 mai 1990, au zis, bă, haide să revenim la ce cum am stabilit noi la Ialta și la Pozdam și să uh, lăsăm Uniunea Sovietică. Uh, a fost Pozdam a fost în, augustul, umienost, în uh, iulie 1945. Sigur, sigur, a fost. <gântu> S-au întâlnit. Așa, pe ce am zis? Am zis bine. Potsdam. Ah, cum pronunția, da, eu am. Potsdam. O... -dam. Potsdam. Potsdam. Da, nu, asta îmi scuzați. Pronunția nu sunt foarte bun la pronunție. Uh, și au zis, bai, să revenim la, la înțelegerile noastre anterioare. Americanii dorind să facă unele concesii lui Mihail Gorbaceu, considerând că, bă, desințarea mai târziu al Unii Sovietice pe care ne-o planuim, presupune niște sacrificii din partea noastră. Lasă noi România și așa nu mai contează. Luați voi 90% și luăm noi doar 10%. Așa se explică procentele primelor alegeri libere din mai 90, când Frontul Salvării Naționale cu sateliții să ia a luat 90%, și PNC și PNL care erau partide de opoziție au luat împreună 10%, PNC au luat 3%, PNL au luat 7%. Deci dacă faci o cotea la 3% PNC cu 7% PNL sunt 10% și fsn pro Moscova a luat 90% de fapt să respectau procentele alea care le stabiliseră ei înainte da, și da. care au fost reparafate la Malta. Noi Eu nu așa vorbim văd. de o slăbire a influenței sovietice imediat după Revoluția din 1989, vorbim doar de o reconfigurare a ei. Și o reconfigurare pentru că Uniunea Sovietică și pierduse influența asta, vreau să spun, că după căderea lui Gheorghe Udeș, în primul rând trebuie să înțelegi că Uniunea Sovietică era pacifistă. Ea nu vrea să, să... Ideologia lor era URSS, bastion al păcie. La foarte multe mitinguri apărea pancarta asta cu URSS, bastion al păcie. Ei nu vreau să facă un război să intre cum intraseră în, în, în Ceoslovacia, în 68 sau în Praga în, în zi în pe stan 56. A, asta am zis, că Gorbaciov practica al... neintervenționismul Da, dar noi eram în influența chinezească, și acum Uniunea Sovietică la Revoluție și-a luat drepturile pe care și le pierduse. Și acum ajungem un momentul Revoluției. Care era atmosfera uh, Revoluției? Tu, Sorine, cum simțeai? Eu... eu am zis că vorbește, dar mie am primat istoric despre Revoluție și despre asta, cronologia au, din da. 15 până așa. După care o să spunea de la Timișoara, dacă mai apucăm, că deja a trecut o oră jumătate, aproape două și n-am vorbit nimic de Revoluție. Am vorbit no. de orice, mai stăm 10 de ajunge la Aristotel și no. la, la, așa și hai să vorbim despre Revoluție. Nu spuneți de ce bal că ne ducem pe copcă. Da. Uh, hai, să, hai să începem cu Revoluție. Eu v-am zis să nu mă invitați, de că eu asta, sunt un uh, în de la ultima întâlnire nu, al de, pactului de la Varșovia, Ceaușescu este ultimul din vechea gardă. Toți ceilalți conducători comuniști din Europa de Est au dispărut deja. Nu mai e Jivkov, nu mai e Hână, nu mai, mai era Iaruzelski, care era președintele Poloniei. Era cu puteri mult reduse. Uh, mă rog, avea o poziție, deja venise uh, Așa. Uh, ăștia, Asta e o solidaritatea dată, lui Valesa. Ceaușescu este opac la orice fel de îndemn să uh, slăbească măcar autoritatea și există discuții cum că de la începutul anului 1989, eu nu favorizez nici teza că este o revoluție pură, revoluția din 1989, fără nicio implicare, nici că este doar o lovitură de stat. Nemulțumirile, de asta am punctat, nemulțumirile erau reale, ele existau, dar cel mai probabil există, chiar dacă nu putem eu nu pot dovedi pe documente, și o implicare a forțelor străine în declanșarea Revoluției. Există o teorie cum că URSS cu Franța ar fi fost principalele state implicate în răsturnarea regimului și de la Statele București. Unite prin, prin posturile. Totul astea... cu acordul, bineînțeles, conducerii de la Washington? Da. Există, uh, la un moment dat, un fenomen ciudat la sfârșitul anului 1989, se observă mult mai multe persoane care vor să treacă clandestin în România decât alea care voiau să iasă din România sunt așa numiți turiști. Celebri din... turiști polonezi care traversau spațiul Republicii Socialiste România, niște polski fiat, erau niște mașini, tu să ar trebui să le știi, ei veneau din Polonia cu diverse produse, produse și duceau în Bulgaria sau în Grecia. Să opreau la noi la mare, la și cum vindeau truse de farduri și blugi și da, tot felul ei, de... în, general se ocupau cu speculă, de data asta, în schimb, prea venea un grup organizat și să zicem că erau pe extrasezon. Lucrurile ar fi trebuit să declanșeze la Iași. La Iași apare pentru prima oară un front al salvării naționale. Există o mișcare care ar fi dorit să proclame câteva uh, principii democratice și să ceară o relaxare a conducerii în 14 decembrie, însă sunt deconspirați în ultimul moment de către cineva și toată mișcarea este anulată. E o poziție manifeste prin cutiile poștale și pe la oameni și în momentul când pe manifestele aia că trebuia să se întâlnească la ora 17, mi se pare, sau la ora 15, nu mai știu, pe data de 14, da. în Piața Unirii, la Iași. La 16. La 16, nu? La ora 16, în data de 14. Și în momentul când oamenii s-au adunat acolo, deja era o grămadă de forțe ale miliției și ale securității, care știa deja capii care au invitat oamenii și care i-au arestat imediat și și tramvaiul n-a mai oprit în stația unde trebuia să oprească, adică erai obligat, dar chiar că te-ai te, te urcat în tramvai să ajungi acolo, tramvaiul te ducea Trecea încă mai două departe, stații da, mai da, încolo da, și acolo da. deci te arestau. Deci fost A fost o Ce bine. Și a rămas pentru mine o, o ciudățenie și o necunoscută, cum așa mare coincidență pe 14 la Iași și pe 15 a început la Timișoara. După Iași, putem să spunem că fermentul revoluției este în 14 decembrie, atunci începe declanșarea. Nu însemna că până atunci totul fusese roz-bombon. Există o mișcare în Valea Jiului, în 1977, revendicarea ale minerilor și există două, două mișcări, da, puternice la Iași întâi și apoi la Brașov în 1987. Adică au mai existat mișcări de nemulțumire, dar au putut fi năbușite. De data asta, tensiunea se pare că era suficient de amplă încât avea nevoie doar de un motiv ca să îi zbugnească. Eu, tocmai de asta am spus că nu o să încerc să susțin niște revoluții perfect spontane, cauzele erau acolo, nici teoria că a fost tot o revoluție de stat și că oamenii. mai au nemai, și ne am fost, fost... participanți și putem să spunem de pe stradă ce s-a întâmplat, știi? Cert este că la Timișoara, tensiunile s-au centrat. Germenul acolo a fost sădit pe 10 decembrie, când pastorul reformat, Laslo Tökeș la slujba de duminică și anunță în și că el urmează să fie mutat prin ordinul episcopului reformat de la Cluj, la Slopap, îi urmează să fie transferat din parohie pentru că făcuse anumite fapte care nu conveneau regimului. Unii susțin teoria că ar fi fost agent iredentist maghiar, că apăruseră, adică apăruseră, nu pleca sărnicăieri tensiunile dintre România și Ungaria în privința Transilvaniei, unii susțin că domnul Tokioș era agent iredentist și că, de fapt, regimul luase măsuri în contrapartidă. Cert este că în uh, ziua mutării sale apar câțiva enoriași care vor să fie de față la... Trebuie uh, precizat, uh, iartă-mă, că la slujbă el a spus pe 15 vor vin să mă mute, veniți și mă sprijiniți că nu vreau să plec. Da, a încercat să îndemne la... Și lumea a rămas cu lumânări peste Asta noaptea. mai târziu, stai... Dar, pe 15 dimineața zi de aici, de pe 15 dimineața. Există în primul rând opinia că au vrut să-l aresteze. Nu, nu veneau să-l aresteze. Nu au venit, da, da au venit să-l să mute. mute. Da. Și pe 15 dimineața se strâng uh, mai mulți oameni în jurul casei. Este mărturia domnului Radu Tinu, cred că îl cheamă pe adjunctul, securității. securității. Prima s-au niște enoriașe mai în vârstă, niște doamne mai venerabile așa, la prima ora dimineții pe 15, după care au venit foarte mulți etnici maghiari. Asta a fost primul grup acolo. Eu uh, am venit uh, uh, de pe șantier, că lucram la linii de tramvai la Timișoare, era muncitor necalificat și mi era cu Radu, maternitate, o povestesc mai târziu, și trecând prin uh, piața Maria uh, pe asfalt, era casa roteche și mergea de acolo, am văzut un grup de oameni, nu i-am băgat în seamă și am trecut mai departe spre, spre maternitate. Cert este că securitatea se mărginește doar să fileze mulțimea, chiar spun băieții, foarte discret am făcut lucrul ăsta, că nici până pe 16 nu se știa exact care e mașina de filaj, i-au lăsat pe oameni să se strângă fără să intervină să îi împrăștie, ceea ce nu aveau nevoie băieții de la securitate de lecții, cum se face lucrul ăsta, că există un ordin, că nu există un ordin, Oamenii au fost lăsați să se strângă, și în ziua următoare, în 16 decembrie, începe să ia amploare de grup. Toată treaba aia, încep să fie oprite tramvaiele care treceau prin zona respectivă cum mi-a explicat domnul Sorin, că eu n-am fost la Timișoara până acum. Vreau să mai spun că eu venind de la maternitate după masă spre seară, deja era un grup de vreo 200-300 de oameni și deja se vorbea românește, că m au oprit și eu gură cască, că nu știam ce se întâmplă acolo și, și chiar dacă un maghiar vorbește românește, are un accent specific puternic și cei cu care am vorbit eu, erau 100% români și s-au oprit ca și mine gură cască. Oamenii vociferau de, deja de, din ce în ce mai tare și în momentul când s-a întunecat, eu am stat acolo până s-a întunecat, au început deja voci care să spună jos comunismul, jos, adică din seara de 15 decembrie au început și s-a stabilit că a doua zi ne vedem tot acolo, nu mai știu la ce oră, probabil că tot după masă, undeva la un 3, la un 4. Deci noi, grupul care eram acolo, am stabilit că informăm și pe alții să vină cât mai mulți oameni Să ne întâlnim în același loc pe data de 16 decembrie Acolo pentru prima oară mișcarea de stradă capătă caracter antir-sistem, exact, de, da, da. de la o manifestare de solidaritate da de cu Techeș, cu la o Și asta o manifestare... se în revoluție, că asta înseamnă revoluția schimbarea sistemului. Schimbarea sistemului. De exemplu, Și da. eu am ajuns acolo din greșeală, adică nu m-am dus sintit, a fost în drumul meu și m-am lipit de grupul ăsta de oameni care a stabilit cineva de acolo din grupul de oameni, a spus, oameni buni, anunțați pe toți care puteți să ne vedem mâine, dar nu mai țin minte la ce oră, la 13, la 15, cred că la 15 sau la 16, că era după ce toți aveam servici mergeam, era obligatoriu, nu puteai să lipsești ca acum pe vreau Ceaușescu de la muncă și să zici că nu știu ce, te-ai îmbolnăvit și dai certificat medical. Nu era așa de simplu. Și atunci s-a stabilit o oră în după masa zilei de 16 să ne vedem toți acolo și să continuăm mișcarea de protest împotriva regimului comunist. Și cert este că în momentul ăsta începe să se tensioneze situația, cel care este comandant în zona Timișoara este generalul Ion Coman, el luând act de uh, mulțimile astea care se strâng cere să se intervină, lucrurile bineînțeles că ajung în scurtă vreme și la București să ia act de răscoala de la Timișoara și în prima fază aici, sper că nu încurc informațiile, se intervine cu forțele de miliție și cu forțele... Uh, aici nu am înțeles exact care era împărțirea securității, că securitatea avea și un braț armat. Ce pot eu să spun? că. Pe erau trupele de securitate, spun eu să numeau. Deci aveau, erau că trupe de securitate. Că sunt unii care deci aveau uniformă de similară cu cea a armatei, dar erau cu petlițe albastre. albastre. Deci aveau niște semne albastre, albastre să îți că... de securitate. Eu, eu pe 16, cu eu pe 16 după vine, ce am, da. plecat de la șantier, am mers de la catedrală pe jos, că era șantierul în apropiere, nu mai țin minte unde, de la catedrală am mers până la materialitate o lângă gară, cei care sunt în Timișoara știu, am văzut mulțimea adunată acolo, nu foarte mulți, că atunci era cam ora de întâlnire. M-am dus la maternitate, am stat uh, cu Diana acolo și când m-am întors deja, era un om urcat pe tamponul unui tramvai care și-a spus, nu mai ții minte că uh, am vrut tot să-mi șterg din memorie... Uh, evenimentele. atunci pentru că am văzut niște chestii foarte urâte și tragice și uh, era un om urcat pe tamponul tramvaiului care a spus mă cheamă, nu mai știu cum îl chema și uh, vreau să terminăm cu regimul comunist, nu mai știu exact ce a spus el dar oameni buni, uh, chiar dacă mă omoară cineva, vreau să mă exprim, uh, cum să zic uh, uh, indignarea pentru ceea ce se întâmplă, stăm în frig, spunea de frig, spunea de foame, nu avem ce mânca ne-au înfometat, ne-au nu mai putem să continuăm așa, haide să fim uniți și să terminăm cu regimul comunist, ceva de genul ăsta. Înt, reale. Între timp, din cauza că tramvaiul a oprit, s-a oprit și încă unul, încă două, și încă trei în spatele lui și toți oamenii coborau din tramvai, s-au adunat, cred că eram deja vreo 2000 de oameni pe 16 după masă spre seară în, în piața Maria, acolo în fața casei lui Și Uitase lumea de și deja era vorba despre hai să-l doborâm pe Ceaușescu, hai să terminăm cu regimul comunist, deja la adăpostul întunericului, că fiind iarnă pe 16 decembrie, deja la 5 era întuneric și în momentul când s-a făcut întuneric, lumea a început să strige jos Ceaușescu, jos Tiranul, libertate. Știu că s-a strigat foarte mult libertate, 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 să-mi aduc aminte perfect. După care am hotărât să plecăm în, în, grupuri de acolo și să mergem prin cartiere și să chemăm și alți oameni să vină cu noi, pentru că ne-am seama că suntem foarte puțini. Forțele armate erau foarte multe și miliția și puteau ușor de tot să ne, am plecat de acolo de, din Piața Maria și ne-am dus, ne dus, prin oraș și după care ne-am întâlnit seara la Consiliul Județean în care am stat acolo în fața Consiliului Județean, au spart geamurile, ce mi-aduc eu minte, au spart geamurile și uh, atunci am văzut primul steag găurit în mâna unei fete. Dar nu mai țin minte ce fată, cum o cheamă sau unde, dar nu înțelegeam de ce e găurit și unde l-a rupt și chiar s-a rupt așa cu o gaură. Nu înțelegeam simbolistica, că de fapt au decupat uh, mult mai târziu, a doua sau a treia zi mi-am dat seama, văzând mai multe steaguri găurite. Dar a fost primul meu uh, impact cu un steag găurit. Trapelul României în perioada cât, de, de la venirea la puterea lui Ceaușescu când s-a proclamat Republica Socialistă România și până la Re în decembrie 1989, purta în zona centrală unde, până astăzi când se comemorează Revoluția, avem o gaură, purta stema României Socialiste cu steaua roșie. Și care cu... este foarte similară cu stema Coreei de Nord. Dacă vă uitați, în locul spicelor de grâu de la noi, la Coreea de Nord vedeți spicele de orez. Eu îl citesc până Sunt muritorul identice. pastorel Teodoreanu, câte stele e pe cer, toate până la ziua pierd, numai una ca o proastă și a de peste țara noastră. Asta era, erau simbolurile sistemului. Odată stema de pe steag și odată portretul cu conducătorul. Peste tot unde s-au declanșat mișcările anticomuniste, unul dintre gesturile simbolice a fost scoaterea portretelor lui Toru Ceaușescu. Tu poate știi ceva despre Tot chestia pe 16, asta. 16, mi-aduc aminte că acolo, înainte de a pleca, s-a spart, era o alimentară vis-a-vis pe unde treceam pe trotuar, vis-a-vis -vis de casa lui Teche și pe partea de, de linie de tramvai, erau alimentare alimentară și cineva a spart geamul de la alimentare și au căzut cioburile pe jos. Și erau oameni care au luat ce era pe acolo, pe în vitrină, a barna, nu mai țin minte ce... Era un magazin de ăsta mix, alimentar, nu mai, nu mai țin minte exact ce era. Dar de atunci s-a început cu obiceiul partului vitrinelor, care a continuat pe tot parcursul Revoluției la Timișoara și pe data de 17, dar nu vreau să ajung până acolo până mai povestim de pe 16, s-a spart cam tot ce a fost despart în piața uh, opere, de la operă și până la catedrală și pe o parte și pe alta. Aici a intervenit uh, ipoteza că în mulțime sunt infiltrați agitatori profesioniști, că nu mai este o manifestare spontană a nemulțumirii, ci că sunt introduși oameni care să sporească dezordinele care să agite oamenii care în adins sparg Uh, la un moment dat chiar atacă uh, trecătorii izolați, că la un moment dat nici măcar nu erau demonstranți Ca să incite uh, ura mulțimii față de autoritățile represive deci. care au venit în valuri Întâi au venit, bineînțeles, miliția cu brațul armat al securității și când și-au dat seama că nu dovedesc Au chemat armata, au fost mobilizate Și unii... au fost mobilizate. Da, da, în prima seară când am mers la Consiliul Județean pe 16 pe lângă conti pe acolo, pe lângă hotelul continental, cei care sunt din Timișoara, era un grup de militari cu un ofițer și eu mi-aduc aminte că nu era un armat și tot ne-au încercat să ne oprească, dar n-au reușit pentru că nu ne era frică de ei și am mai avut un incident pe malul Begăi undeva, nu mai ții minte, totul mi se așa haotic în minte frânturi așa, că ne-am bătut cu o mașină de pompieri care a dat cu apă și până la urmă i-au dat foc cei care erau mai curajoși, eu n-am fost așa de curajos, am stat mai în spate, dar erau oameni curajoși în față care au dat cu bețe, cu pietre, cu nu știu ce și când au plecat pompierii amici, că erau militari, erau militari în termen pompieri, atunci au, dat, au incendiat mașina de și în prima fază, pompieri. în 16, se folosesc mijloace neletale încă se intervine cu tunuri uh, de apă, cu în Vâlcea, de exemplu, am și cunoștință... S-au făcut primele arestări. S-au făcut mobilizat uh, muncitori de la Old Kim, care îl știm că e un Vâlcea, lângă cu Vâlcea, cu băte făcute la niște ateliere de tâmplărie să plece la Timișoara. Să plece la Timișoara și cu coz de lopeți să meargă să i uh, liniștească pe, pe timișoara. Pe pentru pe că pironi care... se că sunt niște huligani, niște și au plecat două trenuri din Râmnicu Vâlcea să treacă spre Valea Oltului, să se ducă spre Timișoara, spre să bată huliganii lor li s-a spus, vedeți că sunt niște huligani care vor să un fel de minerii de, de mai ordinea... târziu dar pentru că Vâlcea era un centru comunist prin excelență și cu niște lideri foarte buni organizatori au luat muncitorii de la Olchim le-au dat băte și cos de lopeți au urcat în tren să meargă la Timișoara trenurile astea au un tren n a ajuns și au pactizat oamenii când au văzut despre ce vor să striga jos Ceaușescu și nici vorbă de că Urigați vrem să luăm Ardealul sau eu știu ce li se spusese lor, că erau tot felul de zvonuri, vă sunt unii care vor să ia Ardealul, care vor să treacă Timișoara la Ungur, că există niște sentimente naționaliste care le poți și astăzi, în zilele noastre, sunt exploatate. Așa și cineva studiase securitatea, studiase chestiunea asta, vorba e că oamenii ăștia au plecat foarte hotărâți, când au ajuns acolo au pactizat cu timi. Șorenii, pentru că și-au dat seama că și ei vreau același lucru. Vreau să fie cald, să fie mâncare, să fie libertate de exprimare, de mișcare, toate lucrurile pe care de altfel erau în Constituția Ceaușistă din 1966, dar nu se aplicau. Uh... Problema de la... Te rog, te rog. Problema de la centru este că Nicolae Ceaușescu se pregătește să plece în Iran. Are de negociat un contract baban cu Iranul la momentul respectiv. Pe 18 a plecat el în Iran. Da. De schimb de produse armate contra petrol. România oricum fusese se că când căuse șahul în Iran că pierduse 79. anumite da, contracte importante și acum încercau să refacă tot tratatul ăsta Ceaușescu dorește să plece una dintre dovezile cele mai importante folosite de cei care susțin că nu era conștient de gravitatea situației, că și-a permis să plece sau că ar fi fost în mod uh, intenționat dezinformat de către securitate, de regulă, țapu ispășitor aici, eu nici nu-l scuz, nici nu-l acuz că nu am căderea, este generalul Iulian Vlad, care comanda securitatea la momentul respectiv, că el ar fi distorsionat toate informațiile, că într-adevăr Ceaușescu ar fi fost convins că aia sunt doar niște elemente huliganice. Și că nu, nu există nicio problemă, că se vor stinge, că deja am luat măsuri tovarășul și rămâne... Da, general și e, române, e un Coman încearcă să... Și încă o greșeală foarte mare a lăsat-o la conducerea României pe Leana Ceaușescu, care oricum era vicepremier, Dăscălescu era premier, ea era vicepremier, dar ea conducea de fapt o toată România, la Ceaușescu, Ceaușescu era cenzurat, la el nu mai ajungeau informațiile importante, pe motivul că e bolnav. Dați-mi ce aveți să-i dau. Că... Asta, domnul Cosmin Popa, pe care l-am avut invitat în primul podcast și care este autorul unei cărți cu uh, Anatomia unei dictaturi de familie, spune că nu e real, că a fost de fapt o dedublare a lui Ceaușescu, Elena Ceaușescu, că Ceaușescu ar fi spus singur într-o discuție cu niște apropiați și așa sunt eu. El pur și simplu își crea o structură de familie că doar în ea avea încredere. Dar mă rog, sunt două deci, teorii deci, disparate. Cert e că într-adevăr ea executa anumite comenzi, dar să lăsăm și o măsură că e posibil la indicațiile lui. Știu că lui. a ieșit la televizor, cred că pe 16 seara, în care a spus că grupuri de huligani... huligani nu, nu, aceea e când se întoarce din Iran. Nu, 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 Pentru că el pe așa, șapte, Nu, pe nu ei, pe au avut, 90, e, ei au avut o, o conferință, o, o, o videoconferință și au, el, înainte de 17 decembrie, a dat ordin să se tragă în manifestanți. Este pe internet, pe YouTube, este. Înregistrare de la conferința respectivă. Posibil, și eu mă refer pe... de la mesajul, la mesajul televizat. Uh, când a apărut cu Bobuș și cu Postelnicu sau cu Dinca. Când apare, da, cu Nu mai știu, și nu mai steagul. țin, mi că confuz. Ideea este că pe 16 au fost niște confruntări între noi și uh, pompieri și uh, miliție și ce mai era. Ce mi-aduc eu aminte că mergeam pe 16 seara pe stradă, eram grup compact, eram vreo. Băieți tineri ca mine, aveam cât, 23 de ani atunci, la Revoluție, da, 22 de ani. Aveam și erau, așa, maxim de 30-30 ceva de ani mai erau cu mine, eram vreo 20 și ceva. Erau oameni care urmăreau grupurile astea ca noi, că noi mergeam prin cartier și strigam, ieșiți afară, nu mai știu, nu vă fie frică, aușesc cu pic, tot felul de chestii de-astea, ca, ca să convingem oameni, libertate. libertate. Am ajuns până în complexul studențesc, dar deja era vacanță și studenții erau plecați, mai era, ieșeau unii pe geamuri și ne făceau semne, dar nu am prea a ieșit nimeni din complexul studențesc și au fost niște confruntări de astea, dă cu pietre, dă cu sticle, dădeau și ea cu sticle înapoi. Țin minte că am ajuns la, nu mai știu cum se numea, restaurant pe malul Begăi, unde am găsit tot felul de lăzi de astea cu de Pepsi goale pe afară depozitate și am luat sticle de acolo și am dat, am dat în mașinii care veneau ei. Ce vreau să spun că opreau aro de miliție sau de ce erau că nu mai țin minte ce număr aveau sau erau mulți civili care erau în aro respectiv și luau oameni de pe stradă care căscau gura la noi n-au n n -au avut curajul sau nu au avut ordin să intre în grupurile noastre compacte de manifestanți să-și facă norma să aresteze Probabil, de oriunde da, da, da. Și nu a... mai conta de unde este varianta că aveau nevoie pentru informații din teren, nu aveau nevoie, nu aveau ordin să nu, am să Am ajuns până în unde stăteam eu, în zona circulației, Dacia, pe acolo și la un moment dat au venit un grup mai mare, niște camioane cu, cu soldați și atunci știu că am fugit printre blocuri. 16 noapte, nu mai știu la ce oră, dar stabilisem toți care am fost la Consiliul Județean acolo că ne vedem pe 17 la prânz în piața operei. Și acolo începe... acolo începe nebunia, dar au început să omoare oameni de pe 17, undeva, nu mai țin minte să zic, dar oricum nu era întuneric, deci undeva era 1, 2, 3, așa au, au, erau, trăgeau din toate direcțiile, dar cred că ori erau lunetiști, ori erau ascunși, pentru că nu s-a văzut din cei care erau cordoane de militari să fi tras vreunul. Erau pe blocuri. Spune. Erau deci pe cel blocuri. Că intervine armata uh, în masă cu blindate, cu utilaje. Ce vreau să spun sigur și ce mi-a rămas întipărit în minte, eu eram uh, uh, înainte de a se face întuneric, eram undeva în zona catedralei, aproape de trepte, undeva, cum stai cu spatele la catedrale, în partea dreapta, înainte de parc, și grupul de militari, să zic așa, care erau acolo în față, erau 35-40 de ani. Au făcut armata și Ștefan și toți erau 18 ani, 19 erau copii tineri. Adică se vedea că sunt persoane trecute de prima tinerețe care erau îmbrăcate în uniforme de militari fără niciun fel de grad, fără niciun fel de și ședeau pe ei uh, uniformele uh, strânse așa, adică nu erau uniformele lor era să, să facem o precizare, în perioada uh, până în 89 și un pic după, armata este obligatorie orice tânăr a ajuns la 18-19 ani este mobilizat automat și trebuie să satisfacă stagiul militar lucru care nu mai este valabil astăzi da diverse arme nu te una este o... militarul în termen, asta, alta este militarul de carieră, la care își face uh, tot serviciul în armată și ce mi-aduc aminte era un, un grup de ăsta, vreo 20-30 de militari mai înspre opera acolo care uh, au tras în jur de ora 4 și ceva, 5 când a început întuneicul, au tras în sus o rafală, pentru că toată piața aia opere, s-a adunat multe lume, nu știu să spun câți erau, mii sau poate zeci de mii de oameni, erau mulți oricum, era plină piața operei, scandau jos Ceaușescu, Libertate, jos Comunismul, ce mai scandam noi pe acolo, nu mai țin minte ce scandam, au tras o rafală în sus, în momentul ăla s-a făcut liniște în piață, n-a mai strigat nimeni, că lumea aia a fost frică, unii au fugit pe străzile alea laterale, și s-a făcut liniște totală și după, nu știu, câteva minute sau nu mai țin minte, câteva secunde sau ce era, au tras în oameni pentru că se vedeau cum ricoșau gloanțele de pe betoanele alea de acolo și de pe caldarâm, știi? Și au căzut, așa, vreo 3-4 rânduri de oameni, să zic, în fața mea. Eu m-am speriat foarte tare și am fugit cu încă vreo 10-15 persoane în parcul de lângă catedrală din, din spate. Și vedeam ăia care erau în dreapta acolo, la, în dreapta catedralei, jos la parter, la blocul ăla, erau indivizii de care se povesteam că erau mai așa și au început să tragă în, în oameni. După aia, dintr-o dată așa, mi-a dispărut toată frica și nu mai mi-era frică de nimic, știi? Mi, s-a făcut așa ca și parcă mă uitam la un film, nu mai... Nu mai mi-era frică de nimic și am stat acolo, n-am mai plecat, n-am mai asta, ne-am bătut cu ei toate până, nu știu cât a fost ceasul, două, trei dimineața, cât, ce, ce, ce mai, ce mai rămas așa în, 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 în memorie, în blocul din Constantin cu spate la catedrală în dreapta, e, oricum după ce s-au spart magazinele, s-a mai dat și foc, știi? Dar de la etajul 1, unde, unde erau locatari și mă gândeam, zic, oamenii ăștia dacă stau în casă ar de vii, mă gândeam în fracțiunea de secundă, dacă ies afară îi împușcă și nu înțelegeam cam ce decizie ar fi putut să ia. Era iad. Da, da. da. Aici apare cu atât mai pronunțată ideea unor agitatori profesioniști care la un dat au provocat și forțele de ordine să tragă. Lucru observat ulterior și la manifestările de la București, că nu se trăgea neapărat cum ar fi tras armata. Eu am găsit varianta că s-ar fi dat comunicat de la București, somat, foc de avertizment, foc la picioare și abia după aia tras în plin. Primii răniți a Revoluției așa au fost, la picioare, după care s-au tras în plin. Dar asta, asta nu s-au respectat. Ideea este, din câte am citit, bineînțeles, nici nu vreau să aflu cum se pune în practică chestia asta, ca să împrăști o manifestație, nu puști manifestanți izolați așa pe margini, pentru că aia nu face decât să irite mulțimea, ci din potrivă, oricât tragi de macabru sună, da. tragi în plin. Așadar, uh, focurile alea izolate Au murit a... am aflat ulterior Că erau foarte mulți morți, era sânge pe jos au spălat pompierii noaptea cu furtune Și țin minte că a fost și o ploaie de vară Când am plecat eu spre casă, pe la 3 dimineața Pe la 4, noaptea de 17 spre 18 Uh, am plecat pe jos spre casă, așa, printre blocuri și cu fuga și cu asta, pentru că era armată și miliție și te lua de pe stradă, ori te împușca, ori te băga în dubă, ori te băga în camion. Uh, a fost o ploaie torențială. Cred că atunci a fost, în noaptea, nu mai țin minte, dar a ploat torențial, ca vară, așa. Deci, oricum ne-a ajutat Dumnezeu cu Revoluția, pentru că toate zilele astea au fost foarte cald. Pe vremea aia, care sunt mai bătrâne, așa ca mine și ca Ștefan, erau niște friguri uriașe. Eu, în 85, fusesem în armată pe la Șimleu Silvane și am prins minus 27 de grade afară, adică 8-6, cred că. Mari mari încă din uriașe, noiembrie. Atunci era cu temperaturi cu plus și ploaie de vară la, la Revoluție. Deci, sigur, Dumnezeu a fost cu noi de atunci. atunci. Sfârșitul decembrie, ciudat că a, cam, a fost a cam primul. Fost, măr, că nu a fost cam primul decembrie după 10 de zăpadă. ani. Fără zăpadă. Fără zăpadă și foarte cald, deci eu stăteam la un moment dat grade, o Eram în cămașe și nu mi era frig în decembrie. Da, Era, era 7 grade, nu, nu mai țin dat. minte. Nu, nu, nu mai... A, am fost așa de traumatizat după Revoluția aia că niciodată n am povestit și nici acum nu povestesc exact ce am văzut și câți morți și câți creieri pe asfalt. Dar vreau să zic că ne-am mutat în București prin 92 și stăteam în Berceni pe strada Rezonanței, acolo Ștefan știe și erau dalea de, -alea, bă, de -alea unde puneai covorul. afară, că nu erau aspiratoare performante pe vremea și ieșeau gospodinea și băteau covorul și tremuram așa când dădeau în covorul ăla, mi se părea că se trage no, cu arma și 2 trei ani la rând am fost traumatizat de chestia aia. Știi? Nu erau psihologi pe vremea aia, că dacă erau, sigur ajungeam la un, la un psiholog, la un psihiatru. Cert este că, pe lângă rezumtivii agitatori, asta eu nu caut să dau sentințe categorice, că nu cred că e nimeni în măsură, sunt filmări care se păstrează, e filmat, de exemplu, am dat un tab, un transportor autoblindat, care trece în viteză pe lângă catedrală și deschide focul în mulțime, adică e clar că și armata a comis... Eu am văzut cum a uh, călcat o femeie în eram pe acolo, pe lângă și uh, știți ce? pe push, așa. E discutabil că era armată în transportare, ți-ar da, trupe de securitate n -n pentru că scuze, că dar -ar fi ei puteau să puteau prelua așa. orice, puteau, așa cum preluau uniforme, nu, puteau ei prelua... Nu, și aveau dotare taburi. A, nu, dar puteau prelua. Deci securitatea era la tot stăpânitoare la vremea respectivă. Chiar și în unitățile militare, cum Aveau infiltrați oameni uh, și erau C -istu, C -istu, C -istu C -istu era... era... șeful com peste comandant unității, peste secretarul de partid al Și era securist adică nu era toți îl percepeau fiind îmbrăcat în uniformă militară că ar fi un militar, un ofițer al armatei române, da, dar de fapt era ofițer de securitate băgat care avea în rețeaua lui, în unitatea informatori. Care... Pentru și ochiul ne era ușor de confundat. Pentru cine știa să facă deosebirea, să vedea clar. Bun, există varianta asta, că regimul de la București a crezut că e vorba de o intervenție a agenturilor străine și a reacționat ca într-o stare de așteptare. Ceea ce, mă a zice, că ce are o doză de adevăr. Deci de eu, eu am eu spune, eu, eu, părerea mea, părerea mea este că revoluția are cam 60-70% intervenționist și 30% revoltă populară pură. Deci cam 70% la intervenționism. Fără intervenționismul din exterior și Ceaușescu avea reperele astea pentru că ei măsurau tot timpul securitatea măsurau și de aia și stat liniștit. Ei nu s-a să vină de afară. Au fost spenați ăștia. spenați. Nu s-a dovedit. Ba da, eu personal am văzut la, la piața romană un ofițer îmbrăcat rusește cu cea sovietski armii pe umăr care plângea cu două diagonale de pistoale, știi cum e o ținută de război? Cu Dacă o era un securist îmbrăcat într-o uniformă rus, a unui sovietic ca să... Era un rus 100%, că vezi românul deosebire între român și rus, eu l-am văzut cu ochii mei, plângând cu cascheta la sub braț, a venit și a pus o lomânare și plângea și era plin de noroi, era jerpelit rău de tot. Ăsta era un comandant al unor trupe... Uh, să era în uniformă, că noi... oficial n a intrat armata sovietică în România. Nu, probabil că Vorbaceov a dat ordini clar la capitolul ăsta, eu e știut faptul. Că am văzut militar sovietic în București în, 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 cam undeva în jurul 23 decembrie. Deci după ce a căzut Ceaușescu. După ce a căzut Ceaușescu Chiar și, atunci... plângea, pentru că omul ăla omorâse, nu știu ce făcuse, dar plângea și a pus o lumânare. Noi făcusem o troiță în piața romană, unde acolo, centru giratoriu, era un postament de beton la un metru și 20, Ceaușescu vrea să o statuie acolo și pe a făcusem o troiță care a stat mulți ani și după Revoluție și strângeam bani cu actorul Ovidiu Moldovan, nu Ovidiu Moldovan, mai era un actor Ovidiu Moldovan tot de la Teatrul Național, strângeam bani pentru Fondul libertate Și în perioada 22-23 până pe 30 decembrie am stat numai pe postamentul al hai să ne întoarcem la da, un pic nu suntem uh, 17 spre 18, 17 spre 18 da. deci deja a intrat armata în scenă a intrat armata în scenă uh, Se au, trage plin. Uh, au omorât vreo 60 de oameni au arestat vreo 800 colegi de-a mei de facultate i-au dus la miliția județeană, după care i-au transferat la pușcărie la Popa Șapcă. În povestea un coleg de liceu, Ioji Strabu, care na, a fost patru ani în liceu și era prieten bun cu mine și ne întâlnim și acum că stă tot la, la INEU, că și nu numai el mi-a povestit și foști colegi de-a mei de facultate, că i-au pus la perete cu mâinile la spate legați, cu sârme, cu cea, nu știu, că nu aveau cătușe pentru toți și au stat vreo două, trei zile acolo, au făcut pe ei, de pe 17 până pe 20 când au fost eliberați, că au fost o mare manifestare la Consiliul Județean și din oră în oră sau din două în două ore venea un ofițer cu câțiva soldați și spunea împușcați și a făceau așa cu Kalashnikov, Armau. Da, 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 și mulți au rămas traumatizați, traumatizați pe viață, adică și-au mai revenit uh, psihic cei care au fost acolo. Da, erau tacticile de intimidare da. care au fost să de mult timp. În de plus de asta, insiguri. au au venit în Spitalul Județean pentru că acolo se face o fișe fiecărui ca și acum la spital când intri acolo nume, prenume, rănit, împușcat sunt foarte mulți oameni care au fost acolo răniți la picior și a doua zi au fost găsiți împușcați în cap deci ca, au să nu povestească. ca să nu povestească și plus să vorbește-ne despre cei care au fost duși la crematorul Cenușa am cu... făcut cu Damian, găsiți la mine pe canalul de YouTube un, un, un vlog cu crematorul Cenușa și acolo vorbim despre cei 40 parcă erau da. de morți de la Timișoara da. Eu care am... au fost, tot așa se spune la ordinul Elene Ceaușescu, au fost duși cu niște tiruri frigorifice un sau cu un tir, tiruri tir frigorifice. se numește. Cu autoizotermă de propria aia. propria mea teorie cu privire la fenomenul ăsta, n-am urmărit sincer podcastul ăsta, nu știu când l a făcut. Urât, urât. foarte urât, într-adevăr. Și mai invită. Da. Deci eu cred că De ce s-a întâmplat? Erau Nuță și Macri Care au și căzut cu elicopterul Constantin Nuță, Nuță comandantul Biliciei Și cu Macri Uh, iau au prins uh, 35 sau 40 de oameni care erau care erau destul de uh, suspecți din punctul lor de vedere și au raportat Elena Ceaușescu care rămăsese con conducătorul statului român că Ceaușescu plecase în Iran, în Iran la, da. te la Teheran și tovarășii au uitat, sunt ăștia, păi cine sunt și nu știm, sunt dubioși, se pare că sunt spioni străini a, au spus ăștia și împușcați dracului ar fi fost uh, Răspunsul ei Ăștia i-au împușcat au, au făcut operațiunea asta Cu arsul și cu dusul La Popeștile Ordeni Le-au aruncat ce nu și-a în, în canal Dar da. ei au încălcat o regulă Se pare că asta e dovada că au existat și niște spioni Pentru că Așa cum există predarea soldaților în război, când zici mă predau așa, și spionii, una, se, predau. Și spionii se, predau. spun domne, sunt agent îi bagi în sac știu, cauciucat nu, și cadavrele se predau așa nu, da, dacă ești uh, uh, întreg, e o convenție de asta e o convenție? Că dacă e spion se predă și îl arestezi și, și, și te, faci dai, un te, da, te dau la schimb sau te țin da arestat când, dar nu-l omor, n-ai voie, Elena Ceaușescu a încălcat regula, asta i-a împușcat a dat să-i împuște și ăștia nuță și macre au căzut cu elicopterul au căzut fost, mă rog, mai, mai contează acum, și se pare că uciderea soților Ceaușescu când cad ei cu elicopterul? mult mai târziu, până pe 22 23, 24 mult patru. mai târziu dar a fost tot ca o pedeapsă ca o ca o finalizare sau ca să, uh, uh, să nu se afle adevărul pentru că oameni de genul ăla care au fost implicați direct în evenimente și foarte mulți au dispărut de atunci. Și asta și varianta ta uh, e corectă. Pentru că noi uite, vorbim în 2023 la 30. de multe enigme, 4 care... de ani după revoluție și nu știm nimic despre revoluție. Știm uh, și acum ne certăm uh. între noi că a tras miliția, că a tras armata, că a tras da, securitatea, că cine a tras -a mai mult sau cine a tras sau ce s-a întâmplat sau uh, uh. Doar un pic închei subiectul ăsta cu. Iar Elena Ceaușescu și cu Nicolae Ceaușescu au fost pedepsiți în felul ăsta, cumva, fără judecată, că judecata nu pot să consider că a fost corectă, tocmai pentru că au încălcat niște reguli militare internaționale. Asta e o supoziție. Asta nu e părerea mea. Da, e părerea ta deci, da, personală, nu e. A, așa cum au fost ei uh, uciși în forma aia, cumva e ca o pedepsă pentru că au încălcat niște reguli știute de toată lumea. Ceaușescu n-ar fi făcut-o, se spune că i-a lăsat -a pe Ceaușescu, dragă, i-am împușcat ea păi ăsta i-a spus, domne, nu, de ce i-ai împușcat pentru că ea trebuia o preda sau o trebuia nu și făceam ceva cu ei. Ea și ea, cum era într-o criză de isterie, mai dă -i dracului că au făcut și că au ce să-i mai ținem, că ea nu înțelegea mecanismele. Ei știut faptul că au vorbit în fiecare zi la telefon cât timp da, a fost. aveau un sistem de comunicare foarte bun. Plecat în Iran. Care era interceptat, a fost în interceptat. În măsura este uh, oribilă, este abominabilă și dacă nu sunt spioni în lotul Categoric respectiv, asta, asta a demonizat încă, dacă mai avea nevoie, regimul în ochii oamenilor. În momentul când s-a aflat că atâția oameni au fost transportați cu sacii că, că niște cartofi, la crematorul cenușa care există până astăzi în București da, da. este în sus Nu o... Nu e funcțional, nu mai e dezafectat de peste 20 Ești de ani. că e ținut de rezervă în caz de cutremur? Uh, de ceva, să nu doamne să ferește să... să fie cu tremur că la pică primul, că e de 100 de ani. E o clădire foarte veche. Am, am făcut, uite -am la văzut pe de, un, de un metru. Uite și de la blogul nostru, Ștefan. E în cadrul administrației cimitirilor vorbesc cu, în cunoștință de cauză. Este menținut pentru că încă mai există urne și vin oameni care plătesc întreținerea urnelor respectiv. Dar nu. el este dezafectat din 2002. Ce vreau să spun? Cei. 40 care au fost luați din spital, ei practic vreau să șteargă urmele că ar fi împușcat oameni, că deja lumea era pe stradă foarte multă, își dădeau seama că au pierdut controlul și că nu o să poată niciodată să-i facă să tacă pe oamenii ăștia sau să-i bage înapoi în case și atunci în disperare au încercat să șteargă urme. Pe lângă cei care au fost răniți în spital la picior, la mână și au împușcat în cap și i-au trimis la București sau asta, că nu toți au fost așa, au făcut și o groapă comună în, în la la Timișoara, cred că în calea Lipovei, nu mai țin minte exact, cimitirul martirilor și au mai îngropat și acolo vreo 10, 12, 14 persoane și mulți au dispărut, adică nu s-au mai găsit niciodată cadavrele, familia nici, nici în ziua de azi n-a putut să-și mai îngroape morți, dar afară de cei care să știu. Adică noi când am fost la crematori am văzut că era o listă cu nume acolo. Adică s-au identificat de fapt cei care au fost nu, transportați la București. Exact. Mi-aduc aminte că erau... Dar sunt foarte mulți care nici în ziua de azi nu și-au mai găsit copiii sau părinții sau mă rog, cei care au fost pe stradă, ce vreau să zic, eu în momentul când uh, mi s-a dus frica văzând oamenii morți și văzând un copil uh, împușcat, uh, era, oamenii au făcut greșeala că și-au pus copiii în față, că au zis că nu o să aibă uh, cum să zic, uh, tăria sau nu știu, nu curaj, că poți zice că e curaj, că nu știu copil, nemernicia să tragă în copii și uh, am văzut un copil pe umerii tatălui, uh, nu vreau să intru în amănunt decât ți-am că îmi dă o stare proastă și încep să tremur tot, l-au împușcat pe copil pe umerii tatălui, știi? Adică i-au tras în oricine, nu am mai ținut cont de femei, de copii, nu. mă rog, noi ne-am asumat atunci, ce vreau să zic? Au intrat pe scările de bloc, a fost un ofițer din Timișoara care a fost ca și alții promovat după Revoluție, ofițer de armată, sigur, cu nume, cu prenume, n-a fost securist, n-a fost nimic, care intra pe scara blocului și trăgea. Prin uși și prin geamuri. Și so soția mea, Diana, a avut doi colegi de facultate, care unul dintre ei a fost împușcat în bloc, sunt acasă în apartament. Deci, vă mai spun un fenomen care s-a întâmplat și la Timișoara și la București. gândiți vă că încorporările alea obligatorii de care spuneai tu să făceau la sfârșitul septembrie. Vorbim de, de. erau foarte mulți recruți proaspăt recruți care nu au fuseseră instruiți să tragă. Le-au dat arme și glume și au demis pe strada, când Îți dau un Kalajnikov, uh, un AKM47 și îl pui pe foc automat. El are un recul extraordinar și dacă nu ești obișnuit să ții de el și te sperii sau te, te ferești de altceva sau vi, aruncă sorin cu o sticlă sau ce se întâmpla din disperare trage oriunde adică au fost și multe accidente de tipul ăsta se care... Se poate lua în calcul și factorul ăsta al accidentelor dar de din de foarte experiență. multe mărturii inclusiv a cunoștinților mele au intrat efectiv în scara blocului și au tras în, da, în, da, da. în oameni. Deci au fost și fanatici ai, ai regimului care erau care se bucurau de niște avantaje ale regimului comunist care erau indignați că și aici o să revin când o să ajunge la București să vă povestesc o fază. Deci erau indignați că acești huligani, cum erau numiți de către conducerea centrală de partid, îndrăznesc să iasă pe stradă și să fie nemulțumiți de marile realizări ale partidului și doile era frică pentru că cei care erau un sistem atunci, în securitate, în miliție și în armată, aveau niște avantaje uriașe. Adică erau salarii mult mai bune, securiști aveau magazine acces, speciale, acces la niște produse pe care omul de rând nu le avea acces și el, știind că va dispărea comunismul, ca să strigam noi jos, comunismul jos, aușesc cu vrem libertate, își pierdea avantajele respective de care beneficia față de alți oameni. Și atunci din cauza asta era în asta și ura să se oprească toată nebunia asta ca nu cumva să-și piardă el beneficiile de care că foarte mulți membri de partid sau din securitate fuseseră recurtați din păturile cele mai nenorocite ale societății românești de la care urau pe toată lumea. Da. din nu da care, care erau eu știu de la țară sau care nu n-aveau nicio calificare și bineînțeles că își își dădea să dacă se duce regimul ăsta care mă ține pe mine, eu mă întorc la coarnele plugului, sau mă întorc la strung, sau da. mă întorc da. la. Eu, de exemplu, vin dintr-o zonă, și aici nu vreau să fiu înțeles ca un comunism mascat, unde comunismul a fost benefic economic. În zona bărăganului, forma de dezvoltare a agriculturii cu irigare, cu sistemul de irigații și cu forma de asistență mecanizată, a fost clar profitabilă. Pentru că e o zonă care, dacă unde nu folosești mijloace de largă, Exploatarea uh, exploatare n, n ai cum să răzbești da. Dar trecând peste uh, treaba asta, e clar că era un sistem gândit în mare parte să producă joburi, nu produse. Era, o, idealul era să aibă toată lumea un loc de muncă, nu conta că mulți Era nu și făceau... interzis să nu ai loc de muncă, dacă nu aveai loc te de muncă. Te miliția de pe stradă. Te, te băgau la pușcărie de deci ce exista... A fost o reclamă celebră cu niște ani în urmă când partidul te vrea tuns erau la un produs care e specific. Bun, dacă și... era chiar pe bune, adică dacă aveai părul lung sau erai rocker și așa, te lua miliția de pe stradă, te tundea la zero și îți dădea drumul pe stradă, înapoi. Tunes, da, o să făcea doar o cărare cu mașina de tuns și tu singur. Mai departe. Și că tot vorbim de mamuți industrial, momentul când revoluția de la Timișoara devine incontrolabilă este când... Când ies marile platforme, Pe elba data de și... 20, pe data de 20, atunci, cum să zic, mi-a dispărut sentimentul ăla de neliniște pentru că au ieșit muncitorii în mod organizat, de la Elba, de la toate întreprinderile uh, astea mari, și atunci Timișoara... erau sute de mii de oameni, nu știu câți erau, zeci, sute de mii. Uh, e, Timișoara fiind foarte industrializată. Da, da, da. da. Foarte în zona industrială au ieșit toți muncitorii organizat Cam la aceeași oră s-a format o coloană de-asta interminabilă de, de oameni Atunci s-a -a și mers, uh, Ceaușescu l-a trimis pe Dăscălescu, care era prim-ministru Ultimul prim-ministru comunist L-a trimis la Consiliul Județean, ne-am dus toți la Consiliul Județean Era și pe undeva, pe mulțime, pe acolo, nu știu pe unde, mai în spate Nu am fost între liderii revoluționari sau ceva Am fost și eu un simplu participant la Revoluție dar știu că vorbeau oamenii, că toți vorbeau ce se întâmplă, ce vorbește, ce asta, că au negociat acolo înăuntru ca să dea drumul arestaților, care spune 800, 900, -1000 de oameni care au fost, că și-au dat seama că altfel lumea nu intră în case și a întrebat descălescu pe reprezentanții revoluționari care s-au zis înăuntru, bă, dar ce vreți voi ca să intrați înapoi în case, să termine tot? Păi, în primul rând, dați, dați drumul la cei care au fost arestați și numai că le dați drumul, dar îi aduceți aici să să-i vedem noi. Și s-a și... făcut Comitet Revoluționar. Da, a fost da, un comitet da. Un C Comitet FSN, Revoluționar, iar da. Comitetul frontului salvării, salvării naționale da, sau revoluției sau nu știu cum se Și Ion Iliescu spune pe o registrare că cei de la Timișoara i-au spus frontul salvării naționale, numai că el încurcă ceva cu socialdemocrația, spune. Da, el era... Uh, ca de... o precizare, mobilizarea muncitorilor din fabrici s-a făcut pe de-o parte dintr-o măsură a partidului menită să-i calmeze. Da, au da, mers, da, da. Uh, au trimis secretari de partid acolo. Cici, da. Care au spus, le-au uh, le făcut un fel de ședință, au dat toți muncitori în curtea fabricii și au zis, domnule, elemente iridentiste vor să fașiste. destabilizeze, fasciste. și cum, domnule, că mie mi-au împușcat ieri nevastă, mi-au împușcat copilul, domnule, spui că element, adică copilul meu e element fascist sau asta care e ieșit pe stradă și a, declanșat atunci o ură de asta colectivă, și atunci toți muncitorii s-au hotărât ca a doua zi la ora 12 sau 1 să părăsească. Da. Oricum, ăștia de la Elba intraseră în grevă cu o zi înainte, pe 19 sau pe 18, au declanșat grevă generală, adică oricum deja ă, era o masă mare, compactă de oameni care au luat uh, hotărâre și toți erau împreună. Știi? Sunt și ale unor oameni dintre, ca, din cartierele Timișoarei care nu fuseseră încă direct afectate de violențe. Ăștia au rămas siderați că li s-a spus despre ce nu s-a întâmplat. Când n-au avut loc violență, păi stai un pic, de cine ne-ai strâns să ne spui că nu s-a întâmplat nimic? Stai în ni exact, să vedem da, și da, noi da, da, da. despre ce e vorba. Și în momentul în care au ieșit masele astea în stradă, exact ce a spus domnul Sorin, situația a devenit de necontrolat, și Constantin Dăscălescu a fost nevoit să se întoarcă la București, observând că e, situația e dincolo de. Și Timișoara a fost declarat primul oraș liber, tocmai din motivul ăsta, pe data de 20. Centru, oraș Timișoarei liber de comunism. Nu era. Nu mai Atunci era. Au, au mers și la în Piața Operei și primele discursuri de la balconul operei. De la balconul operei. Dacă... Au fost steagurile găurite peste tot, toată piața aia erau, deci era tixi, 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 tixi de oameni de la catedrală și până și prin parc în spate și până la Bega și pe pod peste tot erau, țin minte că cât vedeai cu ochii, mă urcasem, nu mai știu pe ce mă urcasem și vedeam oameni cât vedeai cu ochii în toate direcțiile, în toate părțile. Și dacă în primă fază localitățile din prejmuitoare, Lugoju și celelalte fuseseră folosite ca puncte de sprijin pentru reprezentanții guvernului, fuseseră mobilizate și unitățile militare de acolo, deja în spre înspre 20 încep să se realieze celor din să Timișoara. Pactizeze, să pactizeze, da. o pactizare cu armata, ai cu noi, era o formă de -asta Pe 21 de... dimineața uh, am reușit să o iau pe Diana din maternitate Că uh, umblase ore întregi Că era o nebunie acolo și uh, a fost o, un haos total Și am reușit să o iau din maternitate Și am venit un văr, Dumnezeu să rinde, că a murit de la Brașov uh, uh, Nașul lui Ștefan Liviu um, soțul verișoare mele primare, Nașul Ștefan a fost singurul din familie care a avut curaj să vină atunci în Timișoara și cum aștept de Brașov, că Brașov era un pic asociat cu Revoluția și cu asta, nu știu cum a trecut pe încoldoanele de... Că toată Timișoara, pe data de 20, când s-a retras armata, era înconjurată, nu putea nimeni să intre sau să iasă. Era și aveam, izolat, aveam, toate telefoanele tăiate, nu puteai să suni nicăieri la București, la Iași sau undeva, cum, sau în, cu atât mai puțin În, Lungaria, deci ne în absolut orice comunicare cu exteriorul și intrase o frică noi, că spuneam că gata, se zvonea că ce Ceaușescu a ori din ca Timișoara să radă după fața pământului ca să acopere absolut tot masacrul la care a fost la Revoluție și a intrat vărul ăsta meu pe 21 dimineața prin cordon, ne-a luat de la maternitate, a, mers cu mama mea la maternitate să o ia pe Diana, eu am rămas acasă, nu mai țin minte că nu dormise în câte zile și nu mâncase în de 3 zile, de 4 zile, habar n-am că eram pe străzi la Timișoara, acolo eram plin de sânge și de asta, că mama a izbucnit în plâns când a văzut, aveam și Adida și de și Diana i-a văzut cu piele întoarsă și aveam așa strade de sânge cum în piața operei, pe 17 noapte acolo, știi? Închegat. da. Și de aia așa îmi dă o stare foarte proastă când povestesc și nu vreau să povestesc prea mult. Ideea este că pe 21 dimineața am luat-o pe de la maternitate, am trecut de cordonul ăla, ne-a lăsat cumva când ne-a văzut un copil nou născut, i-am convins pe ea, dar uh, la ieșirea din Timișoara spre Arad, pe drumul vechi încolo, era cordon peste, adică tot orașul era înconjurat de, de armate, erau oameni cu puști, cu nu știu ce. Și când am ajuns în Arad, prin centru, în fața primăriei, se adunaseră oameni. încă nu era discursul lui Ceaușescu, nu începuse. S-a fost după masă discursul lui Ceaușescu, ceva, nu? 20 seara a fost. Pe 21. Prima oră la, la studio, de nu, la CC. Nu, nu, nu. Ăla de afară, de la CC, când a fugit cu. 28 uh, de, de dimineața. Cât de dimineață? Pă păi la 10 jumate, așa de. Ok. Uh, deci, probabil că 11. noi, pe la 12, când am ajuns pe la Arad, deja uh, Ceaușescu fugise cu elicopterul. Noi n-am știut că eram în mașină, nu? Nu, nu. pe 22 fuge. Eu sim copă da. între, între da. discurs și fugă. Da? da? Nu pe 21? Nu, pe 21 face discursul și pe 22 dimineața fuge. Rămânea sediat în CC o zi. Nu, nu, nu. că ce n-a fost asediat, în afară de punctul de revoluționar de la piața Universității, din fața la Inter, că toți am mers la Inter pentru că știam că de Ce vreau să spun, că nu era frică că restul țării nu de noi și că Ceaușescu o să decimeze și în momentul când am ieșit din Timișoara și am ajuns în Arad și am văzut mulțimea de oameni adunată și care ne făceau semnul victoriei așa și am ieșit și eu cu mâna pe geamul mașinii și Liviu, Așa și făcut Victoria. am făcut să un victorie Mi-am dat seama că și alte lume și alte e, orașe știu de noi există Și că există o șansă foarte nu. mare să reușim să doborăm regimul -a dorit comunist postul asta de Europa Liberă, Vocea Americii, și Dar în momentul U. când au dat ea cu grenada aia fumigenă și zgomotoasă pe în piața Victor, În calea victoriei Nu, în piața Revoluției În piața Revoluției în fața, în Când acolo, au dat? Când a fost pe 21, discursul pe 21, și, pe 21 da. Dar după ce au dat cu aia și Ceaușescu a intrat înapoi în CC Nu atunci a venit elicopterul nu. nu, a doua zi a venit elicopterul E helicopter. ziua următoare Deci în ziua aia masele de manifestanți s-au împrăștiat O parte s-au dus în piața universității Și-au constituit un grup de Cu tomberoane cu... Nu vrei să o numi Dacapo uh... Ștefan? Nu, nu, să nu, mutăm da, la București sorin. Ok, eu Hai. Nu, nu, eu l-am întrebat. Păi nu, povestește, povestește tu, sorin, termină cu Timișoara. Păi am plecat din Timișoara, asta a fost. Nu mai vreau să intru în amănunte să vă povestesc deci, ce am văzut a, sau ce... Domnului, sorin, se termină pe 21, relatare. Eu în 21 am plecat din Timișoara. Dar eu știu că discursul Ceaușescu și uh, rumoarea aia și care, alo, 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 a fost pe 21. Da, dar da, fuga, corect. de multe ori se prezintă niște colaje filmate care par să le alăture. Dar ele a mai sfumarate. fost încă un meeting pe 22? Nu, nu a fost niciun meeting. Nu. A doua zi el -a, au venit muncitorii din București au venit să împresoare Comitetul Central și la atunci a chemat elicopterul pe Scărușu și cu Maluțan și l-a, dus da. și a plecat. Este o poză cu el cu megafon în mână încercând să mai ia cuvântul Cine a fost și pe elicopter? Postelnicu și cu Manea Mănescu. Mănescu. Mane Mane nu, nu Postelnicu, Emil Bobu. Emil Bobu, scuze, Emil Bobu, da. 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 Dar Știu revenind un pic. pe rând l-au părăsit, adică în momentul când da, ăștia au rămas la znacob, generalul Stănculescu și... n-a fost de acord să aterizeze la Boteni, uh, era unitate de parașutiști, i-au cerut drept de aterizare de, uh, cu elicopterul, n-a vrut și atunci au aterizat pe câmp Manea Mănescu și cu ăsta. Păi a rămas la Snagov, doar el cu Leana au aterizat pe câmp la Târgoviște. Au făcut o la Snagov. Da, da și au da. luat niște haine de acolo și niște bani. Și uh, pe urmă uh, au, au vrut să plece spre Târgoviște, că au știut că era convins că oțelăria Târgoviște, care era ultima creație, era combinatul de comunit. oțeluri speciale, muncitorii da. aveau o situație privilegiată cu salarii mult mai mari, cu facilități, exact ce vorbeam și cu Timișoara. Da. Și s-a gândit du el a zis duceți-mă la muncitorii mei, pentru că el se revendica din zona muncitorească și că dacă ar, ăștia care sunt în stradă așa fusese informat că nu sunt muncitori de ai lui, ci sunt uh, tot felul de huligani, de uh, de bijnițari, de spion de... sau direct, da, agenturi străine care da, au vrut să prea dar să o luăm de la, Hai uh, să o luăm de la... începutul da. evenimentelor ieri se întoarce în țară pe 20 din Iran, până atunci la București eu din câte am citit era liniște da, a fost liniște totală nu se simțea niciun vânt de revoluție pe 20 seara vine la televiziune, ține discursul cu elemente huliganice la Timișoara, care au creat dezordini și cu tare. E discursul acela cu Stema și cu Steagul pe fundal. Se vede Elena Ceaușescu cu Ion Dincă și cu încă vreo doi, nu mai știu exact cine. Postelnicu și mi se pare că... Postelnicu mi se pare ministru de interne. Da, da, da. Așa La momentul respectiv. Cu... Așa Așa, e fabulos de văzut ca imagine că toți sunt uh, s s -s -s să Să mirau și de ce zice Ceaușescu. Și că sunt, sunt îmbătrâni, sunt, în bătrâni, sunt în veche din vechea gardă. E un regim care n-a mai promovat tineri în primul eșalon, au rămas cu cei care le inspirau lor încredere, adică arată clar uh, înapoierea oh. regimului, neadaptarea lui la situație. Și situații. o mirare. Ăștia erau niște moșulici și de decrepiți, care se uitau la Ceaușescu, că mirau și ei ce zice Ceaușescu. Adică erau, arătau că, nu, că sunt nesiguri pe ce spune Ceaușescu. Adică i-am urmărit și atunci și ulterior și am... Uh, da, în sfârșit. Și vine ziua de 21, când Ceaușescu speră că va obține adeziunea maselor din București. Este un secretar general al partidului pe București cu un nume Barbu Petrescu, parcă îl cheamă, care este însărcinat cu mobilizarea oamenilor considerați cei mai siguri pe linie de partid. Oamenii care aveau cele mai multe facilități, care erau considerați loialuri pe care partidul îi avea la mână. Doar ăia sunt mobilizați în actuala piața Revoluției Noi vorbim de actualul sediu al Ministerului de Interne da. Aflat peste drum de Biserica Crețulescu și de fostul Palat Regal Sunt de statul Coposu și cu Biserica da. Crățulescu Mani din Maniu, care... Maniu, Maniu e acolo e și Coposul lângă Crețulescu Mani scuze, Cre Crețulescu e pe vis a Maniu da. e fix în față Coposul și Maniu sunt față în față aia este numită piața revoluției din și decembrie și cu lui Iliescu care da. țeapa monumentul revoluției care acolo după un alt se monument se strâng oameni în piață Nicolae Ceaușescu la fel cu o suită în spate așa cum ieșea de fiecare dată iese la Balcolul Cițeulei am avut am găsit la dată afirmația că voia să reitez succes în 1968. Nu știu când, da, da, voia da, să... da să știi că da, pentru că el acolo a marele succes, acolo a și acolo și a și cucerit masele când s-a opus Uniunii Sovietice pentru că Uniunea Sovietică intrase în august 1968 în Praga și cu Dubcec, și făcuseră dezastru acolo și el s au opus intervenționismului în țările independente și suverane. Și... E considerat de mulți apogeul popularității. Și acum s a dus în același loc, considerând că își recapătă cumva cu un discurs similar. El mult mai bătrân, gândiți-vă că e vorba de 20 și ceva de ani după. Este un om de 71 de, de, an, de ani după 68. Față de omul de 50 de ani. Da având oricum o dicție nu tocmai potrivită, potrivită. pentru oratorie uh, și ne ținând cont, ăsta e un principiu istoric, că faptul repetat în istorie prima oară poate fi grandios, a doua oară va friza întotdeauna ironicul, penibilul. Și va, da, va fi penibil. Începe discursul și e momentul când le mulțumește organizatorilor Există majoritatea transmisiunii este orientată asupra persoanei sale, evident, dar s-au păstrat uh, filmări și din piață. În momentul când mulțumește organizatorul, se aude o rumoare crescând venind înspre el, se vede că este și el la un moment dat nelămurit, mai spune câteva cuvinte, tot mai sacadat își ridică privirea și se vede că se uită nelămurit. În spatele lui se agită, dacă am reținut eu bine, generalul par... Marin Neagoe. În, în balcon nu era decât el cu Leana și cu încă... Nu mai mulți. Și, mai mai și, mulți. și cu domnul de lideri politici, vreau să spun. Dar în spatele lor erau niște geamuri și niște tovarăși își dau perdelele la o parte să vadă și ei ce se întâmplă un în viața. solid mai înalt. Dacă am înțeles eu bine cine e personajul ăsta, este generalul Marin Neagoe, comandantul direcției a 5 -a. Și cel care s-a ocupat de securitatea personală a lui Ceaușescu. Este un domn mai care vine și spune ceva, n-am înțeles niciodată ce a spus, și iese. Ceaușescu, între timp, se uită înspre piață, acolo unde, așa cum a spus domnul Sorin, se pare că au fost folosite aceste niște grenade petarde. luminoase sau petarde. Sunt, uh, relatarea spune că veneau în zona Atene Palasului, erau niște doamne de la o fabrică de tricotaje, în rândurile lor au fost aruncate aceste roșie, uh, grenade uh, femeile s-au panicat, au început să țipe și țipa, țipetele lor că ne omoară că vin ăștia peste noi s-au transmis deja până era o în față. Tensiune generală chiar generată de sistemul Se auzise de Timișoara deja. Că sunt unii răi care nu știu și lumea era confuză. Cei cu temea. teoria conspirației a loviturii de stat spun că existau niște taburi acolo sau un tab care emitea o, un sunet de frecvență foarte joasă, inaudibil, care creează o stare de panică sau că emiteau un zgomot care imită șenilele de tank. Rostogolindu-se pe caldarâm sau zgomotul de la da. de avioane. Și asta, asta este teoria conspirației, că a, a fost electronic. Eu n-am fost acolo, nu pot să spun asta, dar am auzit martori, am avut o, am o verișoară care a fost la acea manifestație și a spus că la un moment dat erau foarte speriați chiar de la flamura roșie, chiar în grupul ăla care de femei era cine... verișoara da? da, verișoara mea, da. Așa și e, este și acum. Așa și la un moment dat s-a aruncat o petardă, spune ea, adică au reconstituit ei, probabil s-a întâmplat, dar ele s-au speriat foarte tare că ne împușcă, ne împușcă. Ne-au adus aici să ne omoare, cineva a spus ne-au adus aici să ne omoare și au început să urle și să ăștia au încercat să-i calmeze de la balcon, liniștiți-vă, potoliți-vă. Nu, nu, mai e, o, mai e, o chestie înainte să se întâmple chesti, treaba asta, cei din securitate care erau la e, e, zona inferioară balconului până la parter au crezut că sunt atacați, au armat puștile, au creat panică în ecou cumva. Oamenii sperindu se bă, ăștia puștile în fața noastră, ne împușcă. Deci că de acolo a venit aia că ne împușcă. Și ne apare, televiziunea și-a întrerupt transmisia în momentul ăla. Da, Cei care erau câteva... acasă n-au mai văzut, dar pe înregistrare se păstrează o replica lui Ceaușescu. Nu mă, ho! Da, nu mă, ho, El da. vede de la balcon că nu-i niciun atac Și în momentul când cineva îi spune Că să luăm, mă spune, nu mă, ho, Stai, că nu-i Și nu după aia atac. vine momentul ăla când aproape uh, un minut sau aude alu. Am văzut în astea că s-au tot dat la televiziune Sunt și pe YouTube uh, Permanent și le-am le revăzut Să înțeleg cum a funcționat sistemul uh, Dacă până la bubuiala respectivă Sau șocul respectiv Era plin de pancarte și cu cu ah, tine, Stima Ceaușescu, noastră și mândria. și mândria Nu știu ce lumea a aruncat în haos ăla, a aruncat pancarte și rămăseseră cam jumătate din noi a toți care fuseseră. Deci, Dar aia nu-i mulțimea care a scantat jos Ceaușescu. Nu-i nu, nu. are nicio legătură. Așa o, o parte din pie- că Ceaușescu a umplut piața, deci au vrut să facă o, ma o, manifestație grandioasă care, care, să fie televizată și care să transmită. Unii zic că cei care au fost în spatele loviturii de stat sau așa, l-au sugerat, au, -au, -au sugerat să umple așa ca să fie cât mai mulți oameni și să fie efectiv da, mai da, exact Se referă la Stănculescu care fusese covară înainte, deci acum suntem în decembrie, în luna august Stănculescu s-a dus la Balvanie și în, în, Ungaria. La, la, Cuba, la Să, să, așa și să se trateze și nu știu ce și l-au racolat ăștia și au spus că în care este planul revoluției. În paralel și Iliescu și cu Voican Știu Voigulescu că Iliescu și cu... și cu Voican Și cu uh, uh, Brucan Și cu asta f -f constituiseră frontul ăsta Salvării Naționale până undeva, până și, 74, cu 74, și cu generalul cu... militar Și cu militarul până 74-75 Dar atunci e... era, era grupul ăsta conspiraționist da, Împotriva uh, lui Ceaușescu Ceaușescu știa, avea informații despre ei că sunt oamenii Moscovei Îi respecta pentru că vrea, vrea să aibă o relație bună cu Moscova Cum avea relații bune și cu Anglia Exista și un grup al considerat al spionilor englezi care se întâlneau Domnul la Păltiniș Domnul Ion Caramitru a fost considerat spion englez. Eu spun doar așa o, o da, ipoteză, mă rog, nu... și cu Pleșu și cu mai mulți care se întâlneau la zi la Sibiu, la Noi, ca la Păltiniș. La Păltiniș. dar el respecta cumva personalul, bă, și ce controlați, dar nu le faceți nimic. Și Iliescu ca să scape de el, considerând că e dublura lui lui Ceaușescu, rușii sovietici au vrut să scape, și au o luase Razna, n avea nicio legătură cu cu direcția lor. L-au trimis întâi pe, cea, pe Iliescu, l-au trimis la Iași și pe urmă la Timișoara, să fie secretar general. până l-au la editura tehnică. Încă din anii 70 vorbesc. Dar că trebuie făcut o diferențiere între opozanții regimului. Există într-adevăr, tot în 89 apare scrisoarea celor șase. Da. Silviu Bruclan, Alexandru Bârlădeanu, Corneliu Mănescu... Uh, și îmi scap acum uh, numele celorlalți trei Care fac o scrisoare publică În care îi, uh, îi pârvulesc Bineînțeles care că îmi scăpase... luat și cuvântul la congres A, așa? Și... Uh, Fac o scrisoare deschisă către Nicolae Ceaușescu Bineînțeles că sunt pus sub urmărire Foarte interesant cazul lui Silviu Brucan Ăștia nu sunt dizidenți pur sânge Ăștia sunt mai vechi Potentații regimului care au păi... trecut Pe linie moartă și care acum, și îl care erau că, protejați, totuși în linia a doua a partidului să bucure de avantaj. care de exemplu poate să plece în Statele Unite după episodul și la Moscova, asta. el da. face circuitul ăsta Moscova. Conexează. Ion Iliescu nu se raliază celor șase el nu face parte dintre semnatari rămâne cumva în spate, dar el face parte într-adevăr din Cercul celor racolați de Moscova Mai este un domn, generalul Ion Ioniță Care moare înainte de 89 da. Și care se pare că fusese nucleul inițial al grupării Ce au Ceaușescu într-adevăr nu știu dacă din respect sau din precauție Exact pe regulă asta că nu-i omor pe că cei sunt care Îi păi, și... trece pe linia a doua Iliescu începe, domnul al lui Iliescu Declinul lui începe din 71 Când e trimis întâi la Iași e scos din centrul puterii, după care ajunge... Secretar de parte, secretar, part secretar, general, de, adică era o funcție... După care ajunge ceva secretar, sau invers, secretar, la mutat la Timișoara. propaganda la Timișoara și forma e Nu, formă a tot editura... secretar general, la, el, Iliescu a fost Eu știam la... că la Timișoara e secretar cu propaganda, da, detalii. Nu, așa și pe l-au dus la editura tehnică, care era iarăși o funcție importantă. Director editurii tehnice. Dar n-a dat putere politică. Pusese ocupată de Walter Roman până atunci, de tata lui Petre Roman. Roman da. Sunt niște întâlniri la spitalul Elias, unde Iliescu merge să-l viziteze pe Walter Roman, apoi acolo se găsește generalul militarul și în felul ăsta se leagă cumva așa zisa conspirație. E posibil și la Timișoara să se fi căutat cei care susțin varianta uh, loviturii de stat să se fi comis în adins niște violențe grave ca în felul ăsta să fie compromis să se agite mulțimea. definitiv și regimul. Și cu transmiterea exagerată până noi am fost anunțat că au fost omorâți un milion de oameni la Timișoara în total. Bun, și în ce oraș. voiam eu să sublinieze da. că dizidența cealaltă, că ai pronunțat și numele domnului Pleșu, eu am o simpatie pe care da, n-am disimulat-o față ca de dumneavoastră. Da. E o diferență între cei șase, între dizidenții din regim și oamenii care n-au avut să-și funcții noi de partid Nu dacă e adevărat, noi vorbim pe mituri și încercăm să le, să le nu le dezăle... Asta nu e mit. Da. Andrei Pleșu, Mircea Dinescu, nu au avut să-și funcții în aparatul de stat. Ei, chiar dacă vă să plăcuți nu, dar la un Se în tabere diferite. Pleșu se se în tabăra occidentală, Dinescu se în tabăra sovietică, Nevastă Samașa, Dinescu era Rusoica, Rusoica. Da, 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 dar eu vorbesc și... că ăștia sunt oameni fără funcții. Adică încercam să fac diferența între cei trași pe linie moartă și cei care au fost văzuți ca dizidenți pentru simplu fapt că s-au opus regimului și majoritatea aveau domiciliu forțat. Andrei Pleș a fost trimis la Tescani, sunt mai multe. Mai mulți, da. Doina Cornea face parte din grupul celor care au fost deschis împotriva regimului și alții. Și în felul ăsta se ajunge la uh, eșuarea mitingului de pe 21 decembrie și aproape imediat se constituie și baricadele, se constituie primele puncte de rezistență. Din București, unde cred că e mai corect să vorbești tu decât eu din ce am citit. O, să știi că totdeauna există o diferență, lui să mai știu tu Da, un... am rămas confuz, că eu aveam impresia că Ceaușescu a fugit după meeting-ul ăla din 21. No, no, no. Voi știți că a fugit în 22. La, la 24 de el de din 21 până în 22 n-a mai, mai părăsit dormit, comitetul, comitetul Central Central. de acolo avea un punct de comandă. momentul care se pare că l-a descumpărit pe el final a fost uciderea, zisă sinuciderea generalului Militaru. Nu, uh, Mile. Mile, scuze. Mile. Care Vasile a avut loc când? Pe 22. A, nu, a avut loc pe 22 dimineața, da, într-adevăr, la prima oră. Găsit Vasile ori. Mile este ministrul apărării. Dar până la urmă s-a sinucis sau a fost omorât? Uh, nu se știe. Nu de de să creadă că a fost ucis. Nu, eu cred altceva. Eu cred că i s-a dat ordin să tragă în populație și el s-a sinucis. Deci asta e părerea mea. Ca vor remușcări. Deci asta e teoria mea și am foarte multe elemente și am căutat maxim să găsesc alte indicii și nu am găsit. Deci lui s-a cerut să tragă în populație, ia măsuri, te interesează și ministrul apărării, scoate armata și distruge-i pe toți, nu mă interesează cum. Și el s-a sinucis ca să nu facă o crimă și a venit cu care și-a pus piciorul în gips, care, mă rog, s-a -a eschivat. Sunt poze cu piața Revoluției după meeting înconjurată de tancuri, de blindate. Asta se, dă la, se, face la ordinul lui Milea. Milea este însărcinat de Ceaușescu. Da, aduce, aduce o unitate blindată din cu ghencea, mi se pare. Cu reprimarea sau... mișcărilor. Cred că scazarmele de pe Olteniței. De da. pe, scuze, nu Olteniței, Alexandrei. Pardon. Da. Ce vreau să vă întreb pe voi, că poate sunteți mai documentați ca mine. Eu, având traumele astea de revoluție, n-am studiat prea mult, nici n-am urmărit prea mult, că nu pot. Nu v-am zis că am o stare așa, așa cum a tremurat tot când am început să povestesc, de m-am și oprit. Vreau să vă întreb, până Ceaușescu a fugit. Au fost și alte orașe ca și Timișoara care au ieșit în stradă și au strigat Jos Ceaușescu sau da, au ieșit. Da, de strigat, da. Au fost în piețe publice, și chiar și în orașele mici. Ia și Până au a fugit Zău. Ceaușescu? Până a da, fugit da. Ceaușescu. Până pe 22. Eu vorbesc că între 21 și 22 au ieșit pe 21 au început să se întâmple după toată ce a țară. fost mitingul ăla în care l-au huiduit pe exact, Ceaușescu, după. probabil. Al a fost primul. Pentru că eu mergând prin țară am văzut foarte multe orașe acolo pe placă când îi oraș martir, oraș da, martir. Da, este mai sunt multe. Și uh, Sibiu a da. avut mișcare, s-a făcut un film da, de curând da, da. Știu, cu, cu, cu cei acolo era, care au fost. Acolo în, Nicu Ceaușescu era secretar general în, al. ăla de notă da. au fost ținuți. Am uitat titlul filmului, am fost de curând și eu la cinematograf să-l văd Mișcător film. Bun? Da. într adevăr foarte bine realizat și cu un joc bun. Deci acolo, acolo era Nicu Ceaușescu era secretar general al partidului, pe tot județul Sibiu. El avea să s făcuse deja un mit că Sibiu o duce foarte bine, că se dă mâncare, că de Sibiu. Oprești, oprește tirurile care pleacă în Germania cu pui și cu porci la deschide cedățen. ușile și dă în parte. s-au ce. Ce. Un... făcut multe legende. Ceaușescu, pre... securitatea pregătise schimbarea asta. Ți-a dat seama că Ceaușescu e decrepit, că sistemul lui e consumat și vreau să vină cu Nicu. Din păcate, Nicu era foarte Depravat, ca majoritatea beizadelelor comuniste, părinților foarte asces, foarte idealiști și copiilor erau foarte da, pragmatici. Într-un într da. mediu la capitolul ăsta cel puțin nu spun că îi neapărat îi face cinste sau ba, sau ba dar Serghei Mizil este cel mai vocal, este fiul lui Paul Niculescu Mizil și descrie dintre uh, apucăturile Beizadelelor de la momentul acela deși și acolo s-ar putea să fie niște contradicții, nu vorbesc atât de Nicu Ceaușescu cât de Zoia Ceaușescu de fica lui Nicolae Ceaușescu unii spun că erau la fel de depravată pe când alții contemporani cu ea spun că din potrivă, ea chiar a fost o fată la locul liniștită. ei care și-a văzut în mare parte. Așa mai spune treab. și doamna Betea care a studiat. Uh... Cel mai cuminte dintre toți, oricum a fost Valentin Ceaușescu, care a fost șeful Institutului de Cercetare. Nu vorbim de, la de aia unde nu sunt dubii. Și că... eu vă spun acum ceva, dacă Valentin Ceaușescu ar veni să candideze la prezidențiale din România, ar lua un 20-25% fără probleme nu știu după acum scaun, fără să-și facă niciun fel de publicitate, pentru că există foarte mulți nostalgici ceaușiști care zic bă, nu era... Sunt prea bătrâni acum și prea puțini. Nu mai puțin. sunt așa mulți. Era cu 20 de ani, poate, nu știu. Și deci, e din punct de vedere electoral, apropo de în electoral cine vrea să facă un potențial, dar nu se bagă asta da. Valentin, Că a văzut ce înseamnă, că el n-a fost niciodată băgat în ca nici până la urmă nu-l vă rog. Nu vreau să zic de Stefan, să înceapă să ne povestească el, dar vreau să ne povestești de la început. Vis-a-vis adică -vis din... de decrepitunea de Ceaușescu, voiam eu să fac două Te rog. Uh, la Ceaușescu era și un declin fizic, el avea diabet într-o fază destul de avansată și o boală de prostată. Și asta își spuneau cuvântul și în uzura lui, că adică la un moment dat nici fizic nu știu cât mai era capabil să înțeleagă ce se petrece în prejurul lui, deși până la proces el pare să aibă o logică destul de bine structurată din perspectiva lui. Nu pare un om desprins complet deci, de realitate. O experiență revoluționară adică, politică. Eu și... cel puțin înclin să nu cred în teza că Ceaușescu este complet desprins de realitate și că el crede că totul e bine. Pot crede, sau mă rog, există și teoria că i s-a ascuns gravitatea faptelor de atunci sau i s-a dat impresia că se deține controlul? Adică, până la moartea lui Milea, el ar fi crezut că situația este sub control. O să-ți mai spun ceva. Deci, noi ne-am achitat datoriile de care spunei. Deci, noi am avut un PIB în 1989 de 30 de miliarde de dolari este că acum avem 300 de miliarde, deci avem, aveam de 10 ori mai puțin. Datoria României, făcută undeva pe la sfârșitul anilor 70 spre 80, a fost de 10 miliarde de dolari și cu dobânzi cu tot am plătit în total 17,5 miliarde de dolari așa, iar în aprilie 1989 noi ne-am achitat toți banii, deci încă din aprilie 89 da. ne-am achitat, dar mai rămăseseră 40 de tone de aur care erau lăsate cumva a manet pentru alți bani la Banca Germaniei, ce au știut că n -a vrut să facă datoria, al zis, uite vă dau aurul ăsta, am dat niște dolari la Republica Federală Germania la vremea respectivă și a zis, bă, care-i treaba? Ăștia să hai de ce facem, dăm drumul, pentru că datoria asta trebuie să înțelegem, s-a achitat prin produse alimentare. Singurul lucru pe care îl acceptau piețele occidentale care puteau da dolar cu care să ne achităm datoria erau produsele alimentare. Produsele industriale erau de foarte proastă calitate și nu, nu aveau, nu aveau uh, nu erau competitive și se stricau și erau vai de mama lor, țările arabe nu aveau bani să cumpere sau țările sărace din Africa unde noi investeam dădea mai mult pe degeaba și atunci toată mâncarea românilor se dădea în străinătate plus că nu mai făceam importuri, erau restricții da, până la cu... am spus asta, că lipsau până la produsele uzuale. Da, deci tot ce era din import era interzis, era un autarhism să numești, adică totul trebuie să producem aici în spațiu românesc și trebuie să consumăm din ce facem noi, nu avem voie să importăm nimic de asta nu veneau nici portocale, nici banane nici. Da, și a existat uh, pe după parte impresia publică, pentru... băi, am plătit aia acum de ce mai răbdăm? Deci ca să, faci un, ca să poți să faci un film la Sahia Film, trebuia să ai aprobare de la Comitetul Central ca să poți să iei de la Kodak din Germania să iei film role, role ca să poți să faci mult, să faci copii și o să dai în toată țara. Așa și vreau să spun că el a zis în aprilie hai că mai merge să mai, mai, să plătim și astea 40 de tone de aur până la Congresul al 14 la care a fost în noiembrie, la suiștul noiembrie. Gândiți-vă că zidul Berlinului a căzut, adică separația dintre Republica Federală Germania și Republica Democrată Germană a căzut pe 9 noiembrie 1989 și în, în momentul ăla a existat o efuziune, o, o dorință de libertate în întreg spațiu ex-sovietic, vorbim aici de Polonia, Ceoslovacia, Ungaria. Bulgaria și chiar și România, lumea simțea că se întâmplă ceva, era o presiune foarte mare. Românii se uitau la cele două ore de televiziune pe care Ceaușescu le dădea pe televiziunea română, se uitau pentru că așteptau să vadă moartea lui Ceaușescu. Știau că e bolnav, Europa liberă și vocea americii care se asculta în clandestinitate erau interzise, era interzis s să postul posturile astea transmiteau că Ceaușescu e bolnav, că are boli, că a fost studiat cum merge și cum cam ce se întâmpla cu cu Putin, cam chestia asta care în te fază cum e că la Ceaușescu era și adevărat. Și lumea să uitat la orele alea două așteptând să vadă în prime time cum moare Ceaușescu. Deci asta, era motivul pentru care lumea să au văzut pe Așa, și chiar au văzut, au așteptat ce au așteptat și așa. Și deci se întâmplă toate evenimentele astea în toamna la 89. Vine congresul al 14-lea al partidului care a fost o demonstrație de forță a lui Ceaușescu, dar Cumva, singurul singurul delegat străin care a venit la Congresul al la al Partidului a fost Iaser Arafat, arafat liderul pe, pentru eliberarea palestinei. Era unul cu niște preșulețe în cap, așa tipic arabesc. Nu, nu, fii, nu, nu, nu știu, șichită, ca să zic da. românii, ca să înțeleagă românii da, cam da, da. ce le-am zice noi, că un șerve de masă sau nu știu, noi nu există Mult în portul în portul românesc. <laughs> Nu-i ceva jignitor. Uh, rafat rafat uh, se bucura de colaborarea asta cu Ceaușescu, pentru că Ceaușescu intermediase foarte multe uh, negocieri și tensiuni în Orientul Mijlociu. Deci uh, Iasera rafat e singurul care vine la Congresul al 14-lea. Uh, apare filmul ăsta... Uh, Noiembrie ultimul o, bal. Noiembrie, ultimul bal care A era foarte ciudat ca lui Dan, Pizza. Ciudat, al lui Dan Pizza, care uh, s-a potrivit textul cu ultimul bal, adică ultimul congres și ultimul bal și toată lumea făcea semită. Deci acolo, orice indiciu, orice element trezea încrederea optimismul, bă, se întâmplă, să se, se agăța lumea de orice decembrie a venit cu o, cu o, sărăcie luce, cu o promiscuitate, cu o mizerie. Ceaușescu oprise în București și luminile pe stradă ca să facă economie. Era o obeznă totală. Mijloacele transport în comun le rărise, erau rărite și mergea lumea pe scări și așteptai câte o oră în stațiile de, ca să pleci de la serviciu. Mama mea lucra la televiziune și schimba două mijloace de transport până la televiziune 323 și 331 să numea, să numeau la și vremea și respectivă. cu tramvaiul 19 cu Denuz de la Ozana și stăteam numai pe scară că nu trebuia să avem bilet, știi? Da, și ca. ne țineam cu o bară, dar numai cu un picior. Așa era de aglomerat și pe scară, că nu puteai să pui în două picioarele pe da, scară. Te cu... Stăteam ca sardele așa unul lângă altul și cu un picior era în aer și cu un picior ne ținea și de bară Sunt aia, poze ne... din perioada aia. Da. E și gluma care e culmea aglomerației să stea și șoferul pe scară. Da sau, domnișoare, vedeți că bara, țineți o de bara de sus, că bara de jos că coboară la prima. <laughs> Mai era una. <laughs> așa. Așa. Și, deci, în promiscuitatea asta, în mizerie, nu era mâncare, galantarele magazinului erau goale stăteau vânzătoarele efectiv la, cu galantarele goale și dacă se dădea ceva, se făcea coadă în spatele magazinului, primise să ordin să nu se mai facă în fața alimentarilor ca vreun reporter străin să filmeze și să dea, să prin spate, media, e? să se facă coadă în spate. Uh, și de multe ori era un zvon că se dă ceva, stăteam la coadă 5, 6, 7, 10 ore, după care nu se mai dădea nimic sau zicea că vin pui și de fapt veneau tacâmuri de aia, nu pe mai conta. orice venea era, era binevenit. binevenit Era da. gluma că Pentru... tot așa e să într-o zi la o vistă și vede o coadă, la ce stau oamenii ăștia aici? La zahăr, dați l un camion de zahăr mai merge, ăștia la ce stau? La făină dați un camion de făină, mai merge ăștia la ce stau? La carne, dați l un camion de scaune că stau oamenii în picioare. <laughs> Și <laughs> erau bancurile cu cozile Nu, era un bancă, un, o coadă mare În fața unei măcelării unei alimentare și o să vrea și un să se așeze și, și domne ce să dă, nu știm domne, -te, -te, mai în față, mai în față duce, domne ce să dă, nu știm, tot ajunge la primul și domne, dumne, și primul trebuie să știi ce să dai și de ce te-ai așezat la coadă domne, eu să sincer m-am îmbătat azi noapte, nu m-am mai primit nevastă mea, stau un bloc ăsta și nu am vrut să mă primească și că am venit am fața adormit alimentare. pe pragul de la alimentare și cum am trezit am văzut o, o, o coadă mare în spatele meu. <laughs> păi, domne, dacă ne știi că nu se dă nimic la ce stai? De ce sunt prost acum, acum când sunt, sunt prim <laughs> da. Deci, da, așa, și toată promiscuitatea asta, singura bucuria românului era, uh, erau glumele, ironia, bancurile. Caz de necas. de necas, și mai ascultam Europa Liberă și vocea americană. Bine, mai erau seratele video când se adunau mai mulți. Da, da, a început într-adevăr asta cu strada și mai era ceva foarte interesant care în ultimul an al 89 fusese scos Dallas-ul. Dallas-ul comuniștii l-au dat de ce? Ca să arate serialul marele serial Dallas-ul. sunt de putreți capitaliști. Exact. Că era uh, suere în bețivă și bea tot timpul și gea cu... curvar și, 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 și pe, îl păcălea și pe fratisul la afaceri și uh, ăsta roi ăsta era cumva din flori făcut de uh, ăsta da, bătrânul cât, tot, a, așa și că vreau să arate, dar ei nu-și da. dau seama de fapt că arată o societate foarte prosperă, că ei aveau Mercedes, aveau mașini. Ai, cât că de mult le a displăcut românilor chestia asta este faptul că după 90 s-a făcut un mic Dallas la Slobozia, au da, da, fost da. copil Ion, să Ion văd. Alexandru, Ion Alexandru, da, care, da. Mă rog, a, făcut a făcut și Turnul Eiffel. Am da, da. fost și... în vizită acolo atunci când era în Floritor Și avea cai de ea de rasă foarte scumpi Și-a făcut renciu din Dallas Și l-a reconstruit, a trimis specialiști Acolo să vadă cum, cum era Și și-a făcut el Filmul ăsta la se începea cu un elicopter Prin Houston Care e un, or, un oraș capital Verifica sondele parcă de petrol Erau sonde de petrol jos, nu da, mai țin minte Și nu mai contează Dar cumva și uh, casetele astea video Revistele care pătrunseseră în spațiul român muzica, de erau magnetofoanele astea, caștan, maiac, toate de Bluj la contrabandă. Da, și erau o zi, modern talking. Ce Mod mai... your talking. <laughs> da. Așa au zis ungurii, că a făcut concert în Ungaria și au zis că cânte modern talking. <laughs> da, <Pe> ungurii... Aproape. <laughs> 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 Ungurii modifică numele oh, cergen, Ei cergen, dublau. Cergen Lady. Noi fiind aproape de granița cu Ungaria, acolo la Șicula, în satul în care am crescut eu, aveam antenă de sârbi și antenă de unguri. Pentru că la români avea ce se uiși. Era zombotesti film cocktail sâmbăta și de la sârbi ar vedeam o grămadă de canale și destin de animat emoțico era tot așa la la unguri, era foarte... Noi la București ne uitam la bulgari, care dădeau toate meciurile. s a avut un număr genial cu Ioan Gheori Pascu, care prezenta Shakespeare dar la televiziunea bulgărească cu celebrul tată la coadă. Și ce vreau să vă spun, uh, ungurii dublau și atunci vedeai filme cu lui Define, uh, lui Define cădea în apă și făcea șeghicic, șeghicic, ajutor, ajutor, știi? <laughs> adică uh, era foarte fanii să vezi... Uh... La un, uh, de, bulgarii erau foarte ciudați, aveau un cântăreț uh, Naidenov, care purta tennis, sport, adidas și bulgarii care văzără prima oară că la și că se au zis la Adidas multă vreme, n-ai deci, de când -a veneau, de vreme. veneau, așa zis, și bi din Bulgaria, întrebau, n-ai de aveți în bulgară pro, ne, prodare, nema prodare, bolgare, nema prodare, mă rog, erau niște expresii care le învățai. Și învățasem în bulgară, erau campionatele astea europene sau mondiale cu încă din anii 80 care pe care le dădeau bulgarii, să prindeau cu ligheane de aluminiu, ții minte că se făceau antene, erau niște specialiști care făceau antene cu ligheane, am prins sârbii cu ligheanu sau am prins să era vorba asta. Însă să revenim la, deci astea erau singurele bucurii ale bucureșteanului, eram bucureștean și eram la Politehnică, eram deja decembrie 89, m-a prins ca student în Politehnică, inginer și mă rog, vreau să spun că exista o teamă generalizată moștenită cumva din anii instaurării comunismului, când securitatea fusese mult mai dură, când se duceau oamenii forțați să luau noaptea de acasă, să duceau la canal. În perioada asta nu discutăm despre abuzuri de genul ăsta. După Helsinki, după 1979, Ceaușescu a vrut să facă, o... el tângea după premiul Nobel pentru pace, ai auzit asta, că vrea să fie pașnic și să nu deranjeze pe nimeni, să nu supere pe nimeni. El avea că e un mare lider, îi să băgase în cap. Marele cărmaș. Marele și nu vrea să mai supere. El însuși fusese uh, deținut politic și condamnat și chinuit. Era chiar mitul asta că da, aia vorbește politic, că i-au tăiat uh, legionarii limba. Și nu știu dacă știi tu povestea, ne spuneau nouă la școală că nu mă uitați la tovarășul că vorbește așa, dar l-au prins legionarii și i-au tăiat limba. Și de asta nu poate să articuleze așa de bine, că era cumva un mit. Uh, melodramatic care -l, care sensibiliza The un pic hero un erou, ceea ce cumva fusese adevărat, pentru că legionarii omorâsă erau mulți comuniști, nu știu, nu tăia, nu știu dacă îi tăiasă limba nu sau e valabil nu există. în cazul lui. Așa. Și uh, vreau să spun că securitatea de anului 1989 era mult mai sof, mult mai drăguț. Și o să vă spun propria mea situație. Uh, eu eram revoluționar, din totdeauna am fost revoluționar. Uh, M-am certat uh, în, 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 în sălile noastre de curs la Politehnică. Da, există... spune puțin mai din spate, cu taică doctor. Care era dezident și asculta Europa Liberă, ca să înțeleagă oamenii de unde era tu revoluționar. Adică era o chestie e, de educație, e, de moștenire în familie. Veche. Tatăl meu, Basarabean, fiind, a fost refugiat Basarabean în 1944 și a fugit în Oltenia, acolo l-a prins securitatea pe el și pe familia lui. Tatăl e născut în 1935, deci vorbim de avea 10 ani, a, așa, și au dus cu domiciliul forțat în bărăgan în 1947 și au stat până când a murit Stalin, undeva pe 1953 1956 au stat la Chirnogi, în, cred că e în călăraș. În călăraș sau, la Chirnoz, da, așa, da. Și au stat cu domiciliu forțat și familia mea a fost întotdeauna anticomunistă. Deci de aici este filonul ăsta anticomunist și cumva nu prea ne pasă foarte mult ce ni se întâmplă. Adică avem un curaj extraordinar pentru că am pățit-o și aveam istorii din familie cu ce s-a întâmplat. Mă rog, bunicul meu a fost primar în gura. Bâcului, în uh, județul Tighina, în vremea, în perioada celui de-al doilea război mondial, rușii toți care veneau spuneau că cine are funcție de conducere din regimul nazist antoneștian, fără să ai neapărat apartenență politică, te spânzurau ca exemplu așa, au, deci au fugit în România, avea și o prăvălie, bunicul meu, în sfârșit. Și revenim, uh, deci am avut un istoric, uh, tatăl meu asculta din totdeauna, asculta vocea Americii și uh, Europa Liberă, veneau echipaje de poliție, de miliție. de miliție la vremea respectivă și știu că îl puneau Tot jos, acolo stiați, pe Crișul Alb, nu? Tot acolo, acolo pe în Crișul în Crișul și se făcea o hărmălaie imensă, veneau câte două, trei echipaje și îl puneau jos și îl striga comuniști, au venit comuniști să mă omoare și îi băgau pulanul de poliție pe gât, îl îndesau pe gât -hă, și har că ia tata Că, că de față să, cu tine, de față cu mine. Tu câți da? ani aveai ști, Esteban, atunci? Aveam șase ani, cinci ani, adică am rămas cu traumele astea și cu ură inevitabilă împotriva sistemului. Tată, tata a avut și un dosar penal De ultrași L-au arestat vreodată? La nu, l-au arestat a avut noroc I-au făcut dosar Și a venit cu tremurul Mă rog, mama a avut un coleg Care era procuror, șef Și s-a dus și a spus Bă, uite, are doi copii Și cu dosarul ăsta Dacă l-arestați Să rămână Că știi cum era atunci Nu, -ți da, spune da. nu -ți spuneau că ești arestat politic Să inventau altceva Tata i-a băgat să-l ultraj Că a bătut poliția, miliția da, da, de, de fapt, fapt tot, ei, de drept tot comun. ei veni se da. Și niciodată nu spuneau numele lui Ceaușescu la interogări. De fapt, poliția, da, miliția pe el. Așa, în sfârșit. Și uh, vorba e că tata moare în 1986... Uh, să -odihnească. așa și eu acum eram cumva memoria, aveam memoria tatălui meu, când, de exemplu când s-a dat în folosință metrou undeva până 1976 cred, primă oră metro, am fost cu el la metro și tata era în toată lumea venea și din provincie să vadă cum merge metro și așa, e mare, dar ne au nebunit ăștia, zicea tata în metro, ne-au nebunit ăștia cu propaganda lor, Cau -au mai scornicit ei metro ăsta mare, brânză, ce am făcut și noi, englezii au de 80 de ani, francezii au de... Ca paranteză, de... metrou ul bucureștean chiar e o realizare inginerească Dar da, 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 vreau să spun că îndrăznea să vorbească liber și venea cât un moșulică, să făcea în primul rând gol. Da, fugea, când vorbea cineva ca... Să că așa te să, cu să, el să nu fie Să n nicio treabă cu cel care, povesti, care Zicea așa ceva Ca să nu fie asociat, să nu fie luat cumva la închet Și mânea cât un moș de ăsta Și se spunea, dași domne că ăștia te ascund Făcea și fugea repede știi? Nu, tata nu-i păsa N-avea chestia asta e, Curajul ăsta l-am moștenit și eu și eu la orele de curs mă ridicam în picioare și spuneam, și profesor, la Nu nu vedeți că noi e pic de căldură, noi stăteam de, frig aici. stăteam, de frig, erau cursurile obligatorii la vremea respectivă, se făcea prezența obligatorie la curs, nu ca acum că te duci când vrei și când nu vrei, și erau și, curs, erau și 8 ore pe zi făceai cursuri, cel puțin la mine la Politehnică, era îngrozitor de greu. Și ne lipeam spate în spate câte doi ca să putem să rezistăm de frig era, ne înghețau pur și simplu mâinile, nu puteam să mai scriem de, nu mai zi de foame, că nu aveam ce să mâncăm și acasă iarăși frig la, uh, și mă ridicam în picioare și spuneam, tovarășul profesor, dar ne e frig de nu mai putem, uh, tovarășul student, luați loc, vă rog, partidul v-a oferit, mai, că majoritatea erau promovați de Partidul Comunist sau, mă rog, aveau filiații uh, comunistoide. Aveam și o colegă care fusese adusă din producție și care îmi zicea Uh, te, te rog, Ștefan, uh, nu nu face probleme, îmi zicea, nu-mi face, nu face probleme, și venea cumva să mă calmeze, însă și, și într-un exces de asta eu fiind, uh, aveam cunoștință, bineînțeles, că și eu păstrasem învecea tatălui meu, îmi făceam, îmi făceam eu, eu, eram pasionat de electronică, reparam televizoare, radiouri, aveam propriul meu sistem de emisie, morse, făceam tot felul de aparatură electronică la vremea să fie pus reparații și ascultam Europa Liberă și Vocea Americii cu regularitate și știam ce se întâmplă la timp și știam că căzut căzuse zidul Berlinului, că Gorbaci vroia o, un glas no? și perestroica, că se dorește o schimbare, adică eram cumva în curentul revoluționar. Vreau să spun că românii nu au fost niciodată revoluționari, privind istoria revoluționară a României și, în primul rând, să ne gândim la Revoluția de la Iași, de la 1848, că revoluționarii pașoptiști. pașoptiști, nici măcar nu s-au ridicat de la masă, de la Hotel Petersburg. Vasile Alexandria a scris cele 35 de puncte pe care le-a trimis lui Sturza lui Mihai Sturza domnului Moldovei și i-au și arestat tot la masa aia și Alexandru Ioncuza a fost parte și mă rog mai mulți frații Rosetti și deci o revoluționar revoluția de la 1821 al lui Tudor Vladimirescu nu suntem recunoscuți ca un popor belicos exista expresia și pentru că suntem un un, un, un suntem eclectici. Dacă te uiți, uite, noi trei noi nu semănăm adică nu suntem aceeași genă. Vezi că englezii cam seamănă, germanii cam seamănă. N -n -n Românii, intra cu eu și intra puțin, pentru că având uh, genă diferită sau educație diferită sau interese sau pur și simplu sărăcia sărăcia te duce la egoism. Poți nu mă interesează de mine, nu mă interesează că te ucide pe tine sau pe tine. Să te ia securitatea nu mă mai interesează. Sau nu știu, mă rog, sunt studii Faptul probabil că profunde. A, a Distrusul. Solidaritatea socială, comunismul, asta e un lucru care nu are nevoie să fie demonstrat. Că de fapt ăsta era scopul lui să distrugă pentru a putea stăpâni. Da, toată lumea bănuiște pe toată lumea, toată lumea jinduiește la ceva și C exista și expresia înainte de 89 că uh, să-mi erau unii din afară că mămăliga nu explodează mămăliga e o mâncare tipic românească Băi, nu și n-ar fi explodat niciodată eu am fost un caz excepțional și vă spun ce am făcut am luat un tablou dintr-o sală de curs cu Ceaușescu l-am spart am luat uh, hârtia pe ce dată asta? cred că era pe data de 17 cred eu. Că... deci niciodată n-am reconstituit nu începuse exact revoluția la București adică la București era... A, era nu era... De și vă spun absoluta, ce mi s-a întâmplat mie. M am urcat în metro la Politehnică, m-am dus la Piața Unirii, am schimbat... Dar erai cu, cu tabloul ăla în mână? Nu, în metro am mers cu el sul. Nu, la Politehnică am cerut un ruj unei colege și am făcut sânge la gură și roșu, în sensul de călău, de vampir, de călău, ceva de genul ăsta și am scris ultimul tiran cu un dermatograf, un creion dermatograf de ăsta care îți faci ochii, care își făceau fetele ochii, nu știu cum se numește acum, Arimel, cum ei zice și am scris ultimul tiran ultimul comunist, am scris pe tablă și l-am împăturit și am zis mă duc să demonstrez pe bulevard, bulevardul principal fiind Magheru la vremea respectivă adică între piața pe 17, era și Așa, nu lucru că mai e aici. Am ieșit la metro, am ieșit la metro la... Nu un pic fac o paranteză, găsiți poza respectivă, a fost pozată de un reporter din pa, francez, din Paris Sunt mai multe poze, sunt un... Băgați e una, Revoluție pe Google și găsiți toate una, nu, acolo. Să vă spun, e una din data de 17 făcută de securitate al negru și unele după 21 color și cu filme color cu același, cu același poster și vă spun și care e istoria lui. Și am ieșit la, am ieșit la universitate la metro și am luat-o pe Maghieru spre uh, piața romană, pe lângă, până atunci era scala, cinematograful scala Casata, cofetăria Casata, uh, cinematograful Patria, deci pe linia asta Clădinele spre magazinul. Acolo. topografia e la fel. Uh, vreau să vă spun că o lumea, deci pe stradă, nu numai că nu s-a asocia cu mine, dar să și uita urât, să dădeau la o parte și niște persoane mai în vârstă, așa foarte bine îmbrăcate, una e și în port, poza aia al negru, cine are curiozitatea să o vadă, mă și înjura, dar potolește te mă, dar ce faci bă tu aici? Adică era cumva, nu eram în, în accepțiunea și în simpatia populară. Unii chiar îndrăzneau să se opună, de asta vreau să spun. E foarte important, Gustav Le Bon are o carte cu psihologia mulțimilor în care spune cum evoluează, uite, ăsta care ești acum a, în, în Olanda. Asta vara avea 10% și a luat într-o lună de zile a luat 25%. Deci poate să se schimbe opinia publică de la un eveniment sau de la o chestiune de sensibilizare fără să-ți dai seama. Uh, uite ăsta, mă rog, Mitterrand a luat 1% în 1971. Când a... Gorbachev a luat 1% în 1996. Așa. Unde a luat Gorbachev? La a ce? candidat la președinție în, federaț în Federația Rusă la al doilea da. rând de alegeri și au luat 1%. Da, tot așa și s-a schimbat opinia. În sfârșit. Deci, așa, și vreau să spun că n-am avut o simpatie. Am avut câteva persoane care stăteau la mare distanță și mă urmăreau, dar n-aveau curajul să intre cu mine. Eu foarte hotărât apar și în poză, nu, fără să bag pe nimeni în seamă, zic eu aveam conștiința că trebuie să schimb lumea, să fac fără să, n-am zis nimic, nu ziceam nimic, mai comunicam cu ăștia care intrau cu mine în discuție, zic, domnule, dar trebuie să schimbăm tiranul ăsta, nu se mai poate, e o tiranie deja, e dictatură, voi nu vedeți, cum stați așa, sunteți niște oi, sunteți lucru pe care le fac și în zilele noastre. Deci forma asta, i-am spus Sorin, cum la noi, la etajul 4 în guvern, am pus hârtie igienică la băi, că de 30 de ani aia n-au n-au por papir de hârtie igienică în clădirea guvernului și am făcut scandal și acum le-au pus de când m-au mutat pe mine la ultimul etaj, am am montat, a, a avut Silviu Brucan o remarcă, ea este făcută post uh, uh, înlăturarea lui Ceaușescu, dar a deranjat pe multă lume și totuși stupid people. Uh, N-a stupid people. Uh, N-a spus a... că s-a referit la aceeași. Fac o nu mă apropo de 1%, candidează unul la președinție și ia două voturi și vine de vasă și era omor acasă de norocitul ăia amante, că vota așa ia și nu mai știa cine era a doua persoană care vota cu el. Că te-a votat amanta. spune spun eu că de obicei nici amanta nu te votează. Nu. Da, da, nu e obligat Eu cu tradiția mea politică, eu n-am avut niciodată amantă și o spun chiar dacă se uită nevastă mea la... Păi știi că ăsta. se uită, de-aia spui. Că, tot îmi iau amantă la ce mai stau cu nevasta O iau paia de nevastă, o las pe nevastă, mi stau cu aer. Ce aia. Ce Normal. Să Mă rog, Așa. rog, revenim la 17 decembrie. Eu zic că era 17, Deci, erai pe decembrie. stradă, erai cu tablou Eram cu tablou și cu uh, o mașină. Uh, la un moment dat am observat o mașină, un uh, aro. Um, tipic de miliție, dar nu scria nimic pe el, care mergea paralel cu mine și cu, mai, și cu alte mașini, adică pe banda întâi. Vreau să spun că la vremea respectivă nu erau mașină cum sunt acum, erau, treceau o mașină la două minute. Sau... Probabil că mai puțin de o zecime din parc auto. da, era ceva, plus că era o criza a carburanților, dacă nu te duceai să te plimbe așa cu mașina, o, o duminică e, era, cu, porți, am fără, zis, da, cu soț și fără soț. O, te cu soț sau fără soț, te plimbai. Și nu toată lumea avea mașina, adică trebuia să ai un anumit rang social ca să ai mașină, să ai un anumit, niște venituri, ca să și poți să întreții mașina respectivă, să poți să pui și garanția de 70.000 de lei, care era destul de mare. Și la un moment dat se dau jos din mașină Din uh, jeep Din Aro ăsta Aro efectiv 240 Cum îl știm noi Partea din spate carosată fără geamuri Deci cu tablă puse în așa Pot să și, fac o mică paranteză? Da. Pentru cei care n-au cunoscut Aro Mașina are două variante Nu mă pricep foarte mult la modele Exista Aro cu patru uși Și exista Aro cu trei uși Două în față Și a treia era în spate în a partea aia. posterioră a mașinii, ușii alea când era de miliție se spunea vorbitor. Pentru că mașina aia în spate nu avea băncile orientate în sensul de mers, ci erau paralel cu drumul. Exact asta Și vreau acolo să... stăteau câțiva milițieni stânga-dreapta, care în momentul când te băgau acolo în spate, te luau frumos la fezandat și uh, pe te mine, după Pe aia. mine m-au luat brusc, mi-au luat, unul mi-a luat uh, uh, posterul pe care îl improviza, pe care îl făcusem eu. Și uh, ceilalți doi sau trei m-au înșfăcat și m-au băgat în, în arop în spate. Uh, sincer nu m-au bătut, deci ce să-ți vorbesc prostii, nu m-au bătut, doar mă țineau să nu, eu mă zbăteam, dar lăsați-mă, dar cine sunteți? era, mi se pare, unul era îmbrăcat milițian și încă doi sau trei erau civili. Și m-au dus în clădirea de... știau totul despre mine, proiect că era monitorizat cu multă vreme, v-am spus că eu în cu o de curs. Avea antecedente. dar vreau să spun că am cerut dosarul meu la CNSAS și mi-au spus că n-am niciun fel de dosar de securitate. Am cerut al tatălui meu care a fost bătut de securitate și luat de nu știu câte ori. N a zis că nici tatăl nasă nu are niciun dosar. Deci am document oficial că nici eu, nici tata, nici bunicul nu avem niciun uh, dosar la CNSAS de securitate. Deci Poate s-au distrus atunci la Revoluție. S-ar putea ca socrul meu ăsta, că după povestea cineva... Trebuie să spunem și povestea asta, că e foarte relevantă și foarte importantă și eu cred că de aia nu mai sunt dosare acolo, dar Îmi hai, continuă cu... Că a venit vorba de dosar, eu am mai spus lucrul ăsta, dar încerc să-l generalizez, pentru că în presă după 90 s-au comis niște erori voite, când s-a folosit expresia de cutare are dosar la securitate, majoritatea au înțeles că e turnător. Informator, da. Ori dosar la securitate cum ar era fi. de cazul urmărit, tău, de securitate. O să ai și dacă ești urmărit. Nu, e, e 100% ce spui tu, ceva de cu socru, dar ai continuă cu, cu arestarea ta. Așa, și m-au -au înșfăcat fără să. M nu exista chestiunea acum că o mandat sau ceva, adică era un sistem abuziv, că adică nici măcar nu se punea problema să emită cineva un act în, în sensul ăsta. Uh, și m-au dus la, la rectorat, uh, în, au intrat în Politehnică în rectorat, i am crezut că mă duc la mine la facultate să mă, pentru că existau, știam că există uh, niște ședințe de uh, incriminare în fața colegilor să povestească, să-ți să -ți faci... Și te umilească, să te umilească, și, umilească dar, să spună, uite, domnule, ce-a făcut partidul pentru ăsta și ce, uite, ce clădire are și ce, așa, și el e nerecunoscător. E, n-a fost așa, m-au dus în rectorat, sau nu știu cum, a, cum a evoluat au evaluat lucrurile, m-au dus într-o cameră în clădirea rectoratului, undeva la etajul 1 sau 2, în, nu știu exact, dacă mai aștept acolo aș putea localiza, și m într-o cămăruță destul de mă rog, patru pe patru, așa să zic, cu un birou și cu mai multe scaune și cu doi tovarăși securiști care erau foarte amabili, în sensul că nu mă băteau, dar erau foarte duri verbal. <laughs> Da, la un moment dat, la nivelul ăla, da, am adică eu e să mă așteptam, te Eu mă așteptam să mă bată cum la băteau pe tata, cum adică cu să... Cu Așa, eu foarte hotărât, domne, eu, de cine te-a scos? Zice, domne, eu le-am pus condiția, eu renunț la protestul meu dacă dați căldură în Politehnică. Am zis să dați căldură în Politehnică pentru să că fie cald. Deci mare, știi? Pă, pă, ăștia, pe ăștia întâi ne spui... Ia râsul, nu? Nu, nu, nu i-a râsul, foarte șerez. Râs, vreau să ne spui cu cine lucrezi, cu ambasada. Tatăl meu fusese din, Moro. Mă pentru că lupta împotriva sistemului comunist, era uh, abonat la biblioteca americană și primea uh, pliante, primea... Te era voie? Era voie. Puteai să te abonezi și primea. Adică, nu era bine. Ceaușescu avea o relație, avea, am avut clauza celei mai favorizate până în 89. 80 și, da, aproape. aproape Eu abonament la revista PIF. Da, asta era partidului comunist francez, știi asta, nu? Știi era tine tine era okay. da. Așa, și ea uh, spune ce relație ai tu cu ambasada uh, Americii. Eu nu știam unde e ambasada Americii, că o știam că era în spate la Inter acolo, unde, de unde s-a mutat, acum e în Pipera. Nu știu, am nicio, spune al cui ești. Deci ei, ei, nu erau interesați de mine, ci de cine, cine în spatele trimis, meu. Cine -a pus. Și cine m-a pus și ce, ce rețeam și cu cine lucrez. Pentru că ei văzuseră din Politehnică de acolo că nu aveam oameni cu care să conlucreze și sem singur, adică totul era cumva și ei vreau să se lămurească. Noi știm tot, deci de, 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 discursul lor era Așa. Noi știm tot, dar tu, ar fi mai bine să ne spui tu, hai o hârtie și începeam să povestesc acolo cum am ieșit, cum am făcut, Pormă peste două ore ce mă puneau să dau altă declarație, cea uite că ai dat o altă declarație, deci ne duci în eroare, încercau să mă zăpăcească de cal, nu mă lăsau să mă duc la toaletă. La da, un moment dat când ei au plecat, că mai ieșeau să se sfătuiască, făceam pe mine și am făcut pipi pe un calorifer din cameră de acolo, că efectiv mă încuiaseră și nu aveam unde să mă duc. Mă rog, au venit ăștia, ce-ai făcut mă? Ai împuțit camera nesimțitule, dar mă rog, era naturalia non sunt turpia până la urmă, lucrurile naturale nu sunt rușinoase. În sfârșit. Și m-au închis noaptea acolo, am dormit uh, pe niște... Um, noaptea de 17 spre 18 8 și am dormit în, în, camera aia încuiat, au venit a doua zi dimineața, au luat ancheta de la capăt, fără să mă schimb, fără să mă lase să mă spăl pe mâini. Eu făceam pipi pe caloriferul la a doua zi, când au văzut că sunt puți treaba acolo, ne-am mutat propriu. la propriu, și cu, cu, și, cu, și sulul meu, de, cu afișul meu făcut sul, pus la perete și nu mai scotă din când în când. Ia, uite ce nenorocit ești, uite ce ai putut să scrie aici. Cine ți-a dictat asta? De unde ți-au venit astea în cap? Ți-a spus și -a cineva. Deci încercau cumva să treacă Că de, credeau că eu joc cu o piesă de teatru, le spuneam clar, nu o să mai ies, dați căldură în Politehnică, acasă stau cum stau, noi începând, dar mie mi-era milă de colegele alea ale mele, femeile și profesoarele și, mă rog, noi bărbații mai eram cum mai eram, ne făcusem armata. Aveam izmene. Făcusem la cota 86 unde am lucrat eu la Casa Poporului până la Palatul Parlamentului, ultimul etaj de la Palatul Parlamentului, nu erau geamuri, iarna. Să-ți dai seama, e un vânt acolo de... îți trece tine, poți să te cu trei pufoice pe tine că trecea vântul pe tine. Că pentru mine nu erau așa o mare plână, mi era milă de oameni ăștia și pă, era și o contradicție extraordinară între ce spuneau la televizor că partidul ne da, totul condiții era condiții și tovarășul, omogeniu carpaților și aveți toate condițiile din lume și extraordinar. Și pe de o altă parte n-aveai ce să mănânci și mureai de frig. Adică era o schizofrenie... Uh, uh, propagandistică în contradicție totală cu ce... De altfel în discursul oficial al lui Nicolae Ceaușescu se găsește remarca asta să iau o haină mai groasă pe ei. Da, spune asta și vreau să spun că se făceau emisiuni la televizor, țin minte, în care filmau fațadele de bloc, și dacă era undeva lumină, spunea, uite, ține lumina aprinsă, în loc să ține o veioză. Erau niște comentatori din ăștia care, com, care te sfătuiau ca să ții o veioză de birou dacă vrei să lucrezi, să nu aprinzi lumina de sus. De aici gluma că dacă de... era un pic mai multă mâncare, era ca pe timpul războiului. Da, și a, asta <laughs> suntem. Așa, și vreau să spun că m-am ținut 3 zile acolo, că de asta am făcut socoteala pe 17, 18, 19. Da, nu înseamnă că 18 totuși am ieșit pentru că am stat 3 zile în cap. 18, 19, 20. 3 nopți am dormit. Uh -huh. Și uh... Pe, 20, pe 21 dimineață vreau să spun că n-au mai a, a venit o femeie de serviciu care știa, ei știau că comunica, vorbeau, le era frică știau că n-au voie să ajungă în zona respectivă și mi-au spus că vezi că nu e nimeni pe aici adică cumva Dute. hai pleacă maică știi, mamă, deci, știi cu era pe 21, la 21. 21. Din Ușescu, da. zică pe 21 că am plecat direct în piața universității se pro... deci, și câte nopți stai acolo? 3, 3. Noaptea, deci 18-19, 19-20 20, 19, 20, 20, 20 pe 21, 3 pe 19, da. 19, 19, 20, da Deci pe 11 decembrie Așa. Bun, E destul de legată de treaba târziu. De ce te-au luat, pentru cine lucrezi Că la Timișoara deja, deja se întâmplau lucruri și da. Deja erau avansate Eu nu știam nimic de Timișoara Pentru că informațiile chiar și la Europa Liberă Și la Vocea Americii erau cumva sau au spus că au fost morți. Pentru că eu mergeam noaptea acasă de la meeting și ascultam, de exemplu, pe 17 și pe noaptea. nu aveau date exact. Nu aveau date. Spuneau că au fost oameni sau 9 și au văzut zeci de oameni cu ochii mei. Adică... Bun, e clar că a existat o pregătire. Asta, faptul că ambasadorul sovietic, de exemplu, nu era în București în momentul când s-au produs manifestările. Dar tu cel puțin ai intrat pe liniște, ai ieșit în agitație uh, deja. Tovarășii ăștia au scris, vreau să spun cu mine acolo, eu însumi am scris, cred că vreo 100 de col de hârtie cu declarații, cel puțin, da, ce 100? Mai multe și plus și ei făceau proces verbal în timp ce mă încheta unul, celălalt nota el ce avea să mă întrebe. Adică a fost o anchetă permanentă de trei zile. La un moment dat fraternizasem cu ea așa, pentru că eu le spuneam dumneavoastră, dar da, astea sunt realități. Uitați-vă că e frig aici. Era frig și în clădirea rectoratului. Aia stăteau cu hainele pe aici, cu căciulile pe cap, Nu aveau căciulă. Dar nu ți-au confiscat uh, tabloul, A da, rămas la nu, tine, nu? L -au, l -au, îl luau de fiecare dată și veneau cu el ca probă. Uite că avem proba pentru Dar azi. când au plecat și rămas zis. tu singur... Nu. Ai mai avut tablou? Da, l -au, l -au, în, ultima, în ultima, prima zi l-au luat, nu știu unde l-au dus să-l arate și m l-au adus și era permanent acolo, că asta spuneau că e probă și asta e dovada cu care or să mă dea afară din Politehnică. Pentru mine era destul de dureros să mă dea afară din Politehnică pentru că se intra foarte greu la vremea respectivă. Adică, și erau mulți pe loc. Și deja consumasem 2 ani, ca să zic, de, eram anul 2, mă rog, dacă m-ar fi dat afară, era o dramă pentru mine. Adică trebuie să mă duc în producție, cine știe unde, și nu te trimiteau în București, te trimiteau Era asta am mutării, cum au vrut și Neacșu să mă mute da. acolo la Piatra, la, ne la Neamț. Pe mine m-a umflat râsul. Zic, bă, am avut securiști adevărat nu dăștea ca tine Trei lulele Așa. Bun. Și, uh, Ai plecat în piața universității? Am plecat, nu, am plecat în piața universității, dar eram atât de jegos după trei zile și atât de îmbăxit și... Dar de unde ai aflat că se întâmplă ceva și că s-a declanșat? Da, nu, eu am plecat de nebun, am plecat pe jos, am plecat. Am luat, uh, am luat, uh, am luat posterul meu și am plecat pe jos în piața universității. Atunci uh, sunt -au, -au, filmările color. A, a, doua fază. Cu a, Se fac baricadele în zona Salidale. Așa, la Salidale, la... chiar și în parculețul ăla din fața Teatrului Național, care fusese modificat de Ceaușescu cu un an înainte îi făcuseră o față, o față dar acolo a venit și Gorbaciov, Ceaușescu cu Gorbaciov, Gorb Gorbaciov era un tip foarte cult și în programul lui de lucru a cerut să meargă la teatru. Ceaușescu nu era un om de teatru, nu era un om uh, iar își celebra glumă vine într-o seară uh, Ceaușescu și spune Leano, îmbracă-te, făi frumos o urcă mașină și să tot plimbă prin oameni, tot operea. Ce faci, mă? M-a invitat Mănescu la, la nunta lui Figaro, dar nu mi-a spus unde să ține. Ai ce fraier ești că ești Tu vorbești, mă, că data trecută ai venit în slip și ai să mergem la lacul lebedelor. <laughs> da. Uh, așa, și uh... Până la urmă m-am dus acasă, adică am zis, bă trebuie să mă duc, pentru că și Maica mea era. Nu, spus, nu spuseser, Maica mea credea că am plecat la bunica mea la Horezu sau că am fugit din București sau ea, ea însă și lucra la televiziune și a stat și ea izolată, ea, ea și-a luat un certificat fără să se să, să bucure de bani sau de ceva că le-au dat celor din televiziune de luptători cu merite deosebite, că și asupra televiziunii s-a atras și a fost fost acolo o, o atmosferă de asta de război. Eu, mă rog, cam asta e istorie. Și, până am făcut ce a făcut restul lumii. Asta, asta e chestiunea. Eu știu cum mă simt acum, apropo de Revoluție, ca în fabula lui Alexandru Doniș cu musca la arat. Știi, adică alții au făcut Revoluția, m-am așezat și eu pe jug acolo și de unde vii tu surată, iată, nu, ia că nu vezi că vin de la Arat, știi? Adică e o prea mândrie care n-ar trebui să-mi o arog, adică în cel mai bun sens, pentru că Revoluția era deja făcută. Chestiunea pe care vreau să spun că cam în data de 14 sau 15, un tânăr a venit la mine, deci înainte să se întâmple arestarea mea efectivă, și mi-a spus, vezi că pe, pe 7 ianuarie la Stavropolis, la Biserica Stravelor la Părintele Cleopa, ne vedem acolo că o să facem o revoluție. Nu Cleopa. Zic. Marchiș. Nu Marchiș, altcineva. Justin Marchiș, el a Stavropolos. Atunci. De atunci. Da, mai zimi părintele... Silvestru la părintele Galeriu. Galeriu, unde era? La dat? Silvestru. La Silvestru, pardon, scuză-mă, n-am, tu ești mai familiarizat cu bisericile. Deci, cineva a spuse să vină pe de Sfântul Ioan de Bobotează la, la Silvestru, că o să facem o revoluție și a, a plecat. Deci era unul care se din tânăr în tânăr și a lansat zonul ăsta pentru că alte forme de comunicare nu existau. Vreau să înțelegeți că până la Ceaușescu chiar și mașina de scris dacă aveai din asta cu uh, trebuie să, să înregistrezi. să cum că unele litere erau da, mai apăsate și, și, să... și asta în manifeste să vadă dacă cine a scris da. manifeste În 89 apar deja primele imprimante, dar nu-i cazul în România sau sunt oricum foarte rare și majoritatea scriau pe baza mașinilor de scris sau existau multiplicatoare. Asta există nu am văzut da. niciodată cum arată o mașină, o rotativă dintr-asta de pe vremea respectivă, dar trebuiau evitate pentru că pe baza lor se putea face, în viziunea regimului, propagandă antisistem. Cam de aici a plecat interdicția asta. Vreau să spun că societatea românească s-a mobilizat în urma dramei de la Timișoara, care a fost prezentată un pic exagerat, zic eu, fără să au murit oameni, indiscutabil, dar a fost mult mai, pentru că auzeam cifre cu mai, se mai puneau niște zerouri față de ce se întâmpla în Și cifrele oficiale pentru... sunt de 100 și ceva până la fuga lui Ceaușescu. Da, și Porma uh, pe a început uh, prigoana în București. Cum traduc eu... Au Re... și vreo 200 de răniți ceva, nu mai știu, 200 da. ceva de cum răniți. Cum traduc eu, cum traduc eu, așa, ce întâmpl... uh, cum traduc eu situația din București? Uh, frontul salva... era, uh, totul era programat ca Ion Iliescu să ia puterea. Deci gașca lui Ion Iliescu cu Silviu Brucan, cu Petre Roman, care era fiul lui Walter Roman. Să nu cu uităm pe domnul Dumitru Mazilu. Dumitru Mazilu, cu uh, Cicodumitrescu, Dumitrescu. Cu... Deci ăștia era o gașcă preconstituită care trebuia să ia puterea. Cu sprijinul generalului, generalului, generalului militaru, Atanasie Stănculescu. Da, exact. Generalul militarul care fusese trecut în rezervă, l-au reactivat abia la primul guvern Petre Roman. El era rezervist, era și avea dosar la 0 110, la unitatea asta care se ocupa anti-KGB. Deci noi aveam în securitate o, unit, o unitate, un segment al securității care se ocupa de agenții KGB, ca să vă dați seama ce, încă o dată, ce adversitatea aveam noi pentru Uniunea Sovietică. Și ei totuși aveau agenții în spațiul românesc care erau tolerați erau știu și tolerați. Ce s-a întâmplat? Revoluția a evoluat așa cum a evoluat aici și din ce în ce mai multă lume pe stradă, cum s-a întâmplat și la Timișoara pe un tipar similar. Regimul a fost nevoit ori să pactizeze, ori să abandoneze lupta, chiar și cei mai apropiați încet în ce au cu a rămas singur și a plecat, adică și-au dat o seama că e inutil să-l apere pentru că exista o majoritate Uh, mult prea evidentă împotriva lui, și că nu avea rost să-l mai apere, adică regimul până la s-a dezis de el, încercând să se protejeze, zic eu. Uh, uh, au apărut chestiunea cu teroriștii care încă din seara lui 22 după fuga lui Ceaușescu. Care a fost inventată, ca și războiul ăsta electronic în care au simulat. Dacă ai vrea tu să spui din cercetările tale ce Cercetările mele e mult spus. Eu m-am documentat fiind asta uh, istorie contemporană din ce surse sunt disponibile atât cărți cât și mediu online Alex Mihai Stoenescu, Tismăneanu, Stelian Tănase, Corvin Lupu. Am, am încercat să iau din tot spectru uh, propriu zis al uh, dezbaterilor Plus documentarele existente în mediul online. Ceea ce a suscitat multe discuții este un articol apărut în scânteia, cred că pe 21 decembrie adresat Culturale. celor care urmează să meargă în, în perioada asta la mare și care de mulți este interpretat de fapt ca o, un soi de uh, un mesaj. Nu, dar așa și a fost că s-a și dovedit că s-a luat propoziție cu propoziție. dovedit că a fost un mesaj. Codificat codat, către... Un, codat, un, 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 către un semnal. Pregătite... Un semnal care să... Pentru că vă dați seama, de com, alte mijloace de comunicare nu existau, chiar și apariția lui Dinescu și a lui Caramitru la televizor a fost interpretată de mulți ca fiind o... Uh, apropiere clară de cei care știau pe Dinescu că ar fi apropiat de Moscova și de Caramitru că ar fi apropiat de America și de Occident că ar fi un semnal că băi vedeți că noi lucrăm împreună să nu ne bătem unii cu alții. Deci asta a fost uh, Posibil. când au apărut ei amândoi și s-a oprit emisiunea și a, a apărut, deși eu, mai că mi-a lucrat în televiziune nu a existat niciun motiv să oprească emisia deci s-a oprit emisia au regizat asta și a apărut Dinescu cu Caramitru Uh, am învins fraților nu știu ce. Deci asta a fost. Uh, eu vă spun care sunt interpretările. A rămas celebră replica, dar greșit interpretată, da, Mircea fete că nu da, exact, da. uh, e, e cert că lucrau la o proclamație. Noul regim și-a arogat legitimitate prin intermediul televiziunii. Aparițiile televizate ale lui Bion Iliescu cu cei care îl secundau în momentul respectiv <sus> sunt cele care au transmis populației că eu, de exemplu, vin dintr-o zonă de la Revoluție, nu s-a întâmplat nimic decât că stăteam la televizor eu nu ca... stăteam, eu stăteam în pătuț dar dacă stai da, să da. cotești și cauți sigur sunt vreo câțiva care și-au luat certificat de revoluționar pentru că sunt mai mult de 10 ori mai multe certificate de revoluționar decât revoluționari efectiv au fost S -au S -a din, mai și mai sunt multe oameni care au participat la revoluție ca mine sau ca ceva. care niciodată n-am cerut certificat de revoluționar mine, să -am pân fost, undeva până în 93 a venit o organizație revoluționară la, dacă mă apucasem deja de business aveam compania mea deci aveam bani să pot să m-au dacă nu vreau să cumpăr un certificat. De că adică de revoluționar, da, 90% din cei care au sau certificat de sunt de genul ăsta, că era foarte care de, și au cumpărat. Da, e foarte, foarte greu. Legea a fost la un moment dat Dacă un teren, te scutea de taxe, nu plăteai impozit pe casă, impozit pe mașină, impozit, adică era o de facilități fiscale o, pentru revoluționari. Plus și un fel de pensie de revoluționar s-a dat da, o perioadă asta se pare foarte... că a fost folosită foarte des ca mită electorală de diferitele regimuri și există până astăzi declarațiile unora care au condus institutul, nu știu exact cum se numește, și care spun că e un haos total aici, că sunt, exact ce a spus dumneavoastră, mult deplasate. Voiam să mai lămurim niște chestiuni de la... E un secretariat general. E în da. subordinea secretariatului General Guvernului, e un secretariat al, revolu al revoluționarilor, da. care se ocupă de toate organizațiile astea revoluționare. Nu poți să te înțelegi cu ei că unii sunt de bună credință, unii sunt răniți, mă rog, au copii care le-au murit sau mă rog, așa, dar sunt și mulți escroci ca în orice brează. Care se ascund în spatele orice, celor da. care au temei. Între meetingul eșuat 21 decembrie și 22 decembrie, fuga lui Ceaușescu, 12.08 am reținut ora. Deci la 12.08 e scena cu decolatul elicopterului. Cu, cu Noaptea se organizează baricade în București, sunt schimburi de focuri, da. dar la un moment dat se vede că nu e doar armata cea care trage. Majoritatea au ajuns la concluzia că n-a fost doar armata, pentru că nu erau mijloacele de luptă ale armatei. A rămas celebră uh, descoperirea unor arme și muniții care nu erau specifice dotărilor armatei române erau arme aduse din străinătate mai ușoare, de calibru mai mic, care puteau fi transportate mai ușor, mai ales pe lângă televiziune. Am văzut că s-a descoperit calibru... Și aveau și simulatoare, erau mai multe care imitau focurile de armă, care da. fă făceau lumi lumină ca și cum ai trage cu arma, adică să monta simulator care făcea zgomot și beculeți și îl vedeai noaptea, uite de acolo să trage și toți trăgeau. Vreau să spun că în data de 20, eu mi-aduc o aminte, o fază extraordinară, în, în data de 21 trăgeau, au tras cu mitraliera după TAB, după TAB care e ăsta 762 AKM-ul e de o dimensiune dar tab are 13 nu știu cât e dublu decât cu, cu mai mare. mare. Și vreau să spun că eu stăteam, eu sunt, așa sunt eu curajos ca să dau exemplu tuturor, stăteam în picioare la, în piața Palatului în, în spre, spre, clădirea Uniunii Arhitecților acolo sau nu știu care... Fostul sediu al direcției așa. a Ce este Casa Păucescu, a aparținut omului în casa care a citit cu scrisoarea treia. Așa și vreau să spun că trăgeau cu toată lumea să punea jos și eu rămâneam în picioare ca să le dau exemplu și săreau bucăți de tencuială, îmi săreau pe mine bucăți de tencuială din pereți. Deci ăștia trăgeau în pereți și îmi săreau bucăți de tencuială în cap. Adică am avut și eu un risc destul de mare. Țin minte o fază foarte dramatică. O colegă de-a mea uh, a fost împușcată în cap. Eu nu mi-am dat seama că avea părul pe frunte, așa mi s-a părut că are o urmă Glonțul când intră e ceva minuscul și în spate zrupe capul. Am mare. Și am vrut să o iau de cap, de să ridic așa uimit de ce se întâmplă și am băgat mâna în creier. Înțelegi, am apucat o din pămpâr așa, am apucat eu asta de creier. Și asta pentru mine a fost vreau să spun că eu așa ca și Sorin șase luni de zile am plângeam în fiecare zi. Deci aveam o o, o stare de hipersensibilizare și de deci, orice vedeam, dacă vedeam pe un om cu o lumânare în mână, plus că pe în București începuseră camioane cu coșciuge, cu morți care atârnau din dacii papuc sau care. adică deja era sânge peste tot, era o dramă care, pe care nu o văzusem niciodată, că care nu fusese mă antrenat. Mental pentru că dacă vii proiect dintr-un război sau într-o zonă de război. acum... amici am... atunci, că și soldații ăștia care au fost intrat de operațiuni, toată viața merg la psiholog. A, la... Sunt așa. un prieten cu un domn care a participat la geniști în Afganistan și în Irak, și acum el a spus-o că a întors în țara a dormit câteva luni stând exact în poziție de front, cu pușca în mână și în fund, a, pic, sau un Pentru un pic. că altfel nu putea să doarmă. Vreau să vă spun pe data, eu sunt unul dintre cei care am una, una din marile mele realizări revoluționare este că am schimbat uh, numele ziarului Scânteia. În, uh, deci, ce s-a întâmplat? Uh, ziarele se împrășteau gratis, fiind de stat, imediat încă din 22 de a doua zi, veneau uh, Dacie, Papuc, cum era la venea respectivă, de ziare și împrășteau pe stradă ziare. Și luam și citeam cu nesați, citeam orice. Luai câte două, trei ziare, a libertatea ea ăștia de la scânteia, pentru că era organul, se numea or, organul de central, al, un fel de oficios al Partidului Comunist, organul nu e central direct al, da, al da, Și da, era oficial. la piața Scântei. Și a apărut scântea poporului, au pus ei prima oară. Scântea, deci au schimbat din scânteia, în scântea poporului și mergea tot pe linie comunistă tovară și ar trebui să ne mobilizăm că s-au făcut unele greșeli, deci a fost o, o zi cu chestiunea asta. Și eu am ieșit în, la piața română când mi-a venit ziarul și am început să adun lume. Fraților, ăștia au rămas comuniștii. Haide să, ne, să mergem spre casa scânteii, să-i dăm jos pe să vedem. Și să vreau să spun că s-au strâns oameni, a venit o mașină de miliție la vremea STV care pactizase cu noi, dar haide împrăștiați-vă că sunt teroriști, aveau cumva misiunea să protejeze populația, să nu ne mai strângem grămadă. Împrăștiați-vă, fraților, că vă împușcă pe toți, nu mai stați grămadă. Și am stâns vreo 300 de oameni cu care ne-am dus în marș spre uh, Ana Ipătescu, cum se numea, barbul, la Scărcatargiu. Scărcat și pe mai departe pe Chisele până la Casa Scântei pe pe la Arcul de Triunf uh, și să trăgea în Parcul Chisele, să trăgea. Vreau să spun că începeau să tragă în rafale, toată lumea ne puneam jos, că nu puteai, la un moment dat când simți rafale sau când vezi că sar în copaci sau ceva, adică până la urmă te așezi jos oricât de curajos ai fi. Am ajuns la casa scântei. Cineva a vrut să nu ne lase să ne spre casa scântei, toți oamenii ăștia, 3, 4, 500. Și am intrat în casa scântei, am intrat peste redactorii de la ziarul scânteia, care se numeau scânteia poporului și le-am spus, eu am fost unul dintre negociatori, am zis, schimbați dacă vreți să nu vă tricăm toate utilajele și toate birourile, să vă distrugem tot, schimbați numele ziarului și să nu mai auzim de comuniști. Asta era, asta, eu eram anticomunist. Vreau să spun că exista o o, 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 teamă să spui ceva împotriva comuniștilor, încă rămăsese. După 45 Schimbăm, de ani, e lumea normal zicea, că lumea, lumea zicea, hai să ne dea mâncare, să ne dea căldură, dar e bun și comunismul cumva. Adică erau foarte mulți care rămăseseră că comunismul e bun, dar a fost degenerat, a fost deviat, a fost... S-a de mai multe voci, inclusiv Silviu Brucan a încercat să spună că mișcarea a fost anticeaușistă, nu anticomunistă. Da, ceea ce nu. mă rog, eu, eu am dat o în tot ce am făcut eu și unde m-am implicat eu, i-am dat o turnură anticomunistă. Și ți minte că am auzit prima oară la televiziune într-o seară, m-am mă schimb și a venit o doamnă de la Ploiești, la Televiziunea Română și a zis: "Fraților, trebuie să dăm jos comunismul, știi?" Eu în fiecare seară pe la 9, după ce a, după ce a căzut, cea, după ce a, l-a a Ceaușescu, mă să mă schimb acasă și mă întorceam iarăși în stradă cu banderole, ceream buletinele celor care trec ca să nu fie teroriști, era o prostie de fapt că puteau și teroriști să aibă bulet, buletin de identitate. Dar vreau să spun ceva. și am negociat cu ei ce nume să pună la ziar și unul dintre redactori a spus, domne, punem adevărul. Eu știam că adevărul se înfilțat de Alexandru Beldiman pe la 1800, care, 66. care mă rog, era agent rus sau nu era, e discutabil, dar există o influență rusească, țaristă. Alecu Beldiman este prefectul poliției sub Cuza, Așa. ratează momentul când este detronat Cuza și atunci fondează ziarul adevărul care era ziar antimonarhist adevărul să publica cu chenar de doliu de da, pe 10 mai. Da. Gândește-te că eu, din socotelile mele, mă rog, nu mai intru în că nu asta e ideea, nu asta e ideea podcastului, e posibil să fi avut influență țaristă că ăștia erau cu francezii, adică era un conflict țaristo francez că Franța asta a vrut să facă un cordon antiseptic prin unirea principatelor uh -huh. și așa mai departe și cu, inclusiv cu aducerea regelui Franța și cu Germania. În sfârșit, și am convenit să, să numească adevărul. Deci asta, asta e meu de la Revoluție, în afară că am strâns vreo 200.000 de lei cu actorul o video Moldovan pe, pe, colțul de la Romană, unde acum un BCR, era terasa turist. Și în prima zi, în 22 după amiază, am luat de acolo o frapieră de bere și noi am strâns, strângeam bani. Fondul Libertate, am pus, am scris pe un carton Fondul Libertate, toată lumea strângea biserica asta de la... Pentru ce strângeați banii respectiv? care era să destinația ajut, lor? Să, să ajutăm, să-i ajutăm pe cei care... Au avut de suferit la Revoluție, familie, victimelor? care să facem și o biserică care s-a și făcut lângă cimitirul eroilor. Este vorba de biserica eroi revoluției aia de, de pe acord. Șerba în Vodă, lipită Bine. de belu. acolo în fondul libertate au intrat niște scroși care au parazitat, își luau niște salarii, au parazitat banii aia să ales de că toată țara a cotizat. Vreau să spun că foarte mulți veneau foarte mulți străini, ne am făcut o troiță și strângeam și bani. Foarte mulți străini puneau valută. Eu nu știam ce, ce bani aia, habar n-aveam. Actorul ăsta care era cu mine, o, poate îi spune cineva, video Moldovan îi lua el, ce ăștia nu-i primez la ce că noi mergeam seara și puneam banii la ce în fondul Libertatea, la ce cum are după Victorie când terminam, când se întuneca când vă spuneam că plecam acasă Da, deschis să... cont, se putea deschide Era, cont de, deschis, Am deschis cont, da, fondul Libertatea toată lumea mm -hmm. l-a acceptat și s-au deschis alte conturi și s-au unificat, habar n-am și valuta o lua el. Zicea, bă, ăștia așa, așa nu o primesc, că de la ce când vedeau valută se speriau că ei știau după vremea luceașcă că te legau dacă aveai valută. În sfârșit, da, nu asta contează. Dar veneau tot felul de oameni traumatizați. A venit o doamnă cu un telefon din care, în care mi-a arătat că erau microfoane într-adevăr și eram electronist, adică știam ce vorbesc adică că alea erau microfoane și devenise un fel de centru de, până când a început frigul, pe 27, 28, după ce l-au împușcat pe Ceaușescu, s-a făcut frig, a venit zăpadă, frig, n-am mai putut să stăm acolo și s-a stricat și treaba cu Revoluțiunea și cu, adică deja Să stabiliseră lucrurile Dar asta cu televiziunea că tot au mutat la televiziunea A fost ca lumea să plece din piețe Să plece în case la televizor Că de acolo aveai cumva o viziune centralizată Și puteai să-i să manipulezi să mai ușor în fața televizorului Puteai să-i manipulezi foarte ușor Și tot erau anunțuri de genul S-au otrăvit fântânile S-au otrăvit apa Aha. Nu bețapă, apa, adică vreau să-i inducă o stare de panică, că cu cât lumea e mai fricoasă și mai panicată, cu atât poți să-i manipulezi mai ușor. Vezi COVID-ul de acum 2-3 ani de zile, cu cât au băgat panica mai tare și au tot fluturat izolete la televizor, cu atât lumea a fost mai speriată și au fost mai ușor de controlat și de, de manipulat. Dintre idealurile Revoluției, pe. pe pe postamentul ăla de la piața română cine vrea să caute, era scris, am scris noi cu cu vopsea neagră, de Crăciun ne-am luat rația de libertate, știi? Când am murit. Știu poza. Știi poza. Sau mai era o, o, ochii plânși, cer să se vadă. Erau pentru că foarte multă lume suferise în vremea comunistă și uh, marele câștig al Revoluției Române a fost libertatea de exprimare. Oamenii au început să vorbească de unde până atunci erai condamnat dacă vorbei și erai cumva marginalizat chinuit, mutat și știai că n-ai voie să vorbești că asta e regula, că n-ai voie să vorbești nepotriva gemului oamenii au învățat că poate să vorbească, poate să spună aceea a fost o, 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 o explozie de, de ziare, de partide politice, oamenii spuneau, vorbeau liber și nu le venea să creadă nici lor că pot vorbi liber, că nu întreabă nimeni. Bine, nici nu-i mai asculta nimeni, că toată lumea vorbea, se o inflație a comunica. De unde vorbise unul, după aia vorbeau toți. Dar asta a rămas, asta mi-a spus Corneliu Coposu, ce Ștefan, singurul lucru care ne-a rămas de la Revoluție, că uite că lucrurile n-au ieșit cum ne-am fi dorit toți, Uh, senior Copost Copos n-a participat la Revoluție, mi-a spus chiar el că n-a, n, -a, n -a ieșit pentru că nu știa, n nu era, în a nici unei tabere, nici n-a fost contactat, nu, era și în vârstă, era și foarte în vârstă. în și... spatele magazinului da, Uirea, pe în a, a lucram, locuiam în același, în spatele Carfurului de acum, de la Unirii pe Mămulari eu sunt pe, eu m-am născut peste stradă de el la Udricani Tatăl meu, mă rog, spunea mătușe că apoi chiar relații cu el, adică comunicau ăștia foști deportați, Foștii deținuți politici, foști, adică aveau o rețea lor care, care, mai, care să știau între ei în cartier, știi? Eu acolo m-am născut în spatele teatrului evresc, într-o casă a Icralului, într-o fostă mănăstire dezafectată și transformată în, în locuință de cral. Dar așa și asta spuneam, de singura realizare a revoluției care a rămas până în zilele noastre este libertatea de exprimare și asta cu asta Asta cred că păi trebuie să de conservam. ce e frică asta oamenilor? Uite, te uiți pe comentarii la podcastul ăsta în care vorbim liber și spunem de corupție, de hoție, de ce se întâmplă și oamenii tot spun, dar nu vă e frică, dar ce curaj aveți, dar uite ce, uite ce a bățit domnul și că au dat hotărâre de guvern, că l-au schimbat din doar că vorbește. Adică vezi că până după 30 și ceva de ani de la Revoluție tot e frică asta oamenilor. Adică, practic, libertatea asta de exprimare nu e libertatea de exprimare până la urmă, nu? Din moment ce la oamenii frică încă se exprime. Pentru că de câte ori regimurile politice au probleme de, de, funcționare, de organizare, de, de corupție, încearcă să limiteze, Asta e și un indicator, încearcă deci să nu ne-am câștigat libertatea, libertatea de, exprimare. de, exprimare. din moment ce ne limitează libertatea de exprimare. e clar că vorbim, uite, și din moment ce vorbim aici putem să ne... Dar nu toți o... vorbesc ca și noi, Ștefan. Adică majoritatea oamenilor nu vorbesc. De să uite la noi atâția oameni când, ne, când, avem câte un live de ăsta, să uite 1500 de oameni, 4 ore... Pentru că sunt foarte puțini care vorbesc ca și noi. Deci nu toată lumea vorbește orice. Da, sorin, dar Doar că trebuie că să cult... Astăzi... ține de alegerea lor. Nu, dar noi trebuie să, să cultivăm libertatea asta pentru că oamenii, după atât, să știi că nici în perioada interbelică nu a fost dictatura lui Carol al II-lea, dictatura lui Mareșalul Antonescu, dictatura comunistă, sunt 70, 80 de ani, 100 de ani în care nu s-au putut vorbi. Ne gândim ce s-a întâmplat cu răscoala de la 1907 sau în primul război mondial cu Mackensen. Nu e în general uh, ușor recomandat. să ți prin părerea pentru este la... un mit, nu știu dacă l-am mai spus vreodată, mitul plajei de la Troia. La Troia exista o legendă că primul grec care va pune piciorul pe nisipul plajei de la Troia va muri. Și grecii ajunseseră cu navele în dreptul plajei și nu se dădea niciunul jos, că n-avea niciunul chef să moară. Și l-am dat Ulise, este la care își aruncă scutul, sare pe scut, Văd aia că nu se întâmplă nimic bun. după aia se spune că primul care a călcat pe nisip a murit, ucis de o săgeată. Dar e ideea să găsești. Nu, dar mai tot apropo de Troia și pe mine paranteza asta, este tersit, tot în descrierea lui Homer. Există un personaj. Cu Homer. Un, 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 în Troia este un personaj tersit care îndrăznește să-i să, să, să spună lui Ulise adevărul despre ce se întâmplă. Și Ulise îl pleznește cu sceptrul lui că el era rege în Itaca, deci caută tersit și este preluat de foarte mulți, apropo de, este un reprezentant al libertății de exprimare, Socrate, iarăși că de-aia a murit, i s-a ideea, dat ideea, ideea pe care încercam să o aduc în față este faptul că în general cere o doză destul de mare de curaj și de asumare de, de, risc, pentru că ți-asumi un risc. Uite cum am fost, eu consider acum că multă lume mi-a spus, ofițeri de securitate care erau atunci în securitate, ce băi, ai avut un noroc chiar că eu te-aș împușcat cu luneta după un, nu știa nici dracu de tine. te și împușcat când nu te mai luam să te arestez. Adică a fost o... Tot eu, eu, Silviu Brucan a spus chestia asta la un moment dat. C Cât, de convins a fost de adevărurile comuniste? L-a întrebat un reporter după 90. Păi când eram eu atât de convins, te împușcam direct dacă veneai cu obrăznicia asta la mine. Da. Deci ăsta, Silviu Brucan, a fost redactor șef la scântea. Al, la scântea, când la condam... când l-au exact, condamnat când l-au condamnat pe puterea. Coposul el l-a incriminat în, în scântea pe Coposul că domne inadmisibil ăștia sunt dușmanii poporului și o parte din condamnarea lui Coposul e, are o, să coincide cu după 90 din, a, a fost unul dintre ideologii principale ai guvernului, a primit da, o... dar știi Coposul că eu am fost cu el să, să întâlnea cu, cu, cu Brucan și vrea să se întâlnească, lui Bru Brucan era frică să se întâlnească copos. Dar coposul vrea să se întâlnească cu brocan, n-avea nicio problemă. E dovadă de oameni care au înțeles că trecutul i trecut și trebuie rezolvat prezentul. Nu, el prezentul. era deasupra celorlalți și, mă rog, avea o altă viziune privind uh, comunicarea, diplomația. Și, și în ideea că dacă mergem dintr-o violență într-o violență că se dispară aia care mi-au făcut mie rău pormă, aia care au fost legea talionului. Se trezesc la rândul lor, lucrurile astea nu se mai termină vreodată. Și da, trebuie să mergem pe ideea lui Hristos, să întoarce și obrazul celălalt ca până, să ne împăcăm. Până știi? astăzi, Revoluția Română, din punct de vedere documentar, rămâne o nebuloasă. Există mai multe teorii că a fost revoluție spontană, spun unii, că a fost direct lovitură de stat doar cu paravan Mișcarea po -ă, populației Că au fost mai multe întrepătrunse În toată chestia asta E clar asta. că ceva a fost pentru că Iliescu a grațiat Absolut toți criminalii, securiști de la Revoluție Și a repus în funcție, ăștia de pe 15 ani Au mers înapoi la serviciu Inclusiv ăia de la armată Care cu nume și prenume au tras în oameni Și au recunoscut oamenii că îi cunoșteau Și asta din unitate de la calea Lipovei sau din nu știu unde, de mecanizate, au fost avansați în grad. Deci ceva a fost, nu? Și în plus de asta s-a tot simulat chestia asta cu teroriști, adică se sunau cum a fost, au murit copiii a tineri la, la otopeni acolo, la ei au otopeni, vin teroriștii și pe a trimis ca să apere autopenul de teroriști. Și urmat uh, de la erau ăștia din trupele Ministerului de Interne la Comitetul Central și au trimis soldați să meargă pe Palatul Regal deasupra și când au ajuns să iau pe Palatul Regal a zis, vedeți că sunt teroriști la Comitetul Central, trageți în ei și la ea le-a spus, vedeți că sunt teroriști pe sau paratul cu, și au sau, tras unii în alții. Sau și, cu Ministerul Apărării, cu, cu, Trosca, și cu da. cei de la trupele USA. I-au trimis acolo să apere și au tras și le-au profanat teraviște. cadavrele după aia. Și pe... Locul de unde a început Orizont, unde deci sunt deci clar că cineva, clar că cineva a dirijat toată treaba asta și a organizat foarte, foarte bine. Pentru că ei, distrăgând așa de tare atenția oamenilor, cei care cu FSN-ul și cu Iliescu și cu toți ăștia care au au coordonat din spate, au putut să ia puterea mai ușor. Adică oamenii n-au avut timp să-și pună întrebări. Unul dintre paradoxurile Revoluției este că teroriștii tabara învinsă nu au lăsat un singur mort pe câmpul de bătaie. Și toți securiștii de la Revoluție au devenit SRI și au mers până în zilele noastre. Adică au... De-aia de aia s au trecut, de-aia au apărut legea asta că să te pensionezi, pensionezi la 40 de ani, că la un moment dat au zis, să scăpăm de relicvele astea venite din trecut, le dăm drumul mai devreme eu și regular caz, a rămas în continuare. Știi? Eu în caz de... citat, îmi scapă numele lui, cred că la Brașov se întâmplă, este unul capturat de câțiva oameni și militari care Fraternizase cu revoluționarii și care recunoaște seninca trasă în oameni, numai că ce să vezi moare la câteva zile după, în condiții relativ suspecte. Să vă mai spun o situație. Știți că după Revoluția, deci a funcționat televiziunea română devenită liberă, la Revoluție au mai pus un L, era TVRL, știi? televiziunea română liberă. liberă. Când a Configurat FSN-ul și cu partidele astea politice. Eu știți că m-am dus după 15 ianuarie la PNL, sunt membru fondator și am înființat Partidul Național Țărănesc. S-a înființat încă pe 7 sau 8 ianuarie, mult mai devreme cu Ei erau mai pregătiți, mai articulați. Și vreau să vă spun că s-a înființat SOTI TV cu Andreea Esca, care susținea cauza partidelor istorice, adică a PNL-ului și a pnccd ului cum s-a numit. Și uh, tot pe canalul televiziunii române, până la ora 10 seara transmitea televiziunea română și de la ora 10 fix se întrerupea televiziunea română și transmitea SOT TV care era împotriva lui Iliescu, ăștia toată ziua dădeau un Coposu și în Rațiu și în Câmpeanu și Ionescu Galben, prieten cu mine la vremea respectivă, așa și ă, ăștia veneau soti și dădeau un Iliescu, deci dacă cu înțelegere pe același canal, cu aceeași stație de emisie, cu tot. Deci era. deci era. o înțelegere ca să pricepeți între marile puteri cu procentul la 90-10 care s-a reflectat perfect și în alegerile. Românii au crezut că au votat ei liber, că aia e concepția lor, că cu 90-10, exact cum era pe șervețelul lui Churchill, România 90 URSS 10% aliați. Bun, au fost niște paradoxuri bătătoare la ochi, că din ole ole Ceaușescu nu mai e, s-a scandat pormă câteva luni mai târziu lui Coposu ole ole -e și afară moșule și că de, de, unde toată țara era exasperată că mâncam salam cu soia, când a apărut, cred că rațiu despre el s-a spus chestia asta, că n-a mâncat el salam cu soia cu noi. Da, a Nicre fost o manipulare ordinară. De, copos a mâncat icre negre la Paris cu Polonic, el nu în A fost în 17 ani în închisorile comuniste. Și încă 10 ani supravegheat. Deci a fost o manipulare, oamenii și-au dat seama de au fost și mineriada și toți securiștii ăștia care au tras oameni la Revoluție s-au infiltrat printre mineri și au dat iară cu bastoanele în da, și vreau să mai zic și ceva cu Ion Iliescu. Asta. Ion Iliescu a reprezentat pe Mihail Gorbaciov și puterea Moscovei, a Uniunii Sovietice de atunci, care a funcționat până în august 1991 când, Uniunea, când a venit Boris Yeltsin la putere Gorbachev da. a fost retras pe linie moartă, Uniunea Sovietică se desințează oficial pe 25 decembrie 1991, dar Ion Iliescu a rămas al Moscovei uh, Gorbacheviste uh, perest, cu Perestroica, cu Glaznost nu avea legătură cu noua Rusie Înțelegi? Că rețeaua de spioni ca ghebi s-a convertit și acum probabil că lucrează pentru tot pentru Moscova, asta e cu totul altceva. Pentru că în serviciu este o, o chestie foarte interesantă. Ai credibilitatea mare dacă tactul a fost uh, tot securist tot la serviciu la sau bunică tu sau așa mai departe. E o treabă de pedigri. E, o, e de dinast, dinastică. Dacă tatăl tău a fost cu noi, înseamnă că și tu ești, că n-ai cum să-l înjuri pe tu. Adică e o chestie de... Și a, a, așa funcționează serviciile. Mă rog, e un sistem foarte complex pe care, pe care îl înțelegem foarte greu. tot încercat să-l deslușesc. Eu însum, exprimându-mă, tot Corneliu Coposul mi-a spus, zice, fii atent aici, dacă te exprimi liber, serviciile n-au -au ce să-ți facă și nici nu te racolează, că nu le plac oamenii care vorbesc și cu asta am scăpat de, de, de servicii de orice fel, știi? mă rog, e o, o, filozofie întreagă de aici care se desprinde și revoluția a tulburat foarte mult societatea românească. Vreau să vă spun că este ultima revoluție europeană, pentru că ce înseamnă revoluție? În primul rând termenul e împrumutat din astronomie, ca, multe, ca, mulți alți termeni, așa. Nu seamănă deloc nici cu revoluția engleză de la 1689, nici cu cea franceză de la 1789, nici cu cea americană, nici cu cea cele trei revoluții ruse, din 1905, din februarie 1917 sau noiembrie 1917, a fost atipică, pentru prima oară s-a folosit televiziunea și mi da. mijlocul de comunicare în masă și este ultima revoluție și ce înseamnă revoluție? Înseamnă că se schimbă sistemul cu totul, adică sistemul constituțional, gândește că înainte eram unicameral, aveam Marea Adunare Națională condusă de Nicolae Josan. Cea pe care o invocă Ceaușescu cu ultimele lui cuvinte, El, are dreptate acolo pentru că el prin Constituția ușisă de la 1966 el răspundea doar în fața Marii Adunări Naționale. Deci el a avut dreptate când zicea, eu răspund doar în fața Marii Adunări Naționale. nu, a are tribunalul. Și nu vreau să spun că, n-a mai, fost un tribunal, mai stat nicio, pentru cei care ne urmăresc, n-a mai stat nicio altă revoluție, chiar și cea de la Kiev din, din 2014. Mai da, fost revoluție pentru că sistemele au rămas identice. Președintele s-a certat Ianucoviș cu Iușcencu, atunci Parlamentul Rămează a rămas la locul lui, Curtea Constituțională nu s-a schimbat sistemul politic și constituțional deloc. Deci în momentul da. în care apare o revoluție trebuie să schimbi ceva la nivel constituțional. Atunci este revoluție. Deci Revoluția Română este ultima revoluție din Europa până în zilele noastre, de, sunt 34 de ani de la Revoluția asta din 89, românii s-au maturizat enorm în perioada asta pentru că au trecut prin foarte multe cicluri electorale au înțeles cum funcționează partidele politice libertățile toate de mișcare, de exprimare de asociere de, 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 a, de a te alege și de a fi ales și funcționăm în situația asta cumva incertă pentru că noi nu suntem, nu ne, nu, nu ne, regăsim încă, nu știm ce suntem orientali, occidentali, balcanici, slavi, malatini e, e și brambureala asta din, suntem oricum la granița imperiilor, oricum am dau și din am fost așa, tu știi mai bine, studiind mai bine decât mine istoria. așa și... Ar fi multe de povesti, cred că mai putea povesti, cred că 10 ore aș vrea într-un podcast următor sau poate chiar când mergem acum în Tenerife să povestim un pic de partea cu, cu prima ta căsnicie cu socrul tău securist care a devenit uh, uh, sie după revoluție, nu Da, general. general. Și care mi-a propus și, 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 și mie să intru în sistem, să, să mă fac o... să te fac ofițer de superior de, superior Major, de securitate. Chiar. Sunt multe, multe de povestit, povestea lungă, ne oprim aici că e destul de, de târziu și a trecut aproape 4 ore, 3 ore și cred că 3 ore și jumătate. trei 3 ore jumate în care n-am aflat, n-au aflat alții în, 20, în 34 de ani de adevărul de la Revoluție, n-am aflat nici noi astăzi, am povestit niște lucruri, am punctat, am punctat ce se întâmpla și ce a declanșat Revoluția, nu știm încă dacă a fost Revoluția furată, dacă cât la sută a fost revoluție, cât la sută a fost clar că a fost și revoluție și lovitură de stat, clar, clar, că au tras și securitatea și armata și alte organe de represiune ale statului român, clar că ni se ascunde adevărul din anumite motive, Sorinda, clar că cei care au fost implicați în revoluție mai fac parte și acum din statul paralel și încă mai sunt la butoanele României. Există o are de ce, Ștefan? Pentru că așa funcționează. Unele uh, chestiuni sunt Dar prea... trebuie să știm de cine au murit mult... colegii, frații, sunt mult prea copii, dramatice. Părinții. Pentru că tu primești, tu ești securist, da? Și tu primești un ordin să te duci să împuși pe cineva. Și pe urmă, se, întâmplarea face ca sistemul tău de securitate, tu dacă, dacă respecti ce ordin, prim, primești un ordin, dacă respect ce ți se spune... Crezi e... că ei s-au spus să tragă în copii mici? Uh, nu, dar au tras aiurea, ți-am zis la foc automat, că tu nu știi cum pui, eu am avut colegi de armată și știu că uitau să pună foc cu foc, deci la e mai trei poziții. Uh, foc cu e foc, o acolo care au mișcă uh, dupre... uh, uh, Pauză, stop și foc automat, foc cu foc, uh, foc automat și pauză. Și dacă tu o uiți în loc să o pui foc cu foc, o pui pe automat, ai un recul extraordinar, dai tot încărcătorul la dar odată ai apăsat așa cu trrrr, și s -a, a trimis, ți-a zburat AKM-ul din mână, care un, Știu un ce recul spui, extraordinar, eu, eu am văzut să Înainte de a fi Rafale în Timișoara, că iar revin și ar nu-mi place și iar mă înfior tot, înainte, când, înainte când trăgeau ăștia din diferite poziții, din pădurea, din, spate, din din spatele catedralei sau de pe blocuri sau asta, au pușcat strict un singur copil pe umeritatea lui, adică nu era o rafală sau ceva, a fost un sfoc tras într-un copil mic de 3, 4, 5 Ce ani. Ce ar putea fi explicat generalist vorbind? În momentul în care încep să devoalezi unii responsabili, ăia vor devoala mai departe și -a în ajunge, momentul ăla da. vor trage un întreg sistem după ei. Nu, dar... Tocmai de-aia s-a preferat punerea Batistei pe în afară de niște uh, cazuri minore când au fost dați de ochii lumii în uh, primire exact procesele torționarilor comuniști care s-au întâmplat la 20 și 30 de general, ani. Generali ăștia care au fost de securitate și au condus oprimarea populației și represale și nu știu ce și au găsit un loc călduț pe la Romața, pe la nu știu unde, pe la nu știu unde instituția astea de stat cu pensii de 10 de mii euro. Știi că, să știi că reclamația asta sau observația asta sau nemulțumirea asta a, fost și în mo momentul căderii nazismului. Când statul german a trebuit să se folosească de specialiștii aia care făcuseră anumite crime, anumite nelegiuiri, dar pe legea lor și pe ordinele lor funcționează, funcționează impecabil. Că vine o altă lege care spune că n-ai voie să tragi la ordin. Nu e tot aia revoluția română cu nazismul. nazismul nu, e un vreau să spun că, da, au de... mai existat cazuri în istorie. Deci, tot de asta, sistemele securistice țin cu regimul în funcție. Pentru că știu că dacă se schimbă, ea care vine, o să-i tragă la răspundere. Deci, sistemul lor nu-i trage la răspundere, că ei au respectat ordinul. Nu, dar s-a ajuns la uh, situația în zile noastre că serviciile astea secrete controlează uh, parlamentul și guvernul că Ceea ce nu e normal, eu, adică n ar trebui guvernul să controleze serviciile sau parlamentul să controleze să serviciile. La cum arată clasa politică românească, am început să mă rog să existe un control din partea unor oameni mai deștepți. Și, din păcate, nu prea, nu prea e controlul ăsta, sau nu știu, cred că sunt proști și la servicii. Nu, și cred că proști de la clasa de politică. De deci nu, nu se folosesc de ei, Ștefan? Adică de ei au și uh, uh, permis corupților și proștilor să, să, prindă funcții de conducere ca să poți să-i controleze și să-i șantajeze așa cum vor ei. Că nu poți să șantajezi să controlezi un om deștept și necorupt și cinstit. n cum să cu ce să-l șantajezi sau cu ce să-l controlezi. Că ai deștept și gândește cu capul propriu. Când pui acolo un prost, un nu știu, un analfabet care a făcut și-a dat bacul la 40 de ani, normal că poți să-l controlezi cum vrei tu. Da, este o, o chestie. Încă o dată spun, tu ca securist primești un ordin. Dacă nu-l faci, dacă nu-l execuți, te paște curtea marțială. Dacă-l execuți, oia care vin după tine te condamnă. Ce faci? Deci ești în situația soldatului rus acum după front. Acum în, în, în Ucraina uh, 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 sunt unii în spatele plutonului care atacă și dacă dezertești și te întorci înapoi și nu vrei să împuști ucraineni, te împușcă o, Au ofițerul, mai fost situații Și tot domnul Brucan a avut la un moment dat o relatare care spunea în felul următor: Când s-a schimbat trenul puterii, noi știam mersul trenurilor și era în gara. Și l-am prins pe următor. Nu numai noi l-am organizat, ar fi putut să spună Brucan. Este ceea că... ce a spus și Caragiale și Constantin Tănase la vremuri noi, tot noi. Dar, vezi tu, până la urmă, și Brucan și toți marii regizori, mă rog, Iliescu are 91 de ani. 93 chiar. 93 de ani, e născut în 1930, 30, da așa uh, cumva pot mor și ei după, bea, după moartea Probabil lor Probabil când vor dispărea știi? toți cei direct implicați vom avea o mai mare și există expunere și... nu neapărat claritate că, și nu știu cine ar mai fi interesat decât istoricii care vor studia arhivele oricum toate astea sunt uh, se discută care... pasionat până acum până astăzi teme de al doilea război mondial cu siguranță cu vor exista de atunci cât timp va care... mai fi un bunic în amintirea familiei mor la revoluție o pierdere, o durere acolo, tot va exista Uite, interes. Uite, cazul Kennedy, cu uciderea lui Kennedy, s-a făcut comisia Warren, care a cercetat și tot n-au desecretizat tot. Nici acum nu știe societatea americană sau... Cine l-a omorât pe Kennedy? Cine l-a omorât din ce motive l-a omorât, omorât, mă rog. Există... există dorința asta de dreptate publică. Cel mai probabil, eu cred că nu va fi împlinită în cazul Revoluției Române. Nu vor fi trași la răspundere responsabili. Și, și oricum e o ecuație foarte complexă cu foarte multe... Deja, cum a zis și Iliescu, care a fost principalul responsabil, are 93 de ani. Ce să-l mai tragi? Ce să-i mai faci la Iliescu? Așa sunt și generalii ăștia de securitate care au devenit general de serie după Revoluție și care și-au găsit un post călduț într-o instituție de stat și cu o pensie specială de 10-15.000 de euro stau bine mersi și își văd de lor cu conștiința împăcasă, dar Dumnezeu e sus și nu plecăm niciunul de aici cu datoriile ne neplătite. Oricum, e bine ca în viață fiecare dintre noi să facă ceva. Poți să, să scapi de justiția de pe pământ, dar de justiția divină nu o să scape niciunul niciodată. Iar cât ești pe pământ, e bine să nu mai accepti niciodată să se întâmple lucrurile care au dus la Revoluția Română, cel puțin în rândul populației. Adică să înțelegem chestia asta că libertatea expresiei e un dat al omului și la chestia asta n-ai voie să renunți, indiferent ce ți se propune la schimb asta e ne nenegociabilă. Pentru unii o valoare, pentru unii. Mă rog, nu, în momentul în care nu mai există opinie diferențiată, atunci ai produs dictatură. Uh, și pe toți în astă lume sunt supuși puterii sorții, deopotrivă îi stăpânește raza ta și geniu morții. La același șir de patin, deopotrivă fiind robi, fie slav, fie puternici, fie genior neghiobi. Deci care e concluzia? Ai vrut să zici că cu, concluzia? Deci, zisoarea întâi a lui Eminescu. Asta să e concluzia, nu? Vrea concluzia. Da, eu nu regret, personal nu regret, nici că am participat la Revoluție, nici că l-am dat jos pe l-am dat jos, și impropriu, că l-au dat alții forțe de o mie de ori, am spus, mă simt ca musca pe juc din uh, fabula Ai fost și acolo rotiță în tot angrenajul ăla. Uh, am fost uh, am avut propria mea viziune, n-am fost dirijat de nimeni și n-am respectat niciun ordin al nimănui. Așa am considerat că trebuie să fac Și așa fac în continuare Ne-am scris pe un drum Să mergem alături de Curentul democratic, de curentul Libere expresii. Pentru lucrul ăsta merită, ținută minte Istoric vorbind Că da, au fost niște sacrificii acolo Pentru a se dobândi democrația Democrația care ne-au arătat Tot cei 34 de ani scurși după Să învață, nu se întâmplă Deodată, și noi încă suntem La vârsta școlară cu democrația. Și uh, democrația e perfectibilă prin participare, dacă este participativă, dacă fiecare dintre noi se implică cumva. Da. Dacă stai deoparte la acasă și scapul sca pe geam din când în când și te miri, atunci îți meri soarta. Deci trebuie să ieși, să comuni, să scrii, să uh, faci presiuni sociale, să. Te constitui într-o grupare mai mult sau mai puțin, în funcție de eu ideologia am, ta? Eu am concluzia, ea aparține domnului Neagu Giovara, când o să plece comunismul din România. Silviu Brucan spunea că vor dura 20 de ani. Au trecut de mult cei 20 de ani da. și se vede că încă n-a plecat Dar n -a zis, tot. Că comunism, a zis că pleacă comunismul, adică până nu, ne vom mă, reveni. vom înțelege democrația. Da. Daru, spus. Domnul Neagu Giovara, în schimb, nu știu, poate posibil să parafrazez, dar asta aș pune o drept concluzie. Până vor dispărea și ăia care i-au cunoscut pe ultimii care au cunoscut vremurile de atunci, tot va rămâne aici un germen. Biblia ne dă exemplul lui Moise care a încercat să schimbe generația asta de evrei sclavi care fuseseră sclavizați în Egipt și care au mers până de șer 40 de ani până când toți, toată generația, toate generațiile vechi au murit, inclusiv Moise. Da. Și așa și la noi, până când nu va dispărea ultimul, Cine. inclusiv eu, probabil că și eu, îți dai seama, am stat 20 de ani sub comunist, am și eu ideologie comunistă vrând nevrând, am fost educat de comuniști, am ieșit în mitinguri de-a lui Ceaușescu, m-am îmbrăcat în pionier, în, pionier, în straie Cine, ce înseamnă de... înseamnă că ar fi bine să nu întrerupem democrația până atunci, până reușim să o învățăm. Da, trebuie exersată și ți-am zis cu participarea fiecăruia. Oricum, îți mulțumesc mulțumim, Sorin, că te-ai gândit la ideea da, asta. Da, sunt așa un pic dezamăgit că n-am reușit să, cum să zic, să parcurgem nici măcar 10% din ce s-a eu... întâmplat. Sau asta, pentru că au fost atâtea evenimente și așa de complexă situația încât, cum ai zis tu, noi suntem așa, niște picături într-un într-un ocean și uh, e trist că am încercat și eu și tu și Damian să citim, să studiem. Sunt foarte multe cărți scrise intenționat ca să distragă sau să da, ducă nu, să, în altă să, direcție. Sunt foști ofițeri de securitate uh, și uh, toate materialele astea publicate după Revoluție majoritatea au fost să manipuleze și să ducă într-o direcție greșită adevărul. Sorii, știi? noi trei ne uităm la un accident auto și fiecare dintre noi dăm Bede, o declarație. era un, și un film mișto așa că arăta un, mai știu ce un atentat și fiecare a văzut, prin arăta în ochii și mai mult ea. decât dacă eu primul zic băi da ce viteză a avut ăla chiar dacă la mergea încet vă, veți prelua și voi și veți spune și voi da domne ce viteză au și la declarația pe care o dați primit dacă avea viteză și mergea cu viteză că ați auzit la mine deci cumva avem fiecare e propriu. foarte ușor de manipulat da, și gândește-te că noi suntem vulnerabili mental fiecare dintre noi suntem influențați de experiențele proprii din copilărie de poveștile pe care le-am auzit de interpretările de cultura fiecare, Adică e, e, foarte greu să tragi o rezultantă care să convină și chiar dacă ai trage-o, tot s-ar găsi unul ca ce e o prostie, domne, ce zic ăștia, eu nu cred în asta, știi? Da. Ceea ce am încercat noi să facem a fost să arătăm principalele direcții de gândire despre Revoluția Română, să le prezentăm oamenilor niște piste pe care sunt liberi să le dezvolte dacă vor să afle mai multe despre subiect, Asta e un material e. foarte mult, material foarte mult și filmări de la revoluție și mărturii ale celor care au participat pe YouTube, băgați revoluția română, cronologie și găsit sute de, de mărturii și de filmări și de podcasturi și de tot și oricum cu istoria României ante decembrie, înainte de decembrie 1989, aveți pe canalul meu de YouTube un videoclip România, fica Chinei și sora Coreei de Nord în care explicarea era conjunctura și cum a ajuns Ceaușescu în situația asta de capăt. Gândiți-vă că el anunțase în 1989 că poate să facă bomba atomică, ceea ce era perfect credibil. Și aveam, aveam și industrie de apă grea, aveam, aveam fabrică de apă grea. Ștefan de dacă găsiți unul cu Dacia, nu dați click. Da, cu ăla cu Dacia nu, nu. Așa, și ce aveam la Halânga cea mai mare fabrică de apă grea din Europa. Așa, exact. Aveam un reactor nuclear la Măgurele, ăsta pe care îl conducea Valentin Ceaușescu și încă unul la Colibaș. Uraniul ăla rezidual, cu ăla puteai să faci, să-l mai transform, să-l faci, să faci o bombă atomică. Ceaușescu se spune că ar fi anunțat la o conferință în Ungaria în septembrie 1989 Că România este în stare să facă și bomba atomică. La un Consiliu. de Au fost de niște stal... exerciții comune, militare, făcute Așa în Și a anunțat că România poate să facă bomba, ceea ce a devenit o, o frică. La vremea respectivă erau doar cinci puteri nucleare. Asta din Consiliul Permanent al, consiliu, al, al ONU. Consiliul Permanent din Consiliul de Securitate Permanent al ONU. Adică Marea Britanie, Franța, Statele Unite, Rusia și China. Acum mai apărea una a șasea, România, care să facă bomba atomică. Bine, acum au și Pakistanul, și India, și Corea de Nord, și Israelul, cel puțin cum declară și sunt un unanim acceptat. Deci, bomba asta atomică a fost iarăși un motiv pentru care Ceaușescu într întrunea condițiile s dat jos, zicem noi. Sunt mai multe ipoteze și cu siguranță subiectul este inepuizabil să un, așa. Un principiu care a funcționat bine în istorie de-a lungul timpului este vechiul principiu roman cui prodest. Cui folosește? Când se schimbă ceva, cui a folosit întâi? Cu explicațiile astea cel puțin poți să găsești măcar o parte din Acelor care au fost implicați direct să-l dea jos pe au, -au fost, profitat cel mai mult după, unii au fost profitori după de, Revoluție. Profitori de Revoluție, industriile alea care erau, erau între noi fie vorba, erau vechi, nu erau competitive, nu produceau nimic. Mă rog, nimic. asta am subliniat. Hai să încheiem că ți-am zis că e subiectul inepuizabil și mai putem sta toată noapte aici. Oameni bune, asta a fost podcastul de, de astăzi. Am încercat să subliniem niște fapte care au fost văzute prin ochii mei și al lui Ștefan la Revoluție și Damian prin cercetările lui de istoric, de pasionat de istorie, nu? Pasionat de istorie. <laughs> că nu-i place să-i spui <laughs> istoric. Recunosc că e unul dintre subiectele pe care mă simt cel mai puțin comod, tocmai da. pentru că sunt destul de multe sunt nebuloase. Una și doi e foarte stufos și nu știi, adică... Con -ă, declarații contradictorii ale participanților la același eveniment, că a fost în securitate, că a fost în miliție, că a fost revoluționar, că a fost în armată, oamenii se contrazic între ei. De deci a fost un, un haos intenționat făcut ca să nu se afle adevărul. Astăzi, și atunci, despre Revoluția Română, găsești argument pentru aproape orice teorie. Exact, exact, da. Asta a fost podcastul de astăzi. Mulțumim frumos că a stat alături de noi 4 ore sau aproape 4 ore. Ne vedem uh, în Tenerife După în Formula 3 Pentru da. că n-am uitat de al doilea podcast cu Daci și Romanii Latinizarea mai mult. poporului, poporului. Da, cu Romanii, tura da. asta da, exact. Mergem pe, după, după Getica De la Pârvan Ce vrea da. să facă Pârvan deci urmăm în, și în aceeași aici. formulă de 3 ne vedem după sărbători Probabil în ianuarie, nu? Exact. Domnule ajută o seară minunată Să ne vedem cu bine, să ne auzim cu bine